Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Eu nu fac așa, da. Ce te uiți? Cum, nu te-ai luat de doamna aia care-i tușea copilul? M-am luat de o doamnă, dar în pauză. Ce nu pot să înțeleg este de ce ai vrea să faci o poză proastă într-un spectacol, adică doar ca să bifezi faptul că ai fost acolo. Ce nu înțelege lumea este că suntem, că e o experiență foarte fragilă pentru noi. Noi ne conectăm foarte mult la suflarea ălora din sală. Suntem foarte preocupați de ce se întâmplă și ce vine de la ei. Gagiule, fii atent, te rog eu, ieși afară, du-te, ia-ți banii pe bilet. Nu, deci nu, e ceva. Ceva e rău cu tine, tu n-ai înțeles ce se întâmplă. Mie mi-a fost mereu destul de greu, pentru că mereu am trăit cu senzația că muzicienii mă consideră actor, actorii mă consideră muzician. S-a mixat în Germania și când a ascultat inginerul de sunet a zis: toboșarul vostru e mic de statură, îi plac gagicile altora și are mașină mare. Teatru este o experiență care cred că ar trebui să devină din ce în ce mai scumpă într-o lume dominată de AI. A rămas versul ăla în cap cu... Am să-mi trag un glonț în cap și am să-mi fac o gaură și am să văd lumea prin ea într-o altă aură. Un copil mi-a spus: Tudor, ce, eu de unde să știu ce e bine și ce e rău dacă eu de la 5 ani am crescut cu telefonul în mână? Am învățat foarte mult de la maică mea, dar i-am făcut viața grea, recunosc. Adică nașpa, săraca femeie, a fost traumatizată de foarte multe ori de mine, recunosc. Ce ai găsit? Crezut că e ceva la noi. Nu e. E... Opa, s-a stricat masa. Masa noastră de la atelierul Meguș, cineva a lovit-o. Sau ați fumat pe masă. Altfel nu pot să-mi explic ce e aici. Nu știu. Am sperat să fie o musculiță. Dar nu e. E chiar o lovitură. Oricum, le mulțumim oamenilor de la atelierul Meguș pentru masă. Bine te-am regăsit, vrei? Am auzit că ai bancuri noi, că te-ai întâlnit cu medici. A, da. Da, te rog frumos. Băi, a plecat grupul. Da, au uite, venit... pare așa că sufer. Da, chiar da. Sufer, îmi pare da. Rău, pentru că am avut un cantonament ăsta de 5 zile. Așa. Eu le zic, domnii doctor, nu sunt chiar toți medici, da. Dar cei mai mulți. Da. Și este o atmosferă convivială și îmi crește inima când îi văd și când stau cu ei. Și chiar dacă am tot felul de interdicții lichide mai ales... Da, și din celelalte, e plăcut să stai cu ei la povești. Da, poți să bei apă multă. Așa, asta fac. Treci la obiect, treci la banc. La banc, da. Stai ce-am zis. Așa, că e un banc cu un cetățean care vine la medic. Da, evident. Și spune: domnul doctor, am o problemă, dar mi-e și jenă să vă spun. Păi, spuneți. Nu e om în toată firea și fac pe mine în pat. Cum așa? Noaptea, în somn. Păi știi cum? Păi, mă culc, adorm și încep să visez. Și în vis vine un pitic. Și îmi zice: hai să facem pipi. Și fac pe mine. Medicul zice: da, e ciudat. Am vreo șansă? Da, e o variantă. Vă concentrați în somn. Așa. Asta e. Adormiți, mă rog, și dacă vine piticul și vă spune: hai să facem pipi, îi spuneți: nu facem pipi. Răspicat. Nu, ok. Ies omul din cabinet, se întâlnesc pe stradă după câteva zile. Medicul zice: e, cum a funcționat? Ce, nu cine știe. Păi cum? M-am culcat, am adormit, am început să visez, a venit piticul și a zis: hai să facem pipi. Și i-am spus: nu facem pipi. Și el a zis: bine, hai să facem cacă. Râd colegii în studio. Așa e cu domnul. Dar au promis că revin. Știi pe ăla cu soția care stătea și l-aștepta pe domnul care a fost noaptea cu băieții, l-a băut nu știu ce, și în timp ce l-aștepta, nu știi? Da, și stătea doamna, că nu, o oră, două, trei, pe la 12 noaptea s-a apucat de niște integrame, rebus, mai făcea, mai completa, mai nu știu ce, 3 dimineața se deschide ușa, apare ăsta, o vede cu mâna pe integrame sau pe rebus ce era acolo, ea ridică o sprânceană și zice: unde ai fost, porcule? Și el: din câte?
Ai, ai, ai. Și la unii nici nu-i bani. S-a văzut, da, așa? Da, 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 da. Știu cazul. Da. Excelent. Mi-au spus multe și... mai unul cu vasul care se apropie, intră în dană, intră în port, mă rog, se pregătește să acosteze. Marinar de pe mal strigă sus. Aruncă parâma! Pauză. Aruncă parâma! Nimic. Aruncă, bă, parâma! Pauză. Do you speak English? Zice, yes! Atunci aruncă, bă, parâma! Cum se spune asta în engleză? Oare cum o fi? Da, eu mai știu cum e. Parâmă, da. Am știut că am tradus două volume din trilogia lui Golding. Și trebuie să înveți toți termenii marinărești, nu? E cam înveți. Dacă ai o traducere cum am avut eu cu două volume din trilogia marina lui Golding, păi înveți la un moment dat, dar devin cunoștințe pasive. Cam da. Aștept de praf. Ai învățat aia cu tribord, babord. Da, 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 care... și cu pupa, prova. Da, toate astea cu tambuchi, grement, vela mică, vela rândunică, toate astea. Și în română e greu să le ții minte pe toate dacă nu ești de meserie. Și te-ai uitat pe vas să vezi cum arată vela mică și vela rândunică. M-am uitat, da, da, am căutat, da. Asta era, traducerea am făcut-o într-o perioadă când internetul nu era atât de... explorator și nici posibilitățile noastre nu erau mari. Și cum ai făcut? Te-ai dus la bibliotecă să iei un aveam și Webster-ul, aveam și alte dicționare englez-englez și, mă rog, și exista și un dicționar englez-român mare, așa, plăcintos și am apelat și la el. Da. Sigur că acum e mult mai simplu. Oh. Te duci pe net, nu? Da. Da. La o inteligență artificială, pa. La asta nu. Încerc să stau departe. Acum, când e mai simplu să traduci, acum am lăsat și eu. Da. Nu e chiar așa de simplu, da. Hai să-ți mai zic unul, suntem veseli. Aia mai simplu. Da, așa. Nu știi pe ăla cu soțul și soția la cumpărători și ai zice, hai să luăm covorul ăsta, dragule. Și el se uită la ea și zice, prea mult lux, poți să zbori și pe mătura. Da, bun. Așa, frumos. Tărâmul poveștilor. Da, 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 da. Da, mă, să nu mai fim răutăcioși. Ce ai făcut? Păi m-am îngreșat. Asta în urma deselor întâlniri. Așa? Cu cât te-ai îngreșat? E destul, depinde la ce raportez. Da, depinde la ce raportez. Dacă raportez la ziua când am ieșit de la TI, sunt cam 8 kg. E adevărat că atunci aveam mult mai puține. Da. Da. Sunt vreo 2-3 în plus față de când mi-ar plăcea mie, adică am trecut de pragul celor 80 și vreau să mă potolesc acum că au plecat și domnii doctori și o să am alt regim. Cine a trimis poze cu gogoșele? Ți-am trimis, nu? Da. Da, da, da. Din asta, din setul nou? Cum adică din setul nou? Că există set nou și set vechi? Ah, ți-am trimis setul vechi, am impresia. Da, deci... am revenit așa, cu ascult. Această ofertă. Bine, da. Eu, cum să spun, m-am bucurat mai mult de bucuria lor, deși una am mâncat și eu gogoșele. Așa, păi da, iată, aici voiam să ajung, da? Da? Nu poți, adică da, chiar așa, te legi cum funii de catarg, da. Da, iau-te gogoșelele cum stau ele aici. Câteodată câștigă circe. Da, gogoșelele cum stau ele înconjurate de patru sosuri. A, ele sunt mititele. Astea recente. Astea recente, ia, da. Ia, și stăteau ele mititelele așa. Astea da? Sunt, da. Astea sunt. Înconjurate de dulceață de vișine, cred, da, așa, de Nutella. Nutella, da. Frișcă și smântână. Așa. Săracele mititelele. Bietele. Cum stătea bietele. Da, da, da. Ca să le fie mai ușor. Și tu ai luat de aici doar... Eu am luat doar o gogoșică, atât, fără nimic. Cu ce? Cu nimic. Cu nimic? Cu ea însăși. Cu ea însăși. Atât. Da, da, da. Acolo. Și aici văd niște... Păi nici nu știu ce sunt, stai un pic. A, sunt aperitivele, o asta parte din aperitivele. Da, da, da. E niște tartar de vită, sunt niște melanțane parmigiano din alea mici, așa, așa, niște brânză camembert. Și aici am mijlocie, scuză-mă că te întreb asta. Alea din hârtie sunt bucăți de brânză. Alea din hârtie, deci din interiorul hârtiilor sunt bucăți de brânză. Da, și nu știu acum, cred că măsline pane, cred că așa ceva. Da. De groază. Și între ele a fost un fel principal, evident. Ce ai luat la felul principal?
Păi cred că am luat Branzino, la Unicovero. Da. Branzino Bellini, așa. Care e un fel de lup de mare făcut de ei la Bellini Garden, unde aha. ne strângem noi de obicei în această structură. Aha. Da, sănătos, cu legume la grătar, mă rog. De ce la brânzică? Cărniță. Branzino, măi, ai... Nu, Branzino a fost prima dată, astea, Branzino. La gustări ai luat brânzică. Ai luat vinete gratinate, așa arată. Una mică. Mică, atât. Da. Serios, erau minuscule. Serios. Niște salămiori de la italian. Aia nu cred că am luat. Nu, ai luat? Nu. Niște măsline, da. Două, trei măsline. După care ai luat un pește. Da, cu legume. Așa, cu legume. Oh, legume. Mega sănătos, da, adică... Da, așa. Și ai stins totul cu, cu o gogoșică? Și cu apă. Și cu apă. Multă apă, da. 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 Domnii beau vin. La cioră. Doamnele sau... unele beau prosecco. Mai între, la noi ora de adunare e 7:30. Da. Iar ăsta a ajuns să fie numit biroul. Da. Ne vedem la birou. Deci la birou înseamnă acel local în care mi se permite să stăm cam cât avem chef. Da. Da. Dar e foarte frumoasă atmosfera. Deci e un grup de care noi ne-am lipit relativ recent. Eu la sfârșitul decembrie, Tirina prin februarie, cred. Da, sunt minunați. Și deja avem planuri pentru, pentru vară, pentru sfârșitul primăverii. Ei se întorc în tot mai. În același birou. În același birou la sfârșitul mai, după aia s-ar putea să mergem noi 2-3 zile la München, unde sunt doi dintre membrii grupului. Așa. Și să stăm un pic cu ei, mai să ales luăm branzinii din astea. A, așa, nu, și dar vurști, și ziua ceva. Lui, a domnului doctor, e și ziua mea și suntem la o săptămână distanță și poate ne întâlnim undeva între cele două zile și ne sărbătorim unul pe celălalt. Da, e bine că, uite, ai o convivialitate de asta cu totul neforțată și relativ neobișnuită, eu nu știu multe cazuri, ori mai fi, dar nu știu eu. De oameni care conservă o legătură după 4 decenii și ceva de la terminarea facultății și își păstrează prospețimea și au mereu ce să discute. La Lugoj ai fost? Am fost. Cum ai fost? Am fost și am trecut și prin Caransebeș după cum probabil că vei fi aflat și tu. Da, dar am aflat puțin. Adică am mâncat 3 ișlere, câte unul în fiecare dimineață. Așa, da, să știi că eu am avut mai mult de 3. Știu. Pe restul s-au mâncat, cum ar fi, dar nu eu m-am abținut. Okay. Și am luat și eu, că am măsurat 30 de grame de tort doboș. Cu glazură sau fără glazură? Cu glazură. Cu glazură. Ăla-i doar, fără glazură nu-i doboș. Glazură s-a luat, ca să zic așa. Da. Și la Lugoj ce ai mâncat? Pentru că... La Lugoj n-am mâncat. Ce-a făcut vărul? Ce-a făcut vărul? N-a făcut nimic. Soția lui a comandat unei doamne de acolo din oraș. Așa? Niște bagli. Niște bagli. Eu am vrut doar să vă explic cum a ajuns înapoi cu kilogramele. Asta era tot. A, nu, chiar... nu m-am atins de ele. Jur. Te-ai atins de bagli, nu? Nu, pe cuvânt. Pe cuvânt. Am gustat un pic de doboș. Așa. Aproape jumătate de felie, iar doamna Cristescu de la cofetăria Select din Caransebeș, care este adorabilă, pe lângă că e mega pricepută, mi-a făcut o surpriză. Noi am anunțat din timp că venim și avem nevoie de următoarele. Și m-a așteptat cu 3 tăvi, de una cu ișlere fără zahăr, așa. Alta cu crem și nici fără zahăr, da. Alta cu Greta Garbo fără zahăr. Greta Garbo nici nu știu ce e. O prăjitură cu un pic de gem, cu mai multe straturi, cu ciocolată. Aha. Da, mai am o treime de tava, din tava de Greta Garbo, restul s-au fumat. Și era Greta Garbo. Da. Incredibil. O să întreb dacă n-au și Anita Ekberg sau Habana Marlene Dietrich. Da, Rosamund Pike. Și cam așa a fost. Deci din alea cu zahăr, foarte puțin am gustat un ișler cu zahăr să văd diferența. Și care era diferența? Se simte zahărul, evident. Dar am fost foarte mulțumit că le-am avut pe alea pentru diabetici. Și verii mei au vrut să-mi fac o surpriză și m-au așteptat cu o tavă de bagli cu nucă și cu mac, jumătate. Numai că alea nu erau cu zahăr, erau cu fructoză. Ceea ce complică un pic lucrurile, că fructoza e unuia nu mi sună bine și nu e recomandabilă. Așa că, dar din dar se face raiul. Le-am trimis și eu mai departe. Dar gestul a fost frumos. La Lugoj
am venit de la Timișoara, că de fapt ăsta a fost punctul important al deplasării. A fost salonul de carte Bookfest, unde ne-am făcut numărul, noi cei de la Humanitas. Am avut două lansări, două-trei sesiuni de autografe, două întâlniri cu elevi. Foarte interesant. Foarte bine. Și pe drum am oprit la Lugoj, am și rămas o noapte acolo. În seara de înaintea nopții petrecute acolo am fost la volei, că am zis că poate cine știe. Ai fost la volei? Am fost la volei, da. A jucat CSM-ul cu voluntari și au pierdut, din păcate. Cam așa. N-a folosit la nimic faptul că am fost și eu acolo. Poate din potrivă. Mă gândesc, că, mă gândesc că da, pentru că eu din greșeală, din nimereală, m-am dus cu un tricou care semăna binișor cromatic cu echipamentul celor de la voluntari. Asta e, se mai întâmplă câteodată. N-aveai de unde să știi treaba asta. Nu. Da, dar a fost frumos. A fost frumos, intens, activ, fără să forțez nota, că am spus că nu mai forțez nota niciodată. Și mi-a părut bine că primăria din Timișoara a organizat lucrurile astea cu scriitorii prin școli. Și știu că Gabriel Liceanu a fost la Loga, care e unul dintre liceele cele mai bune din oraș și cred că și din zonă. Ioana Pârvulescu a fost la rândul ei la două școli și a avut o altă întâlnire cu elevii de la a treia școală, din ce țin eu minte, la cafeneaua din incinta Bookfest-ului, unde se pot strânge niște zeci de oameni. Iar eu am avut un drum, o întâlnire cu elevii de la liceu Auto, ceea ce te pune inițial, cel puțin într-o situație delicată, că te întrebi, da, ce discuți tu cu băieții care sunt din familii, de mediul rural, cu posibilități reduse, și după aia îmi dai seama că asta e miza, de fapt. Pentru că la liceele importante și unde părinții copiilor au bani și posibilități, e simplu. Dar aici e interesant să-i atragi un pic spre carte, spre discuție, spre descoperire, spre fructificarea curiozității pe cei care nu sunt obișnuiți cu exercițiul ăsta. Cu atât mai mult cu cât eu am fost întrucâtva privilegiat, pentru că unii mă știau de la sport. Păi da, de la și televizor. Ați început de la fotbal. Nu, dar am trecut și prin. Da. Și a doua zi la cafeneaua în Bookfest am avut o întâlnire cu elevii de la Liceu de Muzică Ion Vidu. Cam ăsta a fost programul nostru, plus o emisiune la Piper pe Limbă, emisiunea lui Robert Șerban, unde am fost cu Ioana Pârvulescu. Deci a fost plin. A avut treabă, cum ar fi. Și patru mese consecutiv în același restaurant. Ceea ce astăzi înseamnă că vom povesti despre cum mâncăm pește. O să mai vorbim astăzi despre muzică, se întâmplă niște lucruri foarte faine și o să povestim. Dar hai să începem acest podcast, că ne-a luat ceva să-l începem în mod evident, dar ne cunoașteți. Salutare tuturor, bine ați revenit la Vorbitorincii. Salutare, Radu Paraschivescu. Te salut, Cătălin Striblem. Avem ediție completă, avem invitați, avem invitat. De fapt, putem să spunem, să o zicem mai încolo? Dar cred că scrie deja pe ecran, știți când ați ales podcast. Da. O să vină Tudor Chirilă. Tudor Chirilă. O să vină astăzi, pe care l-am văzut la teatru, că așa ne-a venit ideea. Da, tu l-ai văzut, eu nu. Eu l-am văzut. Că eram plecat. A fost în felul următor, că m-am întâlnit cu el la cântare, a cântat la Europa FM în garaj. Ne-am saltat, am știu ce, și am spus întreagă, zic că Alina te-a văzut jucând la... a văzut jucând Visul American și mi-a zis că este foarte, 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 foarte tare. M-aș și după asta, da, trebuie să mergi. E regia Irinei Demian, nu? Da. E mama lui, cred că au colaborat foarte bine. Băi, da, piesa, odată că piesa e tare. Deci, okay. Piesa scrisă de Eric Bogosian e foarte deșteaptă, este un one-man show. Bun. Ok, în care sunt 9 personaje, dacă nu mă înșel. Și Tudor le joacă pe fiecare dintre ele. Și fiecare dintre aceste personaje are un vis american, cum ar fi. E un vis al societății moderne și un gol în același timp pe care trebuie să-l umple în propria persoană. Și face o muncă excepțională, pentru că
el joacă și cu voci diferite, știi, cumva, fiecare personaj. Și fiecare personaj are altă poveste. Și el te ia de mână și te duce într-o poveste în care îți spune, ce face un producer, un om care lucrează în industria filmului, care se droghează, ce face un hipster care descoperă brusc iluminarea și nu mai are chef. Ce vis are un cetățean de clasă mijlocie? Are o replică formidabilă acolo și zice, îi se încheie monologul spunând, da, am casa, am mașina, sunt bine, cred. Băi, a fost, de știi cum? Și mai are un om al străzii care, se ceartă cu niște trecători și zice acest om al străzii, ce-mi trebuie, bă, mie mașina ta? Eu am tot ce-mi trebuie, bă, eu am visul meu american. Care descrie, te lovește, iar finalul... eu cumva aveam, știam la ce să mă aștept, că mi-a spus Alina, a venit acasă așa, știi, și a zis, băi, cât de tare e finalul. Da. Știam la ce să mă aștept. Te-a pus să mi-l spui? Nu, dar data zic că a rămas, s-a făcut liniște în sală. Deci aia e, adică oamenii au rămas acolo, la locurile lor, mă dăm piesă să râde, mai să simte bine. Băi, și la un moment dat apare ceva care... îi pune în scaune așa, știi, și te uiți, mamă, noi trebuie să aplaudăm și aici, întrebare. Și noi, dar noi tocmai încărcam tot cu fursecuri și tort pentru alții. Și noi diviziunea muncii. Da. Unul care altul mănâncă. Și am ajuns târziu de tot. Știu că m-a întrebat dacă putem veni. De-abia venit să rămân de la teatru. L-am luat și pe Vladimir. Da. Asta e că ne-am și întâlnit conspirativ, așa, pe vânt, și am pus la 10, jumate. Așa, poza pe operațiune. Și oamenii au zis că ai făcut pană, că vrei. Eu. Da. Ca și cum i-aș conduce. S-a prins Iuliana, s-a prins ce făceam acolo. Da. Au mai fost câteva comentarii după aceea care chiar au amintit de Doboș. Sigur că da. Asta se făcea o livrare de Doboș. Dar încă o dată o plecăciune mare domnei Ileana Cristescu de acolo, de la Cotăteria Sele. Foarte bun. Fac oamenii aia niște lucruri de... Aveți, n-aveți treabă, treceți pe la Lugoș. Treceți pe acolo, Caransebe. Și Caransebe, și-o încerc cu... La Lugoș pentru volei. La Lugoș pentru volei și pe aia preștile la Caransebe. Ce mai făcut? Tu ai predat Libertatea de Depresie? Eu am predat Libertatea de Depresie... Azi e săptămâna, azi în ziua în care înregistrăm. Am apucat să profit de o invitație. Am tot evitat invitațiile la implicare politică până acum, dar zilele trecute am primit una. Ce ai făcut? În urmă, mărturisește colectivul. Am ce ai făcut? Intrat într-un partid. No, stai puțin, misiunea, schimbăm. Da, nu e, să facem un pic de... Uitați ce am vorbit până aici. N-am îndrituiri politice, așa. Dar de atâtea ori mi s-a spus, dacă nu te implici... Și în ce partid ai intrat? E, aici e. Adică nu vrei să anunți sau ce? În AUR. Ai intrat în AUR? Da. M-am prins. Te-ai prins. Ce prost sunt. Trebuia să mă mai joci un pic. bună asta. Episodul apare pe 4 aprilie. Da. Spunem că înregistrăm pe 1 aprilie. Da, și m-am oprit. Am văzut că te-ai schimbat un pic la față. Zic, dar mă gândeam acum, zic, stai, ce implicație are treaba asta? Da, mai facem podcast. Nu mă gândeam, zic, acum trebuie să chemăm un lider politic să sincer mă gândeam, zic, adică până la urmă nu e exclus. Să fii intrat. Este. Zic, da, dar zic, dar de ce? Că știi cum e, până la urmă trebuie să facem ceva pe societate. Să mai intre și cărturarii în partide. Să știi că au intrat unii dintre ei, au fost bombăniți că nu intră, li s-a tot pus placa aia cu turnul de filde. Stați acolo și vă vedeți de cărțile voastre când țara fierbe și are nevoie de mintea și de ideile voastre. Coborâți în arenă. Din ziua în care au coborât în arenă, unii au fost măcelăriți. Au fost făcuți albi de porci. Ce vă trebuie vouă asta? De ce nu stați voi să vă vedeți de literatură? Da, și asta a fost o greșeală a societății românești, pentru că, de fapt, am alungat oameni de la politică, iar problemele se rezolvă numai prin implicare. Păi, noi am trăit într-o fantasmagorie aici. Sau fantasgomanie, cum spunea Florin Iordache. Pentru că noi am crezut că dacă votăm pe cineva, ăia vin și se ocupă de problemele noastre și o să aibă în cap numai asta, că nu e așa. Problemele se rezolvă
pisându-i la cap. Mm-hmm. Astăzi la emisiune sunat un cetățean de la Neamț și, mă rog, vorbeam de monumente istorice, așa era ancheta Paulei Herlo despre monumentele istorice care se prăbușesc, mm-hmm. și omul a zis, fiți atenți că la noi la Piatra Neamț este casa memorială Calistrat Hogaș, unde se construiește, a zis, părerea mea, ceva nu e în regulă în ce văd eu cum se construiește, zice, mai ales la acoperiș, unde a apărut o tablă de tip click, ceea ce nu mm-hmm. cred că avea Calistrat Hogaș pe casă. Probabil că nu, dar ne amintim de Bojdeuga de la Comulești. Stai că fac, nu-i de la, de la Iași, de la Iași, Comulești, da. A sunat omul de la Bojdeuga. Mm-hmm. Dar stai să-mi termin povestea cu cel de la Piatra Neamț, că zic că așa. Și omul a zis, domnule, voiam să vă spun că nu arată bine. Și eu și Paula i-am spus, pune mâna și scrie. La Direcția de Cultură, la primărie și azi noi la Piatra Neamț. Avem aplicație, zice el, unde putem să-i spunem primarului sau consilierilor ce problemă ne doare. Și ai scris? Zic, și el, da, am scris de 30 de ori. Și zice, n-am primit niciun răspuns. Zic, scrie și a 32 ore și eventual ia și niște prieteni care să-i scrie, să-i spună că la un moment dat ceva, o groapă să va stupa, un ceva vor băga de seamă, știi? Și apropo că ziceai de... de Bojdeuca, păi ne-a sunat, că asta vorbeam și eu am zis în emisiune Bojdeuca, nu știu ce, că a fost scandal, și a sunat omul care a supervizat proiectul și zice așa, bă, zice, am văzut, dar vreau să mă ascultați și pe mine, știu care sunt acuzațiile aduse, și spune așa, noi am avut ca temă renovarea Bojdeucii așa cum a fost la 1985. Păi zic, de ce ați avut ca temă asta? Noi asta scriam proiect, asta facem. Decizia, spunea el, nu este la mine. Și în 85 avea încălzire, da, în pardoseală? Nu e în pardoseală, e în pereți. Avea, da, încălzire în pereți? Nu, dar omul a explicat de ce a pus încălzire în pereți. I-a pus încălzire în pereți pentru că, spus doamne, acolo intră oameni care vin și în condiții de iarnă, ce să facem? Să-i lăsăm fără? Mai are o priză și a zis, da, zice, i-am pus priză pentru că... sunt oameni care fac curat acolo și până acum veneam cu un prelungitor din cealaltă clădire și era destul de greu pentru omul de la curățenie. Mi-a mai spus că priza va fi mascată de pat, adică nu se vede. Undeva trebuie să te bași sub un pat. El a dat câteva explicații și a spus da, are dușumele pentru că avea dușumele în 1985 și probabil casa inițială n-avea dușumele, dar noi ce-am primit aia am făcut, a zis el. Dar te deranjează că... Asta n-am spus. Te deranjează că e încălzire acolo? Adică e deranj? Nu, dacă e să mă deranjeze ceva, mai degrabă, din ce țin eu minte, că nu mi-e proaspăt episodul, știu da. Cazul. Am impresia că exteriorul era sistematizat într-un fel care bătea spre chici. Erau niște aranjamente acolo care nu prea arătau bine, așa, pentru un ochi avizat. Eu nu am un ochi avizat, dar unii arhitecți, designeri au spus că nu e în regulă ce e acolo. E un amfiteatru aici, uite, asta e aici, așa. Da. Mă rog, astea eu le văd de la domnul Alex, scuzați. Și podeaua asta am fierbătut pe multă lume. Na, că n-avea creangă lux. Nu l-avea. Da. El spune, omul ăsta a spus așa, că... Ei n-au spus atunci, domnule, noi trebuia să readucem Bojdeuca la nivelul 1985, ceea ce nici n-are foarte multă noimă. N-are noimă. Au zis că ei au refăcut structura comunistă, ci că casa, scuzați-mi expresia, ar fi fost pierdută cumva și trecută printr-o altă restaurare care n-a mai respectat la 1912. Și de la 1912 cumva a tot urmat lanțul ăsta de general. Abar n-am să zic așa. Eu l-am ascultat. Că eu mi-am făcut datoria, a venit cineva și a fost prima dată când în spațiu public am auzit și pe cei care fac treaba asta. Nici măcar nu l-am sunat noi, a sunat singur. Okay. Și a spus, domnule, uite, asta cred eu, asta fac eu. Nu mai arată ca o căsuță. Da. Arată. Bojdeuca este diminutiv, știi? Este de la bojdă sau bujdă, care înseamnă casă mică. Da. Deci Bojdeuca era și mai mică. Și, bun. Da.
Și în orice caz e mult prea modernă pentru creangă. Că am citat cei care și-au dat cu părerea nu știu povestea asta cu anul 85, ca an pornă. Da. Dar cică creangă avea 1,90 m. Astăzi făcând documentare pentru emisiune, mă tot uitam. Și zice acolo un articol că avea 1,90 m. Ai auzit chestia asta vreodată? Nu, dar nu exclud. Era un tip. Posibil, da. Și că de-aia îi se părea lui mică căsuța aia. Nu știu, nu știu ce să zic, dar am zis să mai adaug un element în dezbatere față de ce... altfel? Altfel, cum spuneai, înainte să te păcălesc, am predat cele 71 de texte din Libertate de Depresie, să vedem dacă vor rămâne 71, dacă mă mai hotărăsc împreună cu redactorul cărții să scot vreunul dintre texte, tu vei citit o parte din el. Nu era varianta finală când am făcut noi lecturile. Ai mai băgat? În premiere. Mai erau câteva lucruri de scris și le-am scris între timp. Acolo, în orice caz, jumătate sunt texte în premieră absolută, o parte, partea a treia cu amintirile din televiziune, dar și altele. Și altele. Și ce am mai făcut? Am fost la un concert foarte frumos cu orchestra de cameră la sala radio, un concert Mozart. Cu ce Gabriel Mozart. Bine. Aia mă gândeam, eu zic că a fost un concert Mozart cu Alexandru Tomescu la vioară și Gabriel Bebeșe la dirijor și din cei trei numai Mozart n-a fost la noi la podcast și e cam târziu să începem demersurile acum. Dar foarte frumos concert, spectacol. A fost uvertura la... cu Stradivarius? Ei, de unde am stat eu nu-mi dau seama, presupun. Eu am avut un loc... chiar în fundul sălii, de unde zice-se că se aude cel mai bine. Așa, da? Nu știam. Nu știu, nici eu n-am știut, dar așa... Cineva de acolo... Nu Gabi mi-a zis, nu, altcineva. Și a fost uvertura la Don Giovanni, pe urmă concertul 2 în re major pentru vioară și orchestră, interpretat de Alexandru Tomescu și Sinfonia 38, Praga. Frumos, frumos de tot, da. Un bis din Enescu, dar chiar mi-a plăcut. Mi-a plăcut, sala plină. Ce da? Cum ar fi? Alex, da. Ce faci? Cu ce vioară ai venit? Este eu, Radu. Radu. Ăla de la podcast. Ții minte când ai venit la noi cu bicicleta? Păi rău că n-am apucat să mă întâlnesc cu Gabriel, dar data viitoare. Nu v-ați întâlnit? Nu ne-am întâlnit, nu te-ai dus am în culise? Sperat, nu, am sperat să mai stea, dar mi-a povestit că i s-a complicat o agendă care era oricum complicată, pentru că trebuia să suplinească doi dirijori care s-au îmbolnăvit. Așa că a trebuit să învețe peste rând niște partituri, să-și modifice niște zboruri, agenda lui oricum pilaf, după cum știi, și eu mă mir că el rezistă. Da, rezistă și cu... E tânăr, cum să nu rezist? Păi, tânăr fiind, a avut și el tânăr. Niște hibe. Lasă, da? Când ai sub 40 de ani, ce să... Da, cu... Are 40? N-are, nu, n-are. N-are. Da, rezist, o duci cu tinerețe, o duci cu elanul, sigur, cu entuziasmul, bei cafea. Cu pasiunea, bei cafea. Mănânci dulce. Ai toată ziua ocupată cu repetiții, cu tot felul de lucruri și ajungi acasă la 10 și rupi frigiderul, îl iei și îl dezmembrezi. Da. Dar atunci poți să ajungi la 10 dimineața și atunci nu mai e problemă. Da. Nu știu. Așa. Nu știu, n-aș vrea să fiu el. Adică din anumite puncte de vedere aș vrea. Aș vrea pentru că mi-ar plăcea să... Mi-ar fi plăcut condițional trecut să am o carieră în muzică. Mai ales în muzică clasică. Din alte puncte de vedere eu cred că el își forțează limitele enorm. Îi țin pumnii, pentru că întrebă e o capacitate. Eu am văzut altceva, din cu totul alt spectru. Am fost la concertul Neam Unit, așa se numește. Bodgros, da, cu Nicolae Bodgros. Mi-a zis Motens Denis. Ne-a spus într-o seară, a stat cu băieții un pic de vorbă și zice, nu vreți să veniți la un concert să vedeți ceva ce n-ați mai văzut? Și zic, m-am mai făcut curios, dar care lucru? Zic că pe Nicolae Bodgros l-am văzut, zic eu. El, Bodgros, fiind moldovean și de la Vaslui și crescând în anii 80 acolo, Bodgros era unul dintre iluminiștii români, ca să zicem așa. Era un păstrător de limbă română care apărea la televizor, vorbea românește, cânta românește, adică el reprezenta foarte mult în chestiunea asta. Și îmi spune, zice, da, lasă Bodgros, zice, e formidabil, o să vezi, dar hai să-l vezi pe acest basist care se numește Alex Calancea, care este un...
cântăresc la bas, așa să zic, un instrumentist, da. Instrumentist la bas, absolut extraordinar. Ceea ce s-a confirmat acolo, omul a făcut un spectacol pur și simplu energizant, adică te ridică de pe scaun, un talent uimitor și o formație care face prelucrări folclorice românești sub formă de rock, rock progresiv sau jazz fusion cu o putere extraordinară, culmea culmilor în formație ca la Zdob și Zdob fiind trei ruși. Și după asta eu m-am dus în culise, de asta te-am luat la un cap pe Denis să mă duc în culise, să fac o poză cu Nicolae Botgros, că na. Am văzut că ai făcut. Păi da, am făcut, că eram și eu mândru, deci un om pe care l-am văzut zeci de ani la televizor. Și am stat un pic de vorbă cu unul acesta, cu Alex Calancea, mi-a povestit care trei ruși și a zis, dom'le, trebuie să le explic folclorul românesc. Că, zice, e un instrumentist formidabil. Zice, da, iau, îi strâng pe toți și încep să le zic o poveste. El fiind un peste drum de huș un pic mai sus. Peste, așa. Și le explică cum e cu folclorul românesc, ce e cu hora, cum să joacă, ce să face, care e povestea. După care face interpretările astea formidabile și aruncă sala în aer. Și acolo a mai fost o chestiune, au mai fost doi artiști, a fost Vali Boghean, care este un instrumentist umflător. Dacă ți-aduce aminte, n-am mai văzut așa ceva de la Lăceanu, de la Ionel Lăceanu. Știi că Lăceanu scotea din buzunare, până la urmă scotea și o frunză și un fir de păr și mai făcea? E, cam așa și omul acesta. Așa, și-a dus o masă cu instrumente în care a putut să cânte așa și cu diverse prelucrări mai, mult mai elaborate decât ale lui Alex Calancea, mai fine așa, mai nu pe forță. Și copilul celebrului cuplu Ion Aldea Teodorovici și Doina Aldea Teodorovici, care de meserie este cântăresc de jazz. Aia se ocupă, dar aici a fost rugat de Nicolae Botgros și de artiștii moldoveni, lui să spună acolo și înțeleg lucrul ăsta, că are un tip de datorie să păstreze repertoriul părinților și mesajul părinților, lucru pe care îl face și a fost acolo, a fost foarte bine primit. Pentru mine o seară aparte și specială, știi? Un concert foarte lung, 3 ore și jumătate, 4, da, deci au cântat. Au cântat, pauză? Nu. La un moment dat, când să se termine, ei se simțeau bine. Adică da, se vedea pe ei că se simțeau bine. Sala în picioare, ulete, ore, ce a fost pe acolo. Când să se termine, au zis așa, noi știți că am pregătit și un final, vrem să ne prezentăm instrumentiștii, oamenii care au cântat aici. Și a început o bătălie între trupe. Cum ar fi? Frățioare. Și s-au dus, nu pot să zic ce câmpii au luat, dar nu se poate. Deci nu, nici lumea nu mai avea plecată. A fost obositor la un moment dat pentru public, dar aminte pentru oamenii aia. Cred că la un moment dat erau vreo 100 și ceva de oameni pe scenă. Care scoteau roace din ei, că asta era. Da, a fost să transformase într-un rock simfonic, în folclor simfonic. A fost așa. Cine are ocazia să se ducă la spectacolul ăsta, vă spun că e o experiență interesantă. La un moment dat te simți ca la nuntă Moldova, că eu fiind la nunți moldovenești, că la noi să scot trompetele, să scot astea și începe. La un moment dat e sentimentul ăla de aia. Foarte bun. Foarte buni oameni și foarte creativi. Am luat și o biletă la ceva cu 100 de oameni pe scenă, s-ar putea să fie peste cu The Budapest Gypsy Violin Orchestra, 100 Violins. Nu știu. Vin pe 10 iunie, vin la Sala Palatului. Da. Și chiar mă interesează. O să fie repertoriu de muzică clasică, din ce știu eu. Nu contează ce, dar chiar e interesant. Mă duc la Pink Martini. Așa, eu am fost acum câțiva ani. Am mai fost, dacă am fost și eu odată, da. Da. Îți plac? Da, e agreabil. Ok, nu e pe culoarul favoriților la mine, da, dar m-am dus cu plăcere atunci. Îmi place muzicalitatea și tehnica lor, să spun așa. Mi se pare că oamenii sunt foarte buni și foarte creativi, cred că ăsta este termenul. E un binare foarte sănătos. Eu tatonez, dar e o tatonare sfioasă deocamdată, nimic altceva, dacă să încercăm să luăm bilete, dacă tot ajungem în august la München și la Adel, care, nu știu, vreo 10 concerte, câteva sunt în München în orice caz. Da? Păi și de ce nu l-ați? Unul chiar de ziua mea. Nu știu, s-ar putea să luăm. Încă n-am bătut în cuie nimic. Hello!
Da, știu. Nu, asta e unul cu da, așa da. Și mai sunt două, ei, trei. Sunt destule, a zis, scria undeva o artistă, zicea, Doamne, mi-aș dori să am viața lui Adele, fac un album, un turneu și după aia dispar 8 ani da. Și după aia mă întorc. Și lumea mă regretă că aia 8 ani. Da. E de văzut, părerea mea. Și eu zic. Am stat să mă gândesc că sunt tot felul de experiențe în viață, mai ales muzicale, pe care n-ar trebui să ți le refuzi dacă ai posibilitatea, dacă ai cu ce și cum, da. Pentru că astea vin să duc și e o bucurie pe care trăiește acolo. Muzica live e, da, sigur. E altceva decât... Eu mă tot iluzionez că Mark Knopfler o să mai facă un turneu, deși probabilitatea e redusă. Dar te duci tu după el. Nu, o să apară săptămâna viitoare, o să apară discul nou, One Day Prayer, iese pe 12. Am văzut că l-ai lăudat. Da, iese, am ascultat câteva piese ce au lăsat ei pe YouTube și aștept să iasă discul pe 12 și să văd dacă anunță vreun concert sau ceva. Sunt sceptic, pentru că am văzut că se mișcă un pic mai greu decât data trecută. Noi l-am văzut acum 5 ani la NIM. A fost minunat. Asta un amfiteatru antic acolo, o splendoare. Dar tare mi-ar plăcea să mai vin o dată. Să mai vin o dată, nu știu, în Italia, în Franța, în Spania. La Florența, dacă se poate. Da. Da, el are niște orașe preferate, știu. De obicei se duce la Lille, în Italia se duce la Padova, din câte știu, la Luca. Cred că a fost și la Taormina o dată. Ei, acolo în Taormina ar fi simpatic. Da, ar fi frumos. Vede. Am văzut și o expoziție, am fost la Unchiul Sapro, curatoria de Mihai Zgondoiu. Zic asta, poate încă o prindeți la sala nouă a Teatrului de Comedie. Unchiul Sapro are niște colaje făcute niște ziare din perioada comunistă, cu tot felul de personaje, pe care personajele sunt făcute din articole de ziare. Și e o experiență dublă. Odată vezi ce a desenat omul și ce spune desenul, mă rog, acolo. După care te apuci de citit articolul de pe asta. Este absolut... Sunt din perioada aceea. Da, sunt absolut formidabile. Deci este o experiență de viață colosală. Și are și câteva lucrări noi. Băi, are niște portretele, aș zice, dar nu-s portrete, sunt chipuri, că nu cred că sunt portretele cumva. Bine de tot le-a nimerit, bine de tot, cu niște tușe foarte groase, cu niște ochi așa care ies. M-am dus acolo și m-am uitat și am zis, da, frate, pare, pentru a doua carieră. Știi, sunt oameni, da, că aici lumea știe cântând, da. Eu cânta rap, hip-hop și brusc îl găsește acolo. Bine, mi-a plăcut, deci am trecut pe acolo... Și mi-a plăcut, am stat cu lumea, am stat de vorbă, m-am uitat și, păi, foarte, asta mi se pare, foarte tare când oamenii au curaj să facă o schimbare de asta și să se simt bine. Știi că eu cred că, ca orice om, a fost întâmpinat și cu sprâncene ridicate. Haide, bă. Ce i-o fi trebuit, da. Colegii de breaslă, da. Haide, bă. Ceilalți în breasla în care intră. Haide, bă! Și sigur că poate să fie o grămadă de haide, bă, adică, nu, cum să zic, fiecare om e liber la opinie, dar mie mi-a plăcut. Și până la urmă ăsta e sentimentul. Nu știam de sala. Știai că Teatrul de Comedie are sala acolo lângă Templul Coral? Ai fost vreodată? N-am fost. Da? Știam că este, foarte, dar n-am intrat niciodată. Nu. Da. Nu. Nici eu n-am prins nicio piesă acolo. Și am văzut Poor Things. Ai văzut filmul? Film? Nu am citit cartea. Cică a apărut și o cară. Cică a apărut și o cară. Da. Da, cartea e frumoasă. Bănuiesc că filmul nu seamănă, că n-are cum să semene întru totul, să respect întru totul cartea. Știu că are o distribuție bună de tot. A luat Emma Stone Oscarul pentru... Și cred că l-a luat pe drept cuvânt. Și Mark Ruffalo, nu? Foarte bun. Și Willem Dafoe. Da, nu? Foarte bun. Foarte medic. Bun Mark Ruffalo. Dar ea este formidabilă. Da. Filmul e o poveste foarte frumos colorată, nu știu să zic, dacă ai văzut Grand Hotel Budapesta, da. Cam așa e, știi? Nu are, e un suprarealism acolo, da? Okay. Lucrurile sunt ridicate, filmatul este făcut cu o lentilă, gen pește de aia se cheamă așa, știi, care lungește cumva imaginele, le deformează, apar niște culori foarte simpatice. Cred că ar fi o experiență pentru tine, dacă ai răbdare. Răbdare am.
Da, mai e prin... E acum la Disney. Nu, nu, că e la Disney Plus, mă înțelegi. Okay. Avem... Da. Avem. Am descoperit cu ajutorul lui Vladimir că avem de toate acum. Pentru că noi generații nu i-au plăcut aplicațiile noastre. Și atunci plătește el de la el, frate, alte aplicații. Și noi am zis, îți mulțumim, să știi că le luăm. Ne întreții, da. 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 Să vedem, poate să-l văd, nu știu exact. Mi-am tot promis. Ți-ai promis? Păsta-l văd și eu, de multe ori mi-am promis că păsta-l văd și eu și am așteptat să ajungă pe aici. Chiar încearcă să vezi, roagă pe Irina să se ocupe de partea tehnică a poveștii. Fatalmente ea da, face lucrul ăsta. Așa. Și după asta să-mi poveste și mie, pentru că experiența este bună. Ok. Da, știi cum, ai deja etalonul cărții și ai un nivel de exigență și de așteptări pe care l-ai instalat deja și judeci cumva și în orizontul cărții. Sigur că da. Inevitabil. Da. Să vedem. Da. Cartea este tot atât de plină de erotism pe cât e filmul ăsta? Nu? Nu. Atunci pregătește-te. Mi-am făcut ucenicia la... Televizia Beograd și Zagreb, anii 80, adică nu mai las impresionat. Însă cartea e foarte bună, foarte, foarte bună. O poveste și a unui autor cu totul ciudat, Alasdair Gray, când a scos la Narc, care e cartea lui de căpătâi, mi-am dat seama că e un caz în literatură, un tip neîncadrabil, ceea ce e foarte bine, n-ai unde să-l pui. Așa arată și filmul. Exact, cred asta că nu e o categorie de sine stătătoare. Da, să vedem. Da. Poate o să. Și să salut redacția Gen Știri care a făcut 100.000 de urmăritori pe Instagram. Nu știu okay. tu ce nu, ai Instagram-ul, dar am avut ocazia să stau alături la un mic eveniment de asta de jurnaliști care au 19, 20, 21, 22 maxim 24 de ani, ceea ce este înfiorător. Una dintre jurnalistele de acolo i-a spus, mă rog, celui care coordonează redacția, Teo Tiță, la un moment dat în discuția de aseară, i-a zis, dragă Teo, ești de vârsta lui tata, ceea ce a sunat îngrozitor. Da, știu. Da. Mă gândesc că dacă tu te-ai simțit lezat, eu ce să mai zic? Eu îl cărasem și pe Vladimir cu mine, știi? Așa. Măcar eu eram cu copilul la mine. Da. A fost Gen Știri, vă recomand pentru copiii voștri, dacă sunt adolescenți în special. Okay. Este cea mai ușoară modalitate de introducere în lumea știrilor, pentru că cu toții trebuie să fim informați. Sunt niște oameni foarte serioși care lucrează acolo. Te uiți pe Instagram și îți explică în câteva imagini, foarte, foarte simplu, care e știrea zilei. Da. Ok. Da. Un fel de știrea zilei o să vorbim și noi acum la îngrijorări sănătoase, dacă sunteți de acord, domnule Paraschivescu. Da, sigur, cum să. Îngrijorări sănătoase. Îngrijorări sănătoase, asta e bună, dacă e îngrijorare. Am intrat în Schengen din ăsta, low cost. Da, nu pentru noi cred că e îngrijorare. Nu, de fapt, pentru nimeni. Am intrat în Schengen așa, cu jumătate de corp. Da, numai cu aeroporturile. Terestru și maritim, da, pentru cine are asemenea pasiuni. Dar terestru a rămas deocamdată un teritoriu interzis. Ori acolo era, mi se pare mie... Acolo era miza cea mare. Să treacă acele camioane fără să... Să nu te mai duci, să nu mai stai în graniță la Cenad, Episcopia Bihor sau pe unde te duci, la Nădlac sau nu mai știu pe unde. Da, în general, pe nicăieri. Dar așa, sigur că e o ușoară mângâiere pe caracter. Da? Uite, ați fost cu minți, poate nu, dar cu minței ați fost și atunci bine meritați de la noi această concesie, care cred că este un privilegiu onorific, mai degrabă. Adică noi ne-am făcut noi treaba sau ce? Ba nu, ne-am făcut noi treaba, nu-mi dau seama care sunt motivele tehnice care până la urmă i-au făcut pe cei din cancelariile europene să ne deschidă ușa prin aer și pe... Copilul România este un copil cu minte acum, trebuia să primească un premiu, trebuia să-l primească tot, dacă mă întreb pe mine. Că noi tehnic putem să facem. Adică livrăm toate garanțiile.
cât le poate livra și de Ungaria, granița. Să da. Zicem. Da. În aceeași măsură putem da. Să livrăm aceste garanții. Păi, Ungaria le livrează din moment ce nu te întreabă nimeni de sănătate la trecerea din Ungaria în Austria. Ei, nu știu dacă le livrează. Cred că le-a livrat la un moment dat. Da. Eu cred că fiecare țară are problemele sale. E, asta categoric. Mm. Asta nu eu nu cred că odată intrați în Ungaria, de exemplu, imigranții care, să zicem, trec fraudulos granița dintre Serbia și Ungaria, eu cred că provoacă destule probleme și oamenii aceia. Da. Da, așa, știi, mă uitam și am văzut și reportajele de la TV, am văzut un reportaj la Digi24 cu o domnișoară care a făcut experimentul București-Viena și înapoi, cu un avion de ăsta, cu curse de dimineață și ce frumos e să vezi gheretele acelea goale, fără lucrători vamali și cum treci pe lângă ele, nu mai stai la coadă. Pierderea, adică câștigul de timp e de ordinul 10 ori de secunde sau dacă e perioadă de concediu, atunci pot fi niște minute. Dar nu pierzi 2 ore acolo. E vorba despre gestul în sine. Da, exact, gestul în sine, adică ți s-a ridicat un obstacol, a venit cineva, l-a luat din drum și a zis ați devenit mai de încredere. Da, mă gândesc acum când înainte mergeam, când am avut treabă la Paris, nu mi-am luat pașaport, nu aveam pașaport, nu-l noisem și m-am dus cu buletinul și pentru cei care merseseră cu buletinul s-a stat ceva. Da. Deci la control acolo am stat, te-am înțepenit, cred că mai bine de jumătate, între jumătate de oră și 3/4 de oră. Foarte mult. Eu m-am obișnuit acum să-mi iau pașaportul de fiecare dată, pentru că puneam pașaportul acolo la cititor automat. Pașaportul este foarte bun dacă o să te duci în Anglia. A, știu. Băi, acolo n-ai ce să cauți fără. N-ai ce să cauți fără, dar poți să te duci cu buletin. Da. Vezi că iei cozile alea în piept, adică... Da, poți să te duci cu buletin. Da. Eu așa știu că poți să te duci, sau ai avut o perioadă tranzitorie. Nu știu. Dar te duci cu pașaportul la... și zici să ai pașaport din ăsta nou, cu tot ce-i trebuie acum. Păi, eu l-am luat, l-am înnoit acum câteva luni. Așa, e bun. Și te duci la cititoare de-astea, unde rezolvi problema. Da, dacă aș fi avut pașaport acum 2 ani, de pildă, sau 3, nici nu mai țin minte, ar fi fost foarte bine. Că ne și așteptau niște prieteni de partea cealaltă și le-a crescut barba până am trecut noi. Și acum 2 ani la Bergamo, tot așa când am aterizat, era și în pandemie, doamne, ți-am fost pe aeroport acolo. Să vezi tu un oman cum e. Am văzut la Istanbul frățiu în 2009. Frățuier. Da, știu, bănuiesc. Dar oricum, e un punct câștigat. E un punct câștigat, e un semn de încredere și un semn că la un moment dat, dacă lucrurile vor merge bine, se va ridica și interdicția terestră, adică vom circula liberisim. Nu știu cât înseamnă asta lucrurile, în timp. Lucrurile merg bine. Da. Ce trebuie schimbat este atitudinea Austriei față de această situație. Ori atitudinea Austriei se poate schimba cel mai devreme după alegerile din toamnă, nu ale noastre, ale lor. Ale lor. Poate de asta s-a și dus domnișoara reporter la Viena. Da, la Viena. Mă gândesc că a fost simbolic. Da. Și doi la mână, când Austria va înțelege că nu trebuie să facă musai ce gândește Rusia despre acest spațiu, dând probleme, dând fisuri la toată chestiunea asta. Pentru români, rezolvarea acestei situații este teribil de importantă pentru că îți dă apartenență. Pentru că dacă nu obții chestiunea asta, te simți iarăși înșelat. Adică România, păi e un membru ok, corect al Uniunii Europene, își face treaba. Oamenii din România muncesc în afară, plătesc taxe, impozite și aici și acolo. Sunt niște oameni obișnuiți ca tot restul lumii. Și acum, dacă nu le dai ceea ce este al lor, simt ca o... Că sunt nedreptățiți. Da, că sunt nedreptățiți. E un sentiment de injustiție. Da, încet, încet vom ajunge să circulăm și pe autostrăzi sau pe ce drumuri vor fi, tot așa, fără oprire. Trebuie să-i forțăm. Eu... Nu știu dacă poți. Stai cu gura, păi.
Da, aia să se ducă Rareș Bogdan, care țaca-țaca-țaca aici, să facă țaca-țaca. Sper că avem variante mai bune decât Rareș Bogdan. Nu, n-avem? Nu, bine, sunt specialiștii, oamenii de sistem, la sigur, ei mă gândesc, acolo, că sunt, la sunt politicieni necunoscuți eficienți. Eu zic că de la ei trebuie să așteptăm. Să știi că la nivel politic noi i-am trimis pe oamenii ăștia acolo. Adică nu ne-a obligat nimeni să-l votăm pe Rareș Bogdan. Da. Cine? Eu știu. Da, mă gândesc că nu figurile mega cunoscute fac treaba. Ei vin la poza oficială și la strângerea de mână, dar în spatele lor sunt niște consilieri și cred că de la ei trebuie așteptat. Acordul politic, eu nu. Da. Acordul politic, să știi că se obține între oamenii mari. Adică consilierii pun la treabă lucrurile care să se lege, dar tu trebuie să te uiți în ochii cancelarului austriac și să obții asta de la el, tu, acolo. Tu, Klaus Iohannis, de 10 ani la putere. Da. Așa, tu, Marcel Ciolacu, nu se pune, deci, oricum, este de mai puține ani la putere. Mm-hmm. Cine e? Domnul general Ciucă. Am făcut un interviu cu viceconsulul american la București și acum o să fac un îndemn din ăsta către, o să dau o explicație și o să fac un îndemn și către ascultătorii noștri. Deci, dacă aveți viza americană, valabilă, chiar luată și acum un an de zile, și acum o lună de zile, și acum 5 ani, și acum 7 ani, trimiteți-vă pașaportul la reînnoit viză, pentru că se face virtual, fără control. Dacă n-ați făcut, cine știe ce nebunie, așa, dar bănuiesc că n-am făcut nimeni, ca să scadă rata aia sub 3%. Este cea mai ușoară modalitate de a scădea rata sub 3%, astfel încât aceste vize să fie înlăturate. Explică ce rată de 3% putem. De refuz. Rata de refuz a vizelor trebuie să fie sub 3%. Okay. În 2022 România a avut o rată de refuz a cererilor de vizită, de viză de 12%, după care a scăzut în 2023 la 8,9% și acum este clar peste 3%, adică mi-a spus acest om, azi nu vă pot comunica cifra, dar spune, suntem departe de cifra de 3% și există posibilitatea să scădem. Și zic, cum există posibilitatea? Sunt 300.000 de vize active, spune el. Dacă din aceste vize active, 100, 150.000, 200.000 de oameni trimit pentru reînnoirea vizei și noi le reînnoim viza, pentru că vă asigurăm că reînnoim în proporție de nu știu cât la sută. Și, ok. Te înscrii pe site, fii atent, te înscrii pe site, intră acolo la cauți reînnoire viză, intră pe site, faci cerere, durează foarte puțin că deja ai completat-o, pui pașaportul într-un plic la orice curier, îl trimiți la ambasadă și îți vine înapoi tot prin curier cu o viză nouă. Cam în cât timp? Într-o săptămână e tot procesul. Deci dacă depui joi, astăzi când ne asculți pe noi, dacă ai completat cererea și mâine ai trimis, până vinerea viitoare la ai înapoi. Și cei cărora le-a expirat viza de mult timp, cazul meu de pildă. Dacă le-a expirat în ultimile 24 de luni la data trimiterii, deci dacă e expirată de maximum 2 ani, așa, îl luați și trimiteți la fel și primiți din nou. La tine, dacă e mai vechi... Nu, eu am o viză pe care ambasada mea a emis-o în 2006, în ciuda dorinței mele lăuntrice și nedeclarate de a nu obține... 2016, da. A expirat în 2016, de 8 ani. Uh-huh. Deci eu mi-am dorit să nu-mi dea viză. Trebuia să ajung acolo la Trebuia New York. Trebuia doar să le spui. Să răspund greșit la o întrebare. Da. Aveți de gând să comiteți acte teroriste pe teritoriul ținut? Da. Și atunci podcastul ăsta nu se mai făcea, sau îl făceai tu cu altcineva. Nu, mie mi-era groază de zbor. Și de-aia am zis, măi, poate nu-mi dau viza și mi-au dat-o. Am zis, înfățișarea mea saudită s-ar putea să-i facă circumspecți, nu i-a făcut. Deci am luat în calcul toate variantele exotice, n-am mers niciuna și mi-a expirat de 8 ani. Da, nu e... Dar... Adică nu știu în cazul ăsta ce fac. Mă rog, o să întreb. Cer viză. Dar vrei să mergi din nou în America? Ce înseamnă din nou? Că n-ai fost de acord că te-ai întors de la aeroport. Păi s-ar putea, adică primesc invitații. Am cel puțin 2, dacă nu 3 invitații de la oameni la care țin. Acum, între timp, m-am împrietenit cu zborurile. E adevărat, n-am zborat peste Balta cea mare. Mm. Adică cel mai lung zbor al meu a fost de 4 ore jumate. Mm-hmm. Da, adică
de ce nu? Da. Aici eu am stat să mă gândesc așa, pentru că România este un aliat bun în războiul ucrainean, Statele Unite îi oferă această posibilitate de a ridica vizele. Au un acord politic, asta este foarte clar să facă chestiunea asta și o șansă aproape unică. Pentru că nu știi ce se întâmplă cu viitoarea administrație americană. Da. României s-au promis niște lucruri, dar vorba americanilor, din momentul ăsta nu mai depinde doar de noi. Depinde doar de voi. Coalizați-vă, coalizați-vă și haideți, puneți mână de la mână, trimiteți pașapoartele și dacă se împlinește threshold-ul, așa, pragul, atunci noi vă ajutăm să mergeți mai departe și să semnează niște acorduri și aia să ridică și sunt pentru o sumedenie de români, sute de mii, ca că sute de mii de vize active, e o situație care va fi schimbată. Și ăsta, deci dacă aveți, luați și trimiteți, mai citiți pe site, dacă informațiile pe care vi le-am dat eu nu sunt cu totul satisfăcătoare, mai uitați-vă acolo și faceți gestul ăsta și pentru voi, și pentru alții, și pentru copiii voștri care nu o să mai treacă pe la cozile alea. Și pentru nepoții voștri care nu o să mai treacă pe la cozile alea și pentru o grămadă de oameni care nu mai trebuie să stea pe la cozile alea, care sigur durează 4-5 ore, e un proces complicat, eu nu știu ce, dar e un gest pentru libertatea noastră, sunt drepturile noastre, sunt, ne aparține. Da, și da, ca nație am muncit pentru treaba asta și bine ar fi să mai putem face, să facem asta odată. Okay. Eu mi-aduc aminte cum era, ții minte cum era să iau, la americani încă era o organizare. Da. Cea, Anglia, Franța, Germania. Știu, n-am încercat niciodată. Știi că noi lucram la BBC, m-am dus eu cât am stat în Anglia, lucram la BBC și te-ai fi așteptat, nu? Să fie o înlesnire. Da. Că, da, băi, angajatul guvernului, du-te, fă, drege, nu. Dar nu că nu era, s-ar putea să fi fost, dar n-a știut niciodată. Dar Cristian Mititelu, care era șeful redacției, teoretic ne-a interzis să folosim scurtături. Da, da, da. Nu numai teoretic, și practic. Și ne-a zis că fiecare dintre noi trebuie să vadă prin ce trec sute de mii de români ca să înțeleagă exact meseria pe care, pe care o face. Corect. Și atunci te duceai la 6 dimineața, ai fost? N-ai prins viză, nu știi? Deci ca să prinzi viză UK era în felul următor. Te duceai la între 5 și 6 dimineața, depinde cât de lent erai, te duceai în parcul de lângă ambasadă, știi că e un parc acolo, te treceai pe o listă. Așa. Și după lista aia să organiza lumea care să făcea coada. Asta era. Păi și dura, deci eu m-am dus pe la 5:30-6 și cred că pe la ora 3 am reușit să, cred că să și depun, nu mai știu dacă m-am dus o dată sau de două ori sau expediasem prin poștă actele, dar pe la 3 după amiază am reușit să ies de acolo. Ai stat ceva, da. Asta, da, cam asta era. Păi și aglomerație și încă oameni, călare și discuții și îți dai seama cât de, cât de urât și de complicat. Asta e ceva ce generațiile noi nu știu. E un drept pe care România l-a câștigat și bine ar fi să-l câștigăm și pe ăsta. Bun. Hai să vorbim despre drepturi, să ne întâlnim cu invitatul nostru. Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. V-am promis că avem un invitat cu totul și cu totul celebru astăzi. Și v-am zis că l-am chemat nu pentru că e celebru, ci pentru că am fost la teatru, că acolo ne-a venit ideea și am zis, băi, merită chestiunea asta. Salutare, Tudor Chirilă! Să trăiți! Te salut! Sănătate! Bine ai venit la noi! De fapt ne-am întâlnit la concert, că a avut cântare la Europa FM. Corect! Așa, acolo am stat de vorbă și am zis, teatru, am auzit, umblă vorba de ceva vreme. Ai spus vreme că vrei să vii la teatru, da, și dorința da ți s-a împlinit. Da, și am venit la teatru, am fost cu minte, mi-a scris să nu întârzi. Asta mi-a plăcut. Zice, să nu întârzi că se închid ușile. Se închid ușile și e o mare problemă. La ora 7 se închid ușile și spectatorii sunt revoltați. Mulți, câteva dintre ei, am avut cazuri în care ne-au scris pe Facebook. Am ajuns la 7:05 chiar în halul ăsta. Da, chiar.
Să nu puteți să se închidă ușile, așa? Mm-hmm. Adică cum? Ce cere să fie punctual? Ce asta? Da, da, da. Și o politică bună a teatrului de comedie, se respectă în principiu la cam toate spectacolele și oamenii au început ușor să vină la timp. Și eu când mai am câte un invitat, mă gândesc că e bine să menționez, băi, e trafic, dacă mm-hmm. vin într-o zi de joi sau într-o zi de vineri, trebuie să ții timp pentru teatru. Na. Eu am venit din timp, dar am dibuit unde e problema, să știi. Deci aveți un hol la teatru, aveți, știi asta, nu? Aveți un frigider cu tot felul de lucruri la care este o coadă imensă. Nu, înainte de spectacol. Înainte de spectacol, da. Tu ți începi replica și așa aude. Da, da, știi, la cinematograf înțeleg, m-am uitat, nu e singurul teatru, la cinematograf înțeleg. Adică, păi așa e cultura cinematografică, oamenii și-au popcorn și-au... Și la festivalul Enescu mă pleca lumea cu paharul cu șampanie. Sau cu șampanie. Cu șampanie. Da. Pahar de plastic. Între două aplauze, între părți. Acolo, da. Da, da, da. Da. Acum nu știu ce era și mai grav la festivalul Enescu, că se aplaudă între părți, lucru care se mai întâmplă și la New York și la case mai mari, sau... Și șiiturile ălora care îi taxează pe aia care îi aplaudă între părți. Eu nu fac așa, da. Ce te uiți? Cum, nu te-ai luat de doamna aia care îi dușea copilul? M-am luat de o doamnă, dar în pauză. A, în pauză te-ai luat. În pauză, da, da. A tușit copilul 3/4 de oră. Și ai, că... Da, poate să fie un gest. Adevărul că dacă nu te duci, mă frate, într-o sală de concert, dacă ești... Sau dacă are atunci un acces de tus, să ieși cu copilul pe hol până s-a stâmpără și vine apoi. Da? Dar nu, eu am întrebat-o politicos. Am văzut că știți să-l tușiți pe Rahmaninov, îl tușiți și pe Enescu la fel de... Da, a fost în pauză, n-am... Ce? Adică nu-i bruiez pe cei care... Auzi, vezi, le vezi, nu? Adică oricât de concentrat ai fi... Da, pe mine mă... Eu am oprit multe spectacole la viața mea. Am oprit, începând de la Iluzia Comică a spectacolului Ducu Darie, răposatului Ducu Darie, în 1999 a fost premiat de Uniter ca cel mai bun spectacol. Atunci am urcat cu mașiniștii la... balcon. Bine, era o gașcă pusă pe hăhăială și care a întrerupt-o pe Dorina Chiriac din primele trei momente și mi-am dat seama cumva am anticipat că nu va fi o seară liniștită și am zis hai să o rezolvăm din start. Cred că lumea a pierdut exercițiul ăsta al nu știu, o fi legătură legat de expunerea noastră la social media, ce nu pot să înțeleg este de ce ai vrea să faci o poză proastă într-un spectacol, adică doar ca să bifezi faptul că ai fost acolo. Cred că e această chestie, am fost aici, uitați-vă, am fost aici. Adică și faptul că ridici un telefon din reflexia luminilor de pe scenă, tu vezi în momentul ăla că el începe să joace și vezi că omul ăla face o fotografie. Acum întrebarea este dacă eu am făcut bine întrerupând la viața mea niște spectacole și întrerupând un practic propriul meu dicteu, propriul meu șir, dar pe de altă parte întotdeauna am considerat că trebuie să elimin acea stare de nervozitate care m-ar fi... Omul continuă, îi sună telefonul, sună telefoane, asta cu sunatul telefoanelor s-a mai domolit, dar a fost o perioadă foarte... Acum e perioada mai degrabă cu poze, mai degrabă unor oameni care n-au controlul telefoanelor lor, să zicem 50+, 55+, nu prea știe exact cum face poză, cum să-l închidă, care sunt shortcut-urile, ce înseamnă modul avion, faze din astea... Și din punctul meu de vedere, băi, vii la teatru, ar trebui să-ți dai niște timp, dacă ești acolo, să fii ok. Oamenii nu înțeleg că ce se întâmplă pe scenă este o chestie foarte firavă de concentrare. Am mai auzit și comentariile astea, bă, dacă ești un actor bun, te concentrezi, adică te joci, frate, cu ori mașină, trebuie să joci cu orice. Deci asta înseamnă un actor bun, e un actor care poate să facă abstracție de orice fel, de eventual să ia și două palme. A fost una foarte tare, joc la un teatru, spectacolul In a Forest Dark and Deep, după un text al lui Neil LaBute. E un spectacol în care am folosit sala, un teatru care are un bar și pe care l-am transformat, Irina Moscu l-a transformat într-o această căbănuță, se întâmplă în fundul unei păduri, spectatorii stau pe niște cutii și jucăm la
câteodată și la 50 de centimetri, 25 de centimetri, ne așezăm lângă spectator și jucăm, sunt niște locuri rezervate. Jucam într-o seară, se intră, nu poți să ieși în timpul spectacolului, intri pentru o oră și 35 și aia e, stai. Și există, noi jucam și există un individ care se ridică efectiv, se ridică, pleacă, traversează toată scena cu noi, iese din cadru, da, se duce, traversează toată scena cu noi și iese. Am zis, bă, am făcut abstracție de el, deși era evident pentru toată lumea, adică numai oricine vedea elefantul din cameră. Și continuăm să jucăm și atenție. Gagiul intră înapoi, traversează toată scena, se duce și se așează la locul lui. Bă, și atunci n-am mai putut și am zis, Gagiule, fii atent, te rog eu, ieși afară, du-te, ia-ți banii pe bilet, nu. Deci nu, e ceva, ceva e rău cu tine, tu n-ai înțeles ce se întâmplă. Poate a vrut să vorbească la telefon și n-a vrut să vă deranjeze. Exact, așa a ieșit. Au fost multe și cazul Shaorma de la Cluj. Așa, da. Adică sunt multe. Acum, nu pot să spun că sunt atât de multe, dar eu cred că cu riscul de a deveni mai antipatic decât sunt, eu cred că e important să, din punctul nostru de vedere, să facem un pic de educație. Băi, teatru nu e film, teatru nu e mall, teatru este o experiență care cred că ar trebui să devină din ce în ce mai scumpă. Într-o lume dominată de AI, peste 10-20 de ani, faptul că te vei afla în fața unui om care va încerca să te miște cu un personaj sau cu o dramaturgie, va fi din ce în ce mai special. Și cred că oamenii trebuie să înțeleagă dimensiunea asta specială a teatrului și faptul că există un schimb energetic care se poate întâmpla între un om care ascultă și un om care livrează, care dă ceva din el. Adică noi avem săli diferite, sunt săli extraordinare în care simți și chiar sunt săli în care, și chiar săli în care, de exemplu, aștepți reacții, să zicem, știm, de exemplu, că s-ar râde într-un loc. Sunt săli în care poate nu se râde în locul ăla, dar la final vezi că oamenii n-au râs poate de din cumva un fel de grijă de a nu întrerupe acest fir care se întâmplă. Noi suntem foarte conectați, ce nu înțelege lumea este că că e o experiență foarte fragilă pentru noi. Noi ne conectăm foarte mult la suflarea ălora din sală. Suntem foarte preocupați de ce se întâmplă și ce vine de la ei spre noi. Spectatorul nu este un spectator, este o parte activă. Ce nu înțelege spectatorul este că el la teatru e parte activă din. El nu e doar un receptor. El, prin natura lui de a privi, el nu contemplă, el participă. Și participă într-un fel care pe noi ne ridică sau ne coboară, ne scade energetic. Acum, eu aleg de multe ori să mă exprim și să spun, bă, nu e ok. Și câteodată pot să reiau. Adică nu e o problemă să reintri în stare. Nu ți s-a distrus seara. Dar măcar ai scăpat de chestia asta, adică, știi, nu mă pot preface că, adică ție îți sună telefonul și eu mă prefac că n-am auzit, mi se pare de fapt împotriva sensului teatrului, care de fapt vorbește despre adevăr, știi? Ce adevăr pot să am eu dacă mă prefac că povestea mea merge mai departe în orice condiție? O să ți se spun aici, Tudor, că acum nu știu câte secole venea teatru, aruncau toți cu roșii, cu ouă, râdeau, hăhăiau, mai știu ce făceau. Așa s-a întâmplat. Bine, dar nu suntem obligați să rămânem în Teatrul Elizabetan. Că, na. Și cred că și ăla era un tip de teatru care era mai aproape de circ atunci. Adică era un alt tip de cred că până și actorii descopereau cum ar trebui folosită scena aia. Pe de altă parte, dacă ne ducem în antichitate la tot ce însemna tragedia greacă și rolul corului și așa mai departe și zona aia un pic de preoție, cred că poate acolo se impunea prin natura sobrietății momentului un alt tip de. Poate că lucrurile n-au fost întotdeauna așa.
M-ai făcut curios. Voi la școală, când faceți facultatea, voi studiați și istoria teatrului? Adică sunteți puși în fața unor exemple, abordări, știu eu, care vin de mii de ani? Da. Se studiază istoria teatrului, se studiază filozofie la un atât, în programa pe care o făceam noi. Istoria teatrului universal, istoria teatrului românesc, era filozofie, era celebra doamnă Berlogea la istoria teatrului. Draga de doamna Berlogea, există și această anecdotă cu indicațiile lui Demrădulescu. Studentul trebuie să se mire. Dacă o vezi pe madame Berlogea sus pe ceas la universitate, ce faci? Te miri. Zona de profesorat de Mrădulescu sau zona de teorie și teatrală, care era Ion Cojar, unde la cursurile lui trebuia anduranță puternică. Tu cu cine ai făcut? Am notat. Eu am făcut cu Florin Zanfirescu, Doru Ana, și am avut asistente în prima fază pe doamna Mirela Gorea, o actriță excepțională, și după aia pe doamna Virginia Rogin, actriță a Teatrului Odeon. Am văzut o învânătoare. Da. Pe Mirela Gore. Era directoarea, nu? Mi-a plăcut spectacolul. Da. Mi-a plăcut spectacolul. E la Notara să joacă... Chiar la Bulandra. La Bulandra... Eu nu că am fost împreună. Da, tu stăteai două ori mai sus. Tu cine ești? El stătea în altă parte. Puteam să te văd când scoți telefonul, ce faci cu el, n-am scos telefonul nici la spectacolul ăla. Știu. Da. Tudor, dar ți s-a întâmplat să-ți spună vreun coleg că l-ai scurt-circuitat pe el întrerupând spectacolul? Să vină unul să spună, nu mai face chestia asta, că ne derutezi pe noi. Cred că s-a vorbit un pic despre, sau cel puțin s-a vorbit că, bă, dacă ai fi oprit, pe mine m-ar fi deranjat. Eu prefer să... A fost una foarte tare cu Valentin Teodosiu și cu Ștefan Bănică la 12-a noapte. Nu știu dacă ei își mai amintesc, dar aia mi s-a părut, dar de data asta, dinspre noi, înspre ei. N-am înțeles-o, dar o povestesc, merită. Valentin Teodosiu, Sir Toby și Bănică Bufonu, eu eram Malvolio, eu eram imobil la masă și la un moment dat era un schimb de replici între ei, practic în introducerea. Apare Malvolio prima dată, Olivia, toată lumea la curte. Și îl aud pe domnul Valentin Teodosiu zicându-i lui Ștefan, dă-te puțin că am pe cineva în sală. A zis-o tare, adică a zis-o foarte tare. Că mă gândeam că a fost așa între voi, adică... Bună. Și ce ai făcut? Adică eu n-am făcut nimic, eu mă uitam la Ștefan și mă gândeam, știi, cumva nu eram participant direct, adică eram la vreo 2-3 metri, nu era o scenă între mine și ei, eu eram indirect în scena aia. Dacă aș fi fost eu chestia asta, bun, n-ai ce să faci. Da, trebuie era... pe cine, maestre? Era un pic de vechiul notarat, dacă... Da. Nu știu. Da, nu. Bună asta. Nu fi cam eu pe cineva. Doamne, iartă. Atunci te mai întreb de ce din partea ailaltă. Stați așa, un pic, maestre, da. Foarte mișto asta. Știi ce m-am gândit și apropo de exercițiul ăsta pe care îl făceai legat de educație? Eu trăiesc așa cu sentimentul că foarte multă lume, că tu faci un mare serviciu teatrului în sensul în care lumea te vede la televizor. Așa și zice, băi, vreau să-l văd pe omul ăsta jucând. Și să duce să te vadă. Cred că aduci și un public care nu-i publicul ăla de teatru, că teatru și-a construit mare comunitate aici, dar eu cred că foarte multă lume vine ca să vadă o super vedetă și să înțeleagă niște mecanisme. Așa trăiesc cu sentimentul. Mie mi-a fost mereu destul de greu, pentru că mereu am trăit cu senzația că muzicienii mă consideră actor, actorii mă consideră muzician. A fost greu să mă împart între, până să ajung în partea asta de televiziune pe care am făcut-o cu Vocea României, de fapt singura mea
chestie în televiziune și singura pe care o voi face, pentru că formatul ăsta mi s-a potrivit din mai multe puncte de vedere. Nu-mi doresc să fac o carieră în televiziune altminteri. Mi s-a părut interesant când am primit invitația și am zis hai să vedem cum e și după aia mi-a plăcut și mi-a plăcut jocul din mai multe puncte de vedere. Dar mi-a fost greu. Cred că oamenii nu știu dacă vin neapărat pentru... Nu-mi dau seama câtă lume vine, dar într-adevăr, e posibil. Notorietatea e un fapt important, dar întotdeauna am ales spectacole care să nu hrănească așteptările unui public care vine acolo să te vadă într-o ipostază asemănătoare divertismentului de la Pro, de exemplu, de la Voce, unde avem, e un alt tip de divertisment, e un alt tip de conflict. Pe mine m-a interesat întotdeauna teatrul ăsta, mi-a plăcut provocarea lui Bociardi când mi-a propus un Tartuf care ieșea din zona asta comică, din zona în care Tartuf era puternic ridiculizat. El a propus un Tartuf care inspiră frică, frica inspirată de controlul prin religie, de ce un individ ca Orgon este cumva fidelizat și fermecat de un fel de Rasputin, el a propus să așa un fel de Rasputin Bociardi. Adică tot timpul provocările pe care le-am acceptat în teatru și am avut șansa să pot să mai aleg din când în când niște roluri, au fost unele care țin de un teatru, n-ai timp, vrei să faci un teatru care să te reprezinte. Și am avut și problema asta, sunt angajat la Comedie din 95 și eu cred că chiar acum e director interimar Vlad Masaci și ne-am adunat un fel de consiliu artistic, așa, în care s-a pus problema direcției teatrului de comedie. Cred că o percepție greșită despre teatrul de comedie, oamenii vin și așteaptă să râdă cu orice preț, dar eu cred că, de fapt, teatrul de comedie ar trebui să întruchipeze comedia umană. Și când se vorbea de o strategie, întrebau care ar trebui să fie strategia. Eu cred că strategia teatrului de comedie ține de istoria teatrului. Adică, băi, aici a fost Strigoi la Kitahama, în regia Cătălinei Buzoianu. Giurchescu a făcut toate cehovurile mari, Livada, Trei Surori. Ducu Darie a venit și a făcut un spectacol, până la urmă, despre condiția artistului în lumea asta, a transformat Corneiul ăla, iluzia comică, într-un manifest pentru condiția artistului într-o lume din ce în ce mai fragmentată și mai lipsită de condescendență pentru artiști. Au fost rinocerii, au fost marile spectacole, procesul lui Suhovo Kobylin și teatrul de comedie, de fapt, visul unei nopți de vară a lui Ducu, care a plecat la Londra în 90. De fapt, fuga lui Bulgakov, tradusă de taică-mea atunci și făcută de Cătălina Buzoianu, un spectacol cu Ștefan Iordache și toată distribuția de atunci a teatrului și maică-mea și Mihăiță și actorii tineri de atunci, Dorina Chiriac, tocmai intrase în teatru. Un spectacol foarte, foarte, foarte tare. Andrei Șerban a pus Shakespeare. Adică cred că lumea... Dar sunt și niște... E și o zonă de spectacole care împlinește cumva așteptările unui public comercial. Cred că trebuie să existe. Doar că eu mi-am dorit întotdeauna, adică lumea care vine să mă vadă la teatru poate să nu se aștepte la a primi și nici n-aș vrea să mă bucur că pot să îmi propun să fac niște spectacole care să lase un pic, să publicul să se gândească la ceva, să mai avem o temă. Cum e și acest spectacol In a Forest Dark and Deep, care e foarte, și el e extrem de actual și problematic, așa, din punctul meu de vedere. Nu pleci de la teatru așa... Acum, sincer, văzându-te la televizor, eu nici nu m-aș fi așteptat la altceva. Adică trebuia să fost așa mite închipui, că trebuie să fie ceva mult mai greu și ceva cu mult mai mare gândire. Eu așa m-am uitat la tine de fiecare dată din interacțiunea aia de la televizor. Și mă uit la Vocea României, este cam singurul show pe care îl urmăresc, dar nu îl urmăresc pentru muzică,
nu consider, adică na, cu respectul pentru toți oamenii de acolo, eu nu-l consider un show muzical. Eu mă uit pentru oamenii aia patru care sunt acolo. Dar pentru mine ăla este show. Nu mă pricep la muzică, nu știu dacă oamenii aia sunt buni sau nu, știu că îmi place sau nu-mi place, dar eu mă uit să văd interacțiunea aia pentru că e o interacțiune de oameni deștepți. Și uitându-mă la Tudor, eu nu te vedeam jucând într-o chestie comercială, chiar te văd jucând într-o chestie mai deep, așa, adică că nu e... Deși m-am pregătit pentru dramă în mintea mea, am făcut multă comedie și când intri în facultate, frica cea mai mare când intri în facultate, că nu o să poți să faci comedie. Și asta a fost frica mea tot. Și frica asta este și de când mă apuc, în momentul în care mă apuc de un spectacol și știu că e comedie, aia este frica mea. Bă, dar dacă nu o să reușesc să fac un personaj măcar fermecător, măcar care să smulgă un zâmbet, nu? Că comedia e cel mai greu lucru de făcut. Pe de altă parte, e comedie și comedie, discuția e lungă. Eu sunt bucuros că am niște titluri în repertoriu și în portofoliu meu care mi-au adus o satisfacție în zona asta mai profundă. Biloxi Blues, unde îl pui? Mi se pare o dramă. Băiatul are o dramă foarte mare, da, în Biloxi Blues. E un text. Neil Simon este un dramaturg absolut senzațional, iar textul ăla, care a fost o premieră națională, dar nu poți, poți să-l pui la o comedie, adică momentul ăla... Da, mă gândeam că... Și că mă trage-mi un glonț în cap, că nu... Și până la urmă, cred că Biloxi Blues, dacă l-am reluat acum, are și o chestie, există acest conflict acum în mintea celor care se ocupă de educație, dacă această educație permisivă care a contaminat toți părinții, libertatea absolută și copiii feriți de orice fel de problemă... Așa, zi cum se cheamă, ca să fie lumea problemă. Snowflakes? Așa, Snowflakes, da, așa, Snowflakes. Dacă zona asta e o direcție bună și până la urmă, de fapt, tema în Biloxi Blues este... cretinul ăla de plutonier trimite niște idioți siniștri care nu știu să facă o flotare, dar el știe că ăia ajung într-un război în care trebuie să supraviețuiască. Și atunci, dar ei, pe de altă parte, se simt distruși psihologic de un antrenament și de un dictator fără scrupule, care este my way or the highway și într-un mod nasol. Da. Și cumva mi se pare că el are un monolog la un moment dat și acolo mi se pare foarte tare. El și fiind cu placă de metal în cap, cu ce, bă, ce vreți? Adică unde vă duceți acolo nu există nicio șansă. Pentru ce vă pregătesc eu? Adică până la urmă mi se pare ce mișto la personajul ăla, că în durerea lui așa, de un om singur și neînțeles de niciunul dintre soldații lui, el știe că măcar trebuie să-i salveze pe ăștia de la viață printr-un comportament care e perceput ca... super dominant și super agresiv și ostracizant și cum vreți. Tema asta te urmărește. Asta... Uite, și eu am doi copii și nu știu... Nu, stai că revenim acum imediat la copii, cum am gândit și... Am văzut și filmul cu Christopher Walken, își face la un rol acolo. Foarte interesant. Aici mă refeream la ce album. Ce rol a făcut, într-adevăr. La albumul tău... Am să mă întorc bărbat? Da, e... Cumva e aici, în zona asta, deși, na, cred că altceva vrei să spui acolo de, legat de modul aberant în care se desfășura armata română în anii 90. Exact, aberant. Da. Da, am să mă întorc bărbat, e cel mai bun disc pe care l-am făcut și marea mea realizare a noastră, Vama Veche, a fost că am reușit să spunem o poveste cu cap și coadă. Am făcut un album concept, probabil influențați de mai multe trupe. La momentul ăla eram foarte influențați de Dream Theater, de discul lor Metropolis Part 2, mai ales toboșarul nostru. A fost și amuzant când s-a mixat în Germania și când a ascultat inginerul de sunet, a zis: toboșarul vostru e mic de statură, îi plac gagicile altora și are mașină mare. O definiție aproape de acolo. Lapin a influențat pe toți, dar într-un mod bun, zic eu. A fost și pentru el un disc, e și un disc de show-off ca toboșar, dar una peste alta a rămas povestea puternică și discul ăla e ceva ce
Eu sunt foarte bucuros că am reușit să fac. Nu știu că am făcut ceva mai bun de atunci și nici nu știu dacă o să fac ceva mai bun în muzică. Dar e ceva... Când ascult discul ăla de fiecare dată, sunt uimit că am reușit să avem maturitatea aia muzicală la momentul ăla. Chiar dacă sunt multe influențe, nu poți să spui că e un disc copiat sau... Chiar dacă seamănă mult cu Pink Floyd, seamănă mult cu Dream Theater, cu Pink Floyd mai mult ca parte conceptuală. A rămas versul ăla în cap cu... Am să-mi trag un glonț în cap. Și am să-mi fac o gaură și am să văd lumea prin ea într-o altă aură. Frumos de tot. Frumos de tot te urmărește. Dar tot albumul te izbea și... Ce an s-a fost? 99, 2000? 2003. Și l-am ascultat multă vreme pe repeat și să lipea de tine, adică era o chestie foarte tare acolo. Și acum reinstaurăm serviciul militar. Asta vreau să te întreb. Trebuie să devină din nou posibil. Păi, câteodată bătrânețea devine un avantaj. N-au ce să mai fac. Ție? Da, eu am prins armata în anii 70-80, deci nu, cu o doză de absurd. La niciunul dintre noi nu are ce să ne mai facă, nu mai... Da. Am scăpat, tu ai apucat să faci... N-am făcut armata pe bază Ulcer. Ulcer. Domnul Parasit, am făcut Ulcerul în armată. Asta e. N-am făcut Ulcer, dar n-a lipsit. Am făcut Ulcer la cap. Era o școală absurdă. Mă, nu mi-a fost greu. Cum să spun, te duci acolo, ești pregătit că o să ai parte de un Sergeant Umi, ca în Biloxi Blues. E posibil să-ți vină unul de ăsta. Ce n-am știut este că e o școală absurdă. Am mai spus, e o școală absurdului fără fisuri. Aia de atunci au trecut... aproape 35 de ani. Acum nu știu cum mai e, am înțeles că s-a profesionalizat, dar povestea asta cu reintroducerea stadiului militar e... Te sperie? Nu mă sperie, dar e... Adică l-ai lăsat... Copii? Pentru noi suntem... Pentru copii, da, pentru copii. Nu, doar nu pentru noi, da. Pentru copii? Ai renunțat la ceva, l-ai făcut benevol și acum te răzgândești? Păi e război, ce să zicem. Ale, suntem lângă un război. Ce să facem? Spuneți și Luciola cu... Da. Dar crezi că copiii de astăzi, uite, generația de 20-25 de ani ar mai prinde sensul albumului ăsta? Deci pentru noi a fost o lovitură în moalele capului. Adică era, că țineți minte, și aici se uită foarte multă lume tânără la chestia asta, la podcastul ăsta. Anii din 90 până la începutul anilor 2000 a fost un val de sinucideri în armata română. A fost primele dăți când se vorbea despre abuz, nici nu exista termenul în mintea noastră că oamenii care treceau prin armată erau abuzați și apare albumul ăsta care vorbește despre mii de povești pe care le citeai în ziare, pe care auzeai des. Cutărescu la unitatea militară s-a împușcat în cap. Țineți minte știrile alea, jumătatea în 90, unul s-a împușcat în cap. Azi crezi că, uitându-te, 25 de ani în spate, 20 de ani în spate, când ați început voi să gândiți, pentru o generație nouă, îl mai dibuiește, îl prinde? Mie mi-ar fi plăcut să joc albumul ăsta, să-l fac într-o corporație. Adică să ai aceleași versuri, dar lucrurile să se întâmple într-o clădire unde ierarhia e de la parter la etajul 10 și unde plutonierii sunt primul rând de conducere, după aia al doilea rând de conducere și al treilea rând de conducere. Pentru că și în corporații avem toată lupta asta a celui care intră la început și e luat și mestecat, după care există un joc al responsabilităților. Am sesizat lucrând cu oameni care au părăsit corporațiile că există un fel de... ce e foarte important și se constituise un reflex era să-și apere fundul, știi? Dacă se făcea o greșeală, era foarte clar că nu era la ei. Adică și nu era bine, adică era o explicație pentru orice. Da, pe hârtie. Și cred că asta se întâmplă în zona asta în care toată lumea trebuie să... E zona asta supraetajată în care ai unde să trebuie să debușezi așa, să dai explicația eșecului. Nu e ok să ți-o asumi, dar ai posibilitatea de a responsabiliza întotdeauna pe altcineva. Și cred că cumva asta se întâmplă în armată în primă fază. Iar există oricând o justificare pentru forță, pentru umilință, pentru... Probabil că team building filmul a fost
mult înainte de a fi văzut, cred că ideea a fost, de fapt, ia să mergem la un film despre viața noastră și cred că a alimentat-o într-un mod comic sau cum percepeau ei că e comic, frustrarea multor angajați care încearcă să ori să urce scara asta, ori să măcar să supraviețuiască la fiecare nivel în parte. Adică fiecare. Bună observație, să știi. Dacă filmul cred că seamănă armata cu în unele și absurd, și partea absurd. Și partea absurdă. Partea absurdă, da. Pentru că ce e foarte amuzant sunt acele oricând te duci într-o corporație vei vedea o filozofie a grijii față de om, față de well-being-ul lui și de fapt și team building-urile nu sunt acel loc în care noi toți ar trebui să ne conectăm pentru câteva momente cu absolutul, după care venim vedem înapoi noi. Și vă spargem de vreo. Adică nu există un bonding care să rămână. E un bonding scurt pe care se o perioadă scurtă, eventual se lasă cu un șpriț îngrozitor. Este, să știi că e descrierea corectă. Se întoarce și, adică, nu e ca și cum s-a sudat echipa. S-a sudat un pic, dar s-a desfăcut din nou, pentru că vine această natură umană care reciclează toate lucrurile, să zicem, câștigate în timpul ăla scurt. Mi se pare că poate să semene. Adică mi s-ar părea așa un fel de Terry Gilliam, să faci versurile de la să mă întorc bărbat cu o etajare din asta într-o mare corporație. Și să-l cânți în pipera. Și pe pasaj. Și cu uniforme, știi? Cu uniforme. Că și chestia asta, că avem uniforme, dar de fapt avem uniforme. Da, avem, nu poți tu să te duci așa îmbrăcat cu prea mușchii tăi. Da. Poate că ăștia la Google, în prima parte a filozofiei, au încercat când au atras cu toată chestia asta, a adus copiii, vină cu copiii la lucru, cum și-au încercat să... probabil că mai sunt culturi organizaționale cărora le-a mai ieșit zona asta, stau aici de plăcere sau... Vino și stai aici toată ziua. Dar eu cred în business-urile mici că se întâmplă asta, adică nu neapărat. În business-urile mici? Da, în business-urile mici, adică nu știu, ăștia care fac kite-uri, de exemplu, sau eu mă dau cu kite-ul, cu SME, știi, și ăștia care fac SME, produc SME, cred că sunt niște distruși cu toți. Sunt ok, adică sunt niște ingineri, ăia ies, se dau cu kite-ul, arcurează o iarbă, duoton, am vândut, pac, ia uite, ia-ți mă, dar la astea mai serioase în care trebuie să producem ceva serios. Unde te duci la noi la mare sau unde? Mă duc și la noi, mă duc și în Portugalia, îmi place mult în Grecia, când batem Eltemii, începând din iulie, în Paros se mai dă lumea cu kite-ul, în Sardinia se dă lumea cu kite-ul, în Corsica, la Atlantic, în zona aia de Bordeaux, Arcașon, Cap Ferre, foarte frumos e acolo, dar la Atlantic e mai friguț și îți place cu kite-ul să fie și călduț, e apa rece, adică să te dai cu neopren în vara, nu prea-ți vine. Deci Grecia e mișto și nu prea mai îmi vine să mă duc în Turcia, era un loc foarte tare Gökçeada, dar mai ne vrea să-i dau bani lui Erdogan, adică nu prea îmi vine așa. Am mai auzit argumentul ăsta. E ceva ce din familie. Mă ține. Da. Deși e mai ieftin în Turcia decât... E foarte mișto, în primul rând, că Gökçeada asta e insula vântului, a fost o insulă grecească și s-a păstrat foarte mult din... Deși grecii au părăsit masiv insula, au mai rămas câteva locuri foarte, foarte mișto, unde mănânci bine și are parfumul ăla de ciclade, foarte, foarte tare. Și în Portugalia unde te duci? Portugalia, Algarve, în sud, adică acolo e treaba. Alvor, acolo bate vântul bine. Mm-hmm. Lui îi place în Algarve, dar din Algarve nu are nicio cuvântul. Cum? Frumos, cum e Algarve, e Dobrogea lor. Vinul bun. Da. Vinul portughez e la un pic dulceag. Vinul verde e foarte bun. Vinul verde, da. Aia, bun, da. E frumos, e o țară primitoare așa și zona de litoral e splendidă. Și mai e și Porto după aia, Madeira este absolut senzațional. Prerușinea mea n-am ajuns. Să ajungi. Tot sunt în Să ajungi că merită.
Da. Lisabona e foarte frumoasă. Din păcate, citeam niște studii, apropo de astea, mă mai uit pe studii astea de țară, făcute ăștia, OECD tot fac, și spuneau că fluxul mare de englezi care a venit a crescut prețurile foarte mult și că ăstora le este greu să stea și că foarte mult, adică Portugalia are parte de un exod al forței de muncă comparativ cu România. Da? Păi și unde pleacă, stimatul portughezor? Adică, peste tot în Europa. Da? Da. Unde găsești? Unde găsești? Ca noi. Da. Ca noi. Dar englezii, într-adevăr, mai ales în zona aia, Faru, erau poduri aeriene. Deci știu că am stat odată pe acolo și veneau avioane care deșertau englezi din sfert în sfert. Asta înseamnă că e berea ieftină, că ăsta este punctul maxim de atracție. Și pe reflexe imperialiste. Așa, se păstrează. Da, erau barurile din Albufeira, baruri în Albufeira, de exemplu, cu 4 ecrane de televizor, pe fiecare rula cât un meci din Champions League sau rugby. Atenție că veneau și la rugby. Și erau predominanți. Am văzut nație care s-a bea mai organizat decât această nație. Ceva. Mă rog. Organizat? Mă rog. Că norvegienii sunt mai organizați. Zici că sunt mai organizați. Da? Ce abeau cu copiii. Da. Și să știi că berea daneză e complicată. Da, păi ăia sunt toți fermieri, toți fac bere acasă. Și a, da? Nu știam treaba asta, da? Da. Bere de 9 grade? 9 grade, opa. 7 grade și bere cu arome. O beau de sete. Da. Asta e... Păi bere artizanală din țările nordice. Eu știam cu aia belgiană. Știam că belgienii sunt șefii pe treaba asta, aia trapistă. Am o cutie pe acasă, o să mă gândesc la voi când se desface că a fost Alina la Bruxelles și a adus-o... Știi cum sunt cutiile astea gen suvenir? Cea mai bună bere din țara noastră, o bere roșie. Aia, știți berea roșie, nu? Făcut cu aromă. De la noi? Nu, de la noi. Nu, că am început Belgian. Și românii să facă bere craft. Da, știu. Eu nu sunt așa mare băutor de bere. Tu ești? Bei? Îmi place, nu știu, putem pronunța brand-uri? Da, da. Simte-te liber. Mie îmi place, în București există Micheller, berea, producătorul de bere danez, care de fapt e un fel de agregator așa de fermier. El așa? Ia din mai multe zone, produce și el și face tot felul de exemplu, toată piața din America, piața de bere artizanală e 20%. Cu mare loc în San Diego, Warpix, brand Warpix, și în România poți să bei Micheller, e o bere extrem de scumpă, bă, dar e o bere, adică nu ai sentimentul de bere. În primul rând e primul producător care a intrat în restaurante de 2 stele Michelin, în sensul în care berea nu e privită ca o băutură, e o băutură vulgară la cea mai percepția populară, colectivă. Da. Bă, dar berea ăstora... Eu că m-ai făcut curios. Aici, acum să știi că mă duc cât de scumpă poate să fie. Dă-o încolo, ia o bere. Faci un credit. Șal de gol numărul 3. Șal de gol numărul 3? Faci un credit. Da. Fac un credit. Și e mai mult. Sunt băieții de la Lebab care au păstrat... Da, păi știu, suntem vecini acum. Înainte a fost Micheller, acolo Micheller și au păstrat, au păstrat tapurile de... În seara asta mă duc, că suntem vecini eu cu acolo. Păi da, fii atent, mergem acolo. În seara asta. Deci, da, fimiu acolo. Înseamnă că fimiu nu la cafea la Bob stă, cred că... Ție, așa ți-am spus. Da, cafea la Bob e foarte bună. Da, da, da. Merge cafeaua la Bob și după aia dacă te energizezi prea mult, o stingi un pic cu bere. Acum înțeleg fenomenul. Deci oamenii aia toți care stau în față, ei sunt și la bere, nu doar la... Bă, și berea e scumpă. Da. Adică fii atent, poți să găsești o bere de la 400 de grame la 54 de lei. Adică pentru România e un... Este de să, sticlă de vin, da. Dar îți spun, este rafinament. Crede-mă, e rafinament. Aromă de soc, zmeurată, deci ceva... Deci o să-ți trimită băieții ăștia două lăzi de bere. Mamă, dacă să zic că dacă știam, da, nu-ți faci berea ta? Etena. Nu întreb, știi că sunt kituri, vin oameni să face, ai văzut? Eu n-am voie, mă, degeaba. Adică cum a făcut Angelina cu Brad Pitt, cu Miraval, nu? Că ei și-au făcut, Miraval era vinul lor. E la nivelul nostru, deci ei și-au cumpărat castel și-și vadia. Eu pot să fac o țuică. Bun, asta. O țuică de business. Da. Păi nu știu, vă mutați la țară, vă duceți, vă faceți. Dacă te muți la țară, îți faci copac cu toți, e ca ta, ce-ți faci? N-am cum să mă mut la țară. Am copii, trebuie să duc la școală. Da. Eu cu homeschooling-ul nu...
da. Dar unde era? La școală publică sau școală privată? Merg la o școală britanică. Britanică, știu școala. Dar fii atent, hai să rezolvăm și pe asta cu școlile repede. Da. N-aș spune că e o diferență majoră între școala publică și școala privată. În afara faptului că copiii reușesc să stea la școala aia până la ora 3 și jumătate, în loc să fie eliberați la ora 12 și duși într-un after school organizat tot de profesori, dar de data asta pe bani. Adică combinația la stat este profesorii își fac ei after school-ul și iau copiii de la ora 12 și mai țin ei într-un after school unde primesc niște bani pentru... Dar nu e niciun conflict de interes. Vin cu temele făcute. Nu. Nu, să fie. N-are cum, că sunt alți profesori. Sunt alți profesori, înțelegi că la meditație, să știi că asta merge la meditație acum, nu se mai fac aici, cel puțin la școlile mari din București, nu la clasă, te trimite la un coleg, știi? Sau încrucișat la altă școală. Sau încrucișat. Tu mi-i dai pe ai tăi, eu ți-i dau pe ai mei. Și nu e conflict de... Ce vreau să spun este că problemele școlilor private sunt aceleași ca problemele școlilor publice. Și din punctul meu de vedere, lucrurile n-au cum să funcționeze, pentru că dacă începem de la faptul că un sistem de învățământ trebuie să aibă un profesor bun în centru sau o medie ridicată a nivelului profesorilor, felul în care a decăzut profesia, training-ul, felul în care relația părinte, deci toată prăbușirea sistemului așa cum o cunoaștem, că se vorbește foarte mult despre ea, cum ai putea crede, în ce bulă să trăiești, să crezi că la școlile private este altă resursă umană? Nu e. La asta nu m-am gândit. Este o organizare un pic mai bună, este un prânz care se oferă, dar sistemic problemele de predare, de felul în care se concep planurile de lecție, felul în care se gestionează copiii în ziua de astăzi, sunt aceleași. Părinții sunt aceiași. Nu credem că... Adică toată... Eu am tot înaintând în școală cu copiii mei, îmi dau seama că părinții și corpul părinților în general, ei ca actori în educație au o mare responsabilitate vis-a-vis de cum s-a format educația. Adică acum este... Mie mi se pare că noi trăim de gringolada asta în care nimănui nu se mai poate spune ce să facă și nimeni nu mai vrea să intre în niciun fel de șablon din ăsta comportamental, adică oamenii vin, ce s-a întâmplat cu copilul meu, cum începe o discuție, toată lumea vrea să schimbe școala după chipul și asemănarea lui, se fac grupuri de WhatsApp, de ce a fost, sunt povești. Ești pe grupul de WhatsApp? Eu nu sunt, e gagică mea, dar mă mai uși, că e material foarte interesant. Doare capul? Deci a fost una... Povestesc oricum, nu se știe despre cine e vorba. Deci prin... e un mesaj pe grupul de WhatsApp. Dorel, să zicem, da, a venit la școală cu cariocile Posca și le-a dat la schimb pe două sandvișuri. Și cariocile Posca sunt foarte scumpe, am plătit pe ele nu știu cât și vă rog frumos dacă pot să recuperez cariocile Posca. Pentru Aurel sandvișurile erau foarte importante și el se simte frustrat acum pentru că a renunțat la un moment important când mănâncă sandvișul, e foarte experiență important. Inițiatică, exact, da. Și el nu mai are acum să le primească înapoi. Pentru că le-a dat și copilul dumneavoastră, le-a mâncat, evident, și acum nu sunt aceleași sandvișuri și el nu vede de ce să mai dea înapoi cariocile Posca. Întoar să mănânce. Adevăr, interpretați-mi ignoranța, dar eu nu știu ce e așa ce sunt alea. Altul zice, eu nu știu ce e la sandviș. Cariocile Posca. Alt părinte, dar poate că copiii n-ar trebui să fie trimiși la școală cu niște carioci atât de scubă și a început. Mamă, ce mișto e asta. Aici iese o piesă. A început o piesă de eu zic, haide. Și ziceam lucrurile, zic, bagă și tu ceva. Să vedem unde ajungem. Deci,
cum altfel? Adică asta e bună de România în direct, ți-o fur. Deci, dacă... a fost și s-a ajuns până la, la niște chestii. Că, deci eu am dat un consumabil, lui îi se pare nedrept să dea înapoi ceva acum. S-a făcut schimbul ăla. Cineva zice, dar de ce ne amestecăm în schimburile copiilor? De ce presupune acordul reciproc schimbul ăla. Genial, îmi place faza. Set Carioci Posca. Cât de scumpe mă sunt? Ia stați un pic acum. Cariocile Posca? Dar nici nu sunt, adică, de exemplu, sunt altele mult mai... Oh! Sunt scumpe, bro! Păi da, zis... 500 de lei sau ceva, un set. Da, mă rog, aia avem set. Un set de 8 bucăți este 225 de lei. Ai seama, dacă a zis 500 cu ce da, deci lua, era să, deja... Da, era un set mare. Erau alea de arhitect. Ba să poate lua sandvișuri cu bere din aia, de atât de zice că așa s-ar explica. Acum spune și mie, cum ar putea să arbitreze școala chestia asta, sincer? Chiar nu, dar chiar e greu. Cum poate școala să arbitreze treaba pe bune asta? Și... cum poate școala să arbitreze faptul că, că un copil vine la școală cu iPhone 15? Da, apropo, la școala voastră care e regula? Ia să vedem. Acolo se vine, într-adevăr, se vin cu telefoane și cu ceasuri, dar sunt puși să le lase. La intrare. Să le lase la intrare, din câte înțeleg. De fapt, fiul meu mi-a și reproșat. Ce-a, bă, tata, pe bune, zice, sunt singurul copil fără telefon. Eu i-am zis... că iau un Nokia 6310i de la de găsești cu 200 de lei pe OLX. E bun. Și a zis că, șarpe. Păi da, zice, cu ăla doar sun. Asta e scopul primordial. N-ai un telefon? A, zic, tu vrei calculator? Scuză-mă, deci ăsta este un calculator. Pe ăsta nu poți să-l ai chiar acum. Da, deci okay. Nu le-ai luat telefon. Nu. Nu le-am luat telefoane și nici nu o să primească telefoane, nu o să primească acces la social media, ei nu sunt. Social media nu au nicio poză și sunt destul de mândru de chestia asta. De altfel și la școală nu am bifat, acolo e GDPR wise, așa, ești invitat să spui dacă ești de acord ca copilul tău să poată să apară în poze pentru promovarea școlii și așa mai departe, că am spus că nu. Am o teorie foarte clară, cred că știți că există mișcarea aia, own your data. Există principiul că datele noastre de browsing, noi trebuie să fim noi ar trebui să fim proprietarii datelor noastre de browsing și istoricului de browsing. În momentul ăsta noi nu suntem proprietarii istoricului de browsing pentru că noi putem fi targetați. Da. E ceva regulament de la Uniunea Europeană care militează așa în sensul ăsta, dar nu e... E o mare mișcare, own your data. Adică în momentul în care părinții își pun copiii pe Instagram, ce nu înțeleg că zi de zi punând acel copil pe Instagram, ba chiar tu că sunt vedete care au copii, își promovează copiii sau spun cont administrat de părinți și așa mai departe, tu îi creezi copilul ăla un profil de consumator. Copilul ăla când va continua, să zicem, și la o vârstă la care începe să fie conștient de problemele și capcanele social media, el va avea deja un profil de consumator. Anumiți vendori și branduri și așa mai departe, îl vor bombarda și el va fi, tu ești profilul ăsta, crema nu știu care. Da. Eu cerc să le explic că asta este o lume periculoasă, câteodată mai rea, lumea virtuală mi se pare că a devenit mai periculoasă decât lumea reală, că sunt niște capcane, adică că nu. A fost foarte interesant, mi-a spus, cred că îmi pot sintetiza mult mai simplu. Mi-a spus un copil într-o tabără de teatru făcută de cei de la Ideo Ideis, m-am dus să vorbesc cu niște copii și un copil mi-a spus, Tudor, eu de unde să știu ce e bine și ce e rău dacă eu de la 5 ani am crescut cu telefonul în mână? Lăsat de părinții mei care plecau în Italia. Foarte des și cu bunicii și cu telefonul. De unde să știu eu ce e bine și ce e rău? Adică, de fapt, aici e această rătăcire... Asta trebuie să vină cu educație, adică cu o formulă de educație. Eu nu știu cât pot să o dea părinții acasă atâta vreme cât și ei sunt prinși în cercul ăsta vicios. Toți suntem prinși toți în cercul ăsta chestiunea vicios. Asta. Și atunci trebuie să mai ai un reper, trebuie să mai ai un sprijin. Cineva dar... care să zică, bă... Asta este materie deja în țările. E materie, da. În Finlanda este materie, felul în care trebuie să distingi între fake news și ce înseamnă. Da, auzi, cum e că chestiunea asta ai spus că nu le-ai luat copiilor. Deci nu le-am luat, okay. Da, nu le-am luat. Nu le-ai luat și dar jucăm FIFA. Ok. Rupem.
Da? Și spre deosebire de alți părinți, bă, deci rupem FIFA, spre deosebire de alți părinți care spun, bă, doar în weekend, da, jucați, mie mi se pare gaming-ul mult mai puțin periculos decât social media, decât scrolling, decât TikTok și decât pentru copii. Bă, nene, el are un obiectiv acolo. În primul rând, nu merge nici la FIFA fără să pasezi. Începe fotbalul. Bine, îți iese mult mai repede, e adevărat. Da. Și după FIFA zic, haideți pe teren să vedeți că nu-i la fel. Ei fac și fotbal. Merg la fotbal de vreo 3 ori pe săptămână. Și, bă, dar jucăm. Eu, în primul rând, ne leagă. Adică să vezi ce începe, bă, tati, hai că ți-o trag, hai că ți-arăt eu acum, bă, nu știi, tati, uite-te, nu știi să dai pasă la întâlnire, nu știi să faci aia. Hai mă, bine că faci tu, mă, bă, tati, te bat acum. Ești bun? Adică, sunt bun, dar mă antrenez noaptea să țin pasul cu ei. Ăla la 9 ani, știi cum face pe controller. Mă bătea Vladimir de m-a ascultat cu urechea, deci la un moment dat pierdusem pasul cu el. Dar m-a prins, vreau să zic, deși multă lume zice, nu mă, că FIFA e scripted și că, nu, dacă e scripted, n-are, nu merită să joci și așa mai departe și că... Astea-s deja nuanțe, nu este. Explicați-i domnului Paraschiescu la FIFA. Știi, nu? Ai văzut, nu? Am auzit. Je entendu parler. N-ai văzut? Bă, este senzațional. Da. Te cred. Este aproape ca în viața reală. E și desenele alea de pe televizor. Așa. Bun, deci seamănă... Deci ai echipa, atunci începi să joci și tu controlezi un jucător. Uh-huh. În momentul în care ai pasat, până să ajungă pasat, se mută controlul la jucătorul care primește pasa. Deja felul în care primești pasa, felul în care faci preluarea, felul în care poți să o dai dintr-o atingere, mai mult de tot, când pleci tu la atac, tu poți să mai faci încă un jucător să plece, să se demarce. De exemplu, poți să faci pasa and go. Ai dat tu și ai plecat. Deci poți să faci toate combinațiile astea și pe restul echipei care e controlată de calculator poți să-i dai strategie. Adică ai strategie de apărare, poți să ai constant pressure, adică faci pressing tot timpul, dar aia îți consumă jucătorii, poți să faci slow build-up, fast build-up, adică pe strategia de pase, la chance possession, când interceptezi mingea poți să te duci cu forward runs. Sau e mai ușor să le zici în engleză că nu știu. Deci asta aș vrea să văd, deci aș vrea să văd această emisiune. Și atenție, Radu, e o chestie pe care au făcut-o foarte tare cu Ultimate Team. Tu poți să joci cu Hagi în momentul ăsta și au făcut. Poți să joci și cu Horatiu Moldovan? Și cu Di Stefano poți să joci. Dacă ești atletico poți să joci. Poți să-l bagi în poartă pe Horatiu. Poți să joci cu Eusebio, poți să joci cu Van Basten. Au făcut o istorie a fotbalului. Okay. Mi se pare absolut extraordinar. Da. Toate echipele. Deci vorbeam astăzi cu copiii că am fost până la școală la copiilor și spuneam la unul, bă, cu cine tu joci, cu fundaș, cu Maldini? Dar cine e Maldini? Păi cum zic, nu știi din FIFA, cine e Maldini? Marele fundaș italian. Ești nebun, Maldini. Ah, da, nu, că eu nu l-am pe Maldini, dar l-am luat pe Laudrup. Ah, deci știi cine? Pe care din ei? Pe Michael, Brian. Care a fost mai Hagi, bun? De exemplu, Hagi, bă, dar vreau să vă spun că dacă jucați, deci are chestia aia, pe Hagi l-au făcut, bă, este extraordinar, deși sunt niște figuri din astea mici, pe Hagi l-au făcut, stă, țineți minte cum stătea Hagi cu mâinile așa de multe ori? Da. Avea chestia asta, punea ambele mâini în șold, când aștepta o lovitură liberă sau când se întâmpla ce, băi, reușesc să le facă exact limbajul lor corporal și ceea ce se găsește la Messi. Este incredibil cum face plecarea cu Messi. Ia stați, fraților, să votăm. Păi că i-am văzut tot jucând, da? Dintre fraților. Vine mai la microfon. Deci, frații Laudrup. Da. Care a fost ăla bun? Michael sau Brian? Michael, mă rog. Michael, eu zic că Michael, deși Brian era mai finuț. Asta altul mi s-a părut să mai... Eu nu mai amintesc atât de bine, deși că eram puștan atunci, eram preocupat, dar erau anii, aveam 16-18 ani când jucau ei. Michael juca în centru, da. 10, și Brian era ali pe stângă. Mm-hmm. Cred că mai bun a fost Michael de-a lungul timpului. Deci da. Și cred că au avut și rezultate mai bune, dar amândoi ilustrau... Ei jucau și în acea Danemarcă care s-a întors din vacanță și a câștigat campionatul european. Mai știu atunci. Dacă jucau. Nu cred. Nu. Poate doar nu. Michael să fi prins? Nu Michael cred că era mai mare. Da, asta zic eu. Da, poate. Michael. Michael, da. Dar asta e... Ei au știut din timp
că dacă Iugoslavia e penalizată, da, eu să vină. Asta, da, asta e, a, e frumos așa, deci se pregăteau, să spui, da, se pregăteau. Da, da, da. E frumos așa să spui, domne, erau pe plajă și au primit un telefon și au venit repede, nu știau deja de ceva, da, timp. Pe de altă parte, na, cât poți să tot te relaxezi, ești mai relaxat, un pic, adică sigur, nu ești, sigur, nu ai, nu că au stat, da, în cantonament și nici nu e... Și sistemul de așteptări e altul. În momentul în care tu vii ca un locuitor al unei echipe penalizate, nimeni nu așteaptă mari viteji. Exact, și mai e și sistemul ăsta lor danez, adică ei văd lucrurile, nu e un fotbal extrem de, sau n-a fost un fotbal extrem de cazon, așa, nu, în pregătire. Ei au mers pe chestia asta, cum e și educația, așa au mers pe, da, bucuria de a juca și, na, ajungi la Haaland. Și că ei nu țin scor la sporturile de echipă cât sunt copiii mici, știți faza asta, în țările nordice, îi lasă la handbal și la fotbal să joace doar de bucuria golului, uh-huh, și nu ține nimeni tabela. Și spun, îi întreabă lumea, dar de ce faceți așa? Păi ce, scopul nostru este ca ei să se simtă bine odată pe teren și doi la mână, noi ce vrem să stabilim niște legături, o capacitate a lor de a... Da. E un sistem care dă rezultate... Până la un punct. Da, funcționează. Eu am văzut copii jucând rugby în Franța, în față la Dom de Zanvalidi, acolo, un câmp mare de tot. Fără buturi, fără arbitru. Jucând, da, rugby. Da, da. Fără, nu știu că și-am de mars. Cum Saint-Dominic traversează câmpul ăla. Fără buturi, fără arbitru, fără oameni mari. Numai ei, pur și simplu. Au niște pletoși ăștia de 9 ani, 10 ani și jucau cu o plăcere nebună. Tare. Mm-hmm. Acum 5-6 ani, da. Altă, da, țară, altă, da, altă preocupare al sport. Da, 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 da. Da, ce sport. Te-am văzut într-o seară la televizor, în tribună la Dinamo? Te-am văzut? Nu, da, cred. Nu? Sincer, nu cred că m-ai văzut la Dinamo în tribună. Nu, să nu-l confunzi cu Ionuț. Foarte mult timp, nu acum e curând. Da. Exact. Nu-l confunzi cu Ionuț. Nu-l confund cu Ionuț, nu. Foarte, nu știu, poate am fost, cred că am fost la un meci al lui Dinamo, am fost cu copiii, că au vrut foarte, da, mult să meargă pe stadionul Tineretului. Lângă la Arcul de Triumf. Uh-huh. Da, e posibil. E posibil, da, cred că te-am, da, dat la televizor. Da, ești din Amovis sau ceva? Păi m-am născut în Mihai Bravu, lângă Lizeanu. Te împinge geografia. N-am avut variantă. Da. Ne suiam în tramvai, mergeam la Melodia, la cinematograf, aia era prima realizare, mm-hmm, la 6 ani, să te urci în tramvai, să mergi 2 stații până la Melodia. Când am mers mai mult, am mers până la Dinamo, not am învățat la Dinamo. Da, sunt dinamovist, n-am ce să fac. Te naști în Ghencea? Nu cred că ești dinamovist. Da, ai de unde să știi, poți să știi ce e acolo. Bine, acum Steaua a fost un fenomen, nu... Mm-hmm. Și cred că are un bazin, adică sigur are un bazin de fani, mă rog, Steaua până la Marea Sfântă, mm-hmm, un bazin de fani mult mai mare, național. Da. Da. Eu sunt mulțumit că sunt dinamovist, sunt mulțumit și cu istoria lui Dinamo, care nu e atât de o echipă așa de strălucitoare ca Steaua, dar totuși ce s-a întâmplat la Dinamo în ultimii 10 ani este... Te-ai uitat aseară la meci? Păi, nu. M-am uitat eu. Nu? A fost penalti la Amzăr? Eu nu m-am lămurit. Cât au comentat băieții în studio și m-am uitat. N-ai fi dat? Deci nici nu știu, dacă mă întreb echipa lui Dinamo, nu pot să ți-o spun. E, nu stai, asta ar fi greu. Numai George Dobre de la DigiPost. Mai sunt câțiva. Este singurul om care poate să zică... Eu cred că și pe Buzărin, dacă exciți un pic. Eu știu, am reținut un nume, pentru că e un nume aparte, nu l-am mai auzit niciodată, Politic. Denis Politic. Denis Politic. Da, nu știu cum se accentuează. Cred că Politic, că n-are cum să-l chemi Politic. Da, 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 da. N-are, da. Dacă n-are era deținut Politic, da, se accentua cum, da. Da, da. Și, cam asta, ceva. Și mai este unul pe care îl cheamă Bani, ceva, am Bani. Da, da? Ahmed Bani. Ahmed, da, Bani. Vreau, da, să-ți, da, Bani, vreau să-ți, da, iau Bani, vreau, da, să-ți, da, arăt cum se fac. Eu mai știu, să știi. Da, am, și te dau la televizor, te obligă, da, să te uiți la ei. Da. Nici eu n-aș fi dat penalti aseară, dar mă rog, în fine, pe portar, asta a fost. Pe portarul lui Dinamo? Da. Ferească, dar stai unde te duci, te arunci. Te referi la intrarea în complex, ăla cunoscut. Nu știu cum îl cheamă, îmi pare rău. Știi că mă gândeam la fotbal, când erai mic... Te lua tata? Erai, da, între... Mergeam cu tata, da? Te lua.
Și trăiai între fotbaliști sau între artiști? Care am era? Băut un Pepsi cu Hagi la 7 ani și a fost pentru mine ceva extraordinar. În cantonamentul echipei naționale de hotel intim, acum nu mai știu dacă asta era în Poiană sau dacă era cumva pe la Pârâu Rece sau nu mai știu, dar era, știu. Era la munte. Era la munte. După aia am avut... Când fratele meu s-a apucat de generația aia lui celebră cu Petre, Florentin, cu Tararache, cu ăia se jucau toți cu jucăriile mele, că veneau și fratele meu le dădea câte o ciorbă la noi acasă la prânz, după aia îi luau iarăși și plecau la antrenament. Și cea mai tare amintire pe care o am cu taică meu la un meci de fotbal a fost Dinamo Liverpool, când am pierdut cu 2-1 la București, a fost o ploaie îngrozitoare. Și mi-l aduc aminte pe tata plecând de la stadion și luându-mă în brațe și acoperindu-mă cu haina și m-a băgat într-o baie fierbinte. Am fost la meciul ăla. Trebuia să te acoperezi în timpul fazei, să nu-l vezi pe Alexandru Nicolae, cum vrea să dea cu capul de la 10 cm de sol, că așa s-a dat golul 2 al lui Liverpool. Da. Cu Rush, mi se pare. Ce echipă. Da, cu Rush, exact, cu Rush. Da. L-am văzut pe Ian. Dar a fost o dramă mare, pentru că am fost aproape acolo. Era un pic. Dar Dinamo a fost de multe ori aproape. Da, și cu Sampdoria. Da, Dinamo a fost foarte aproape. Adevărul că ratarea aia lui Răducioiu cu Sampdoria din minutul 92, parcă a fost ceva. Sampdoria la gol în deplasare s-a calificat. Cu două egaluri. Deci stăteai între fotbaliști sau... Stăteam între fotbaliști. Am mai prins momentul cu Cupa României, când Nertea sunau, oamenii sunau. Când a luat Moraru Cupa, s-a întrerupt transmisia și am plecat la redacție și răspundea Gheorghe Nertea și spunea: domne, nu știm nimic, se trage în continuare. Nu ratează nimic. Deci erau disperați, că nu știau ce să facă. Și nu ratează nimic, se trage în continuare, dacă puteți să credeți așa ceva. Ce bine, cu Neamache, cu toată gașca, cu Cupen, cu... Neamache, Eftim Ionescu. Eftim Ionescu, da. Știu. Și cu redacția lor în Vasile Contra, atunci. Și ulterior a fost Ministerul Tineretului Sportului. Nu, ce echipă de editorialiști și de... Da. Da. Tu când ai citit cărțile tatălui? Că-i... In the making. Da? În procesul de facere. Da, am citit cam tot ce făcea atunci, adică el scria, pentru noi era un foileton, 10 pagini astăzi, 5 pagini mâine și aștept: hai tata, mai scrii. Și așa am citit tot. Bine, Conte Verde, Spania 82. Spania 82 plângeam la când a fost Franța RFG? Da. A fost Franța, când era să ratezi un examen atunci. Da? Deci a fost ceva... Ai ținut cu Franța, de asta plânge. Toată lumea. Toată lumea a ținut cu Franța. Păi când a fost Batiston... Când era să-l omoare Schumacher, să-l radă pe Batiston. A fost al doilea război mondial pe Reloaded, adică pe Platini, care era un jucător. Platini îl găsește în FIFA acum, care era un decarul Platini, ce era nebunie. Atunci știam echipele pe de rost. Acea fază la care arbitru a dat au de poartă. Nu mai știu. Batiston era să moară, da? Da. Și a dat aude de poartă. Bravo, da. Aude de poartă, un arbitru olandez. Da. Marc Rutte. Era și în careu, pe tușă, dar în careu. Da, știu, și de o violență rară. Mi-aduc aminte faza, da. Aia însemna închisoare, în mod normal, nu penalti. A dat aut. Da. Hai. Trebuia să câștigi. Da, eu aveam examen a doua zi la economie politică, băi, abia l-am luat. Adică la comunism. S-a răzbunat Maradona în 86. A rezolvat problema. Buruceaga, Valdano, Brown. Frumos a fost. La noi acasă era... A murit cu Ciufo între timp, fundașul dreapta al Argentinei. Serios? Din finala aia cu Ciufo. Da. Dar nimeni n-a crezut că Argentina revine atunci. Adică a crezut că... La 2-2 e în groapă nemții. Nu. Noi aveam televizor color. Deci tata a reușit să facă o treabă, o ceva. A dat 14.000, a investit într-un televizor. Era 14.000, telecolor, cred că se numea. Așa. Și prindeam meciul la ruși. Deci eu am văzut finala în rusește. Și la Moscova 1 sau Moscova 2. Erau niște antene pe care le făceai așa. Și s-a adunat tot blocul. Îți dai seama că nu se dădea în altă parte. Rușii mai prindeau, dar să ai ocazia să vezi la color... Deci era o claie peste grămadă acolo, dar culmea mi-am aminte că oamenii țineau cu nemții, probabil că era ceva... Ce video aveai?
Bă, n-am avut video, că nu ne-am permis. Și tata m-a întrebat, zice, bă, după 90 să iau un video. Aia mai ia video. Era scum, mă, video. Era 70. Și depinde ce aveai, că tata nu s-a calificat decât la un Sanyo. Dacă aveai un JVC sau era Sharp. Da, Sharp. Akai cu patru capete, pentru aia care și trăgeau, știi? Casete. Aveți casete acasă? Păi aia a fost marele business al fotbalistilor. Da. Știi, capul. 200 de casete, TDK. Băgau prin vamă, nu ai treabă. Știți că a apărut o carte acum, scrisă de Liviu Tofan și cred că și Stejerelul Laru colaborează la ea și care arată cum a funcționat rețeaua asta de video, să zicem așa. Țineți minte, când ne duceam acolo, dădea 5 lei? Să dădea 5 lei la sală, la voi cât era? La noi era 5 lei. Dar dacă aveai acasă, nu te duceai. Și erau sălițe de astea mici. Așa, vizionări clandestine. Astea nu le-am prins neapărat. Eu am prins după 90 centrele de închirieri. Nu știu să... Erau sfidare total la drepturilor de autor. Da, haiducie. Nici cu haiducie, băi, erai de haiducie. Și drepturi de autor, dar nu exista conceptul de drepturi de autor. Noi am murit în decembrie, cum a zis cineva. Ce drepturi. Ce pune asta? Aminte că mă uitam la Shining, nu știu dacă ați văzut cu traducerea Irinei Margareta Nistor și la un moment dat aud Amirc Irina Margareta Nistor traducea murder și era scris pe oglindă Red Ram și ea traducea și asta Amirc rimă. Bă, ce bune, nu știu. Amirc ce tare este. Vocea națiunii, doamna Irina Margareta. Păi mă uitam aici, am și documentare, n-am vorbit nimic din ea. Da, nu contează, e uitat. Timp. Dar am ceva care mi-a rămas aminte, am zis că te întreb. Ne găsești, eu îl întreb, cum e să te regizeze mama ta? Greu. Da? Pentru amândoi? Sau? Cred că mai greu a fost și pentru ea, că eu sunt destul de... Știi care-i treaba? Că sunt conflicte, n-ai cum să scapi de conflicte, hai să le zicem creative, ajungi la un moment dat, cu actorii problema când nu înțelege și îi fuge pământul de sub picioare. Unii regizori reușesc să exprime mai bine ce vor, alții așteaptă mult de la actor, actorul intră în panică. Eu sunt genul de actor care am nevoie să știu în fiecare moment de ce fac o chestie și cumva să mă țin. Dar pe de altă parte, odată cu înaintarea în vârstă și cu experiența de actor, încep să am și idei. Și atunci când vrei să faci într-un anumit fel, am intrat de multe ori în niște ciocniri destul de puternice cu maica mea, care inerent se duc acasă. Adică după aia, deci parcă nu-ți mai vine să pui mâna pe telefon. Ce faci, mamă, că tu te-ai certat acum jumătate de oră și știi că ați rămas așa. Și recunosc că maica mea mi-a acceptat foarte, foarte multe faze din astea de luna în al patrulea pătrar și un pic de astea ciudățele pe care le-am avut și pe care le mai am în lucru. Sunt, nu știu, nu cred că sunt neapărat dificil, dar sunt așa solicitantă. Și pe de altă parte e omul de la care am învățat cel mai mult teatru, adică categoric. Faptul că și cred mult în regizorii care au fost actori. Cred că, la fel cum cred mult în faptul că un profesor de actorie bun, că regizorii, în general, sunt mai buni profesori de actorie decât actorii. Un regizor are capacitatea de a vedea un ansamblu, de a se uita la jocul actorului într-un anumit fel și nu știu de ce am cu Sandamanu, Ion Cojar, Gonța, Ducu Dari ar fi putut să fie un profesor de actorie extraordinar. Maica mea a făcut pasul la regie într-un moment în care s-a apucat de un spectacol după ce se prăpădise taică meu și regizoarea din acel moment a declarat că nu se simte capabilă să-l continue și că și cumva s-a retras. Și maica mea s-a văzut în ipostaza asta forțată de a își face singură regia. Și după aia a luat-o pe drumul ăsta și am lucrat multe spectacole. Cred că e
și o spunea și Pacino, că e frumos să lucrezi în familie pentru că ai sentimentul unei plase de siguranță. Adică nimeni nu se lasă, nu-l lasă pe celălalt agreu. Și nu, aici aș spune că nu neapărat pentru că eram familie, dar cred că și cu toți actorii din spectacole în care am jucat, maica mea nu i-a lăsat niciun moment. Mai are și o etică din asta și o moralitate a actului de casting, adică ea dacă distribuie un actor și ulterior vede că actorul ăla poate nu e ce trebuie pentru rolul ăla, n-are cinismul ăsta de a-i spune, știi ceva, mi-am dat seama că după 2 săptămâni merge cu el până la capăt și face efortul ăsta și atunci investește foarte mult în jocul actorului, în dicționarul actorului, în... E de multe ori predă lecții de actorie și am învățat foarte mult de la maică mea. Dar i-am făcut viața grea, recunosc. Adică nașpa, săraca femeie, a fost traumatizată de foarte multe ori de mine, recunosc. Dar revizitați? Adică acum piesa asta se joacă de ceva vreme. Visul american? Da, vă întoarceți, vă uitați. Vine la toate spectacolele, în general. N-a fost atunci când ai fost tu, dar vine la majoritatea spectacolelor și de fiecare dată mai spune câte ceva. Seara asta n-a ieșit bine monologul din final. Acolo a început să... Și culmea că îmi lipsește. E un om care... Sunt regizori care își abandonează spectacole. Poate că trebuie să și plece din București, nu pot să-i cer lui Andrei Șerban să vină să-și vadă spectacolele, dar am învățat o chestie, spectacolele se degradează și sufer când se degradează. Serios? Da, se degradează. Spectacolele încep într-un fel, sunt 10 spectacole, după care există actori care încep să tragă la public, să se lase în scări, să Stai, că aici avem și o chestie cu expresie. Ce înseamnă a se lăsa în scări? Nu știu, așa, știe, ca la călărie, când începi să... când te ridici așa și după aia te lași în scări, te așezi... Am înțeles. Ok. Nu știu. Deci asta e o vorbă pe care o folosiți între voi? Sau? Da, se mai folosește în sensul în care totul devine mai fluid, mai langsam, e o plimbare de... așa, de plăcere și nu mai rămâi... Intensitatea pleacă. Da, și nu mai ții... Regizorul transferă un drept de proprietate al spectacolului actorilor. Și actorii ar trebui, din punctul meu de vedere, să ducă acest... Adică ei fac un fel de publishing, nu? Ei ar trebui să nu altereze acest drept de proprietate care este al regizorului înainte de a fi al lor. Spectacolul e al tuturor. Dar omul ăla a vrut să facă spectacolul într-un fel. Și atunci când spectacolul... Inerent, spectacolul se degradează. Un spectacol la care cineva dă-te mai încolo cu cineva în sală, n-are cum să fie un spectacol așa cum a fost conceput. Și chestia asta poate că se întâmplă de mai... Am vrut să vă fac o surpriză. Se întâmplă de mai multe ori, știi? Vezi, mai e chestia asta, frica actorilor în momentul... E foarte important să ții. Ai o sală mută. Noi mai zicem câteodată, am jucat la poloneze aseară să mor. Ce ai o sală mută, tu te aștepți, știi unde ar trebui să râdă, știi că s-a râs de 5, vine un spectacol, bă, nu râde nimeni. Și atunci tu împingi, în speranța că vei smulge acel hoho de râs. Asta înseamnă iarăși o distorsionare a spectacolului așa cum a fost conceput. Ușor, ușor te așezi în chestia asta. Mai sunt momente în care tu descoperi sau crezi că descoperi lucruri la personaj. Eu iarăși mai zic și asta. Bă, joci cum repeți. Fă tot posibilul ca în spațiu, ca în timpul ăla de repetiții să fii la cea mai mare posibilitatea ta de conexiune cu tine, cu rolul. Găsește-ți rolul și după aia l-ai închis. Aici l-ai închis. O să fiu contrazis. Până la urmă, teatru e fluid, teatru e viu, teatru trăiește. De ce n-ai mai crește după aia? De ce n-ai mai umbla la personajul tău? Eu zic că n-ai mai umbla la personajul tău că tu consfințești niște relații cu celelalte personaje și tu umblând la... Tu dacă umbli prea mult la personajul tău și eu te joc într-un fel, aștept niște reacții, dacă tu schimbi acele reacții și eu trebuie să-mi schimb personajul meu. Dar poate că nu vreau să-mi schimb personajul meu, că e mișto cum am fost construit. Și poate că mă obligi să mă duc într-o altă cheie de joc, pentru că dacă tu începi să faci ceva foarte diferit, ori te urmezi, ori rămân așa și se creează e un clivaj foarte mare între ce faci tu și ce fac eu. Asta e mult mai complicată meseria asta decât m-am gândit eu vreodată.
Ți s-a părut simplă? Nu mi s-a părut simplă, dar văd că nuanțe, uite, nuanța asta n-am dibuit-o niciodată. Uite, am ieșit din ultimul spectacol și am zis, bă, mie la căsătorie, a fost un spectacol și am zis, bă, mie spectacolul ăsta nu mi-a plăcut deloc în seara asta. Băi, de ce, mă, a fost unul din cele mai mișto? Așa suntem, diferiți. Suntem... Da. Chestie, dar cred că avem și responsabilitatea asta față de omul cu care am lucrat. E spectacolul lui, ține-l așa. Se degradează. Iată. Se Bun. Degradează, da. Am găsit ceva, am să zic. Mm. Deci, în 2009, mă scuzați că încep cu doi. Ai Remarkable 2 sau Remarkable 1? Nu știu, frate, nu mă întreba. Deci e Remarkable, da. Dar este foarte bun. Da, da, da. Este, pot să fac și o reclamă la ceva? Paper tablet. Mi-a schimbat viața în sensul că atunci când ai interviul prezentări mai trebuie să cari hârtii cu tine și pare chestia asta că se cuplează cu diverse alte device-uri. Că transformă scrisul de mână în... Absolut, în... da. 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 Iar Vladimir, fac aici o paranteză, Vladimir la școală, deși la un moment dat mi-am dat seama că nu e cel mai ok, atât de tare s-a obișnuit cu chestiunea asta că la școală merge doar cu acest device. E totul scris acolo, toate desenele, toate problemele, la pregătiri, totul numai cu așa ceva merge. S-a schimbat lumea, domnule Paraschiv. Da, am aflat. Eu sunt că... Știu, păi da, acest paper este, device. Este absolut paper sigur. Device. În 2009 ai scris o scrisoare pentru liceeni. Mai știi? Da, ai scris, da? Cititul. Da? Cu cititul. Dar nu, ziceai lucruri mult mai nasoale aici. Zice că, ziceai așa, domnule, noi am eșuat, noi am pierdut, dar voi mai aveți o șansă. Spuneai așa și noi am fost fericiți că am descoperit Coca-Cola și bananele și am crezut că dacă noi citim și ei vor citi și că toți vor progresa. Și spui citiți tot ce vă pică în mână, dar după aia mesajul devine mai apăsat. Și spui așa, voi nu înțelegeți că sunteți schimbarea, dacă voi lăsați țara asta pe mâna hoților, atunci de-abia copiii voștri vor mai avea o șansă, căci șansa vine odată la o generație. Acum, după 15 ani, ce mai crezi despre acest text? Și între timp au fost multe alte întâmplări grele la care ai participat așa, social vorbind. Că trebuie să schimbe programa la literatură ca să citească ăștia. Deci, odată... Bă, nu știu, cred în... Adică în puterea lecturii, nu știu, nu cred că trebuie să spun eu ceva despre chestia asta. Sunt studii, ce vorbim? E gimnastica minții? Nu cred că e ceva de zis. Aici e clar, dar eu mă referam la acest. Cred că generația noastră a eșuat... Da, mai crezi? Da. Da? Total. Total? Da, mie mi se pare că eu sunt extrem de deprimat pe chestia asta și dacă n-aveam meseria asta, aș fi plecat din țară. Din păcate, meseria mea depinde de limba română și cred că este greu să fac un teatru, adică nu e greu să fac un teatru, poate că culmea, în momentul ăsta vorbeam cu colegii mei mai în glumă, mai în serios, noi dacă ne-am pune undeva în centrul Europei, am cântat pentru români la fel de mult cum cântăm în România în momentul da, de față. Asta e bună observație. Dar oamenii ăștia, colegii mei n-ar vrea să plece, iar ideea unui teatru, iarăși, ar fi un teatru pentru, ar trebui să mă stabilesc într-un loc cu o foarte mare comunitate, ca să faci un teatru, trebuie să aduni niște oameni, ca să faci one-man show-uri și e complicat, adică... Nu, dar România e mai bine, să știi, adică oricum te-ai uita, din foarte multe puncte de vedere și pe date și pe statistici și pe ce... Posibil ca eu să fiu extrem de pesimist, eu nu văd România mai bine. Nu? În primul rând, nu e un moment în lume în care lumea pare mai bine. Ok. Deci trebuie să ne uităm în contextul general. Mai ales dacă vorbeam de anii ăștia în care sunt, anul ăsta în care sunt alegeri peste 50%, nu? 60% din glob. Eu cred că nivelul de incompetență la care s-a ajuns în instituțiile statului și în administrația publică și în general în tot ce ține de contractul social... este înspăimântător și cred că este mai rău decât acum 10 sau 15 ani, din punctul ăsta de vedere. Adică mi se pare că pur și simplu suntem un film de Fellini, nu știu, Amarcord pe plajă la final, bate vântul și noi mergem pe plajă, nu știu, Zorba, cade construcția, ceva de genul ăsta. Nu, nu,
nu am sentimentul că este nimic previzibil, nimic că statul ăsta pe care noi, că oamenii au sentimentul că statul sunt de fapt ei și taxele pe care le plătesc și banii pe care ar trebui să-i primească. Uite-te, întâmplarea face că de 2 ani de zile am construit o casă. Băi, frate, e foarte greu să găsești oameni care să-ți dea factură. Da. E foarte greu să lucrezi cu oameni. Și tu te duci și spui, băi, eu vreau să lucrez legal. Până la urmă vreau să am niște cheltuieli pe care ulterior, dacă voi specula casa asta în vreun fel, să mi le scaci și mai departe. Plus că vrei să ai o factură ca să ai o garanție, că vrei să faci lucru, sau vrei să ai pur și simplu factură. Da. E normal. Nu, nu fac cu factură. Sau dacă fac cu factură, să-mi plătești și TVA-ul și impozitul pe profit. 16%. Adică cum? Sunt în avans, știu eu pe ăla, impozitul pe profit, e pe profit. Diferența dintre venituri și cheltuieli, boss, cum adică să-ți dau 16% la... Adică da, calculează, fă-ți prețul și i-am după asta. Da, nu știu asta. Ideea că nimeni, și am sentimentul ăsta că toată lumea este în această, că de fapt noi toți am fost în piața Victoriei, dar fiecare cu altă, cumva, ce ne-a unit atunci a fost probabil o indignare magică, așa, când s-a anunțat ordonanța 13 noaptea, erau 30.000 de oameni în piața Victoriei în jumătate de oră, nu știu cum s-a putut întâmpla coagularea aia, după care au fost toate protestele, a urmat dezamăgirea și confiscarea acestei societăți a noastre de momentul ăsta pe care îl trăim acum. Nu văd lucrurile foarte bine. Da, România a crescut din punct de vedere al venitului raportat la PIB, PIB-ul pe capul de locuitor. Probabil că te uiți pe cifre și e ok. Te uiți pe cifre și e ok, dar ai stat vreodată internat cu copilul în Marie Curie, în spital? Da, ca noi toți, de altfel, nu la Marie Curie, la celălalt. Dar într-un spital, știi? Da, știu. Adică se fumează într-un spitalul de copii. Se fumează? Da, da, se fumează. Da. Eu simțeam mirosul de fum. Se fumează în spital că suntem defecți. Da. Și nu știi cine fumează. Adică fumează poate părinții. Care se duc la veceu și ascuns fumează cu copiilor acolo în spital. Da. Tot în curtea spitalului. Se pare că avem o aversiune față de reguli. Bă, frate, deci avem o aversiune față de reguli și față de orice. Oricui îi faci un reproș, bă, lumea sare în sus. Adică este un atentat la libertatea lui. Cum îți permiți să zici orice? Da, Tudor, dar tot în spitalul ăla s-a construit minunea aia altă, pe care societatea asta românească a făcut-o. Și care minunea aia în momentul da, la adică care... dăruiește viață, ca să înțeleg. Da, dar în momentul ăsta minunea aia da? Este... Minunea aia nu se întâmplă pentru că este îngropată în birocrația hârtiilor da. Și nu se poate face preluarea de stat a acelui spital. Deși toate cheltuielile au fost puse la dispoziție, toate facturile au fost puse la dispoziție, tocmai scriau fetele de la Dăruiește Viață că, deci, domnul Rafil a spus că nu sunt lucrurile ok, că nu se preia spitalul. Și în momentul ăsta copiii stau la coadă, bolnavi de cancer și părinții lor, la un singur veceu, boss. La un singur veceu, stau ăia la coadă. Nu văd lucrurile. Îmi pare foarte rău că ar trebui să vin așa cu un mesaj optimist. Nu, ăsta sunt eu. Nu, de asta vorbeam exist eu. Vorbeam la un moment dat cu Corneliu Porumboiu și zicea, bă, noi ca generație n-am reușit. Bă, eu zic că... Depinde și cu cine vă comparați voi ca generație. Eu zic că am reușit să scoatem insulele la suprafață, să facem România insulară, că nu se repară deodată. Deci există o chestiune insulară în România Binelui, care la un moment dat va deveni continent. Toate insulele alea se vor uni. M-am uitat aici așa, de-a lungul vieții tale. Păi, uite, insulele astea, tu ai o sumedenie de activități și campanii sociale. Alea construiesc oameni. Adică aia nu poți să o pui la nereușite. A ce o să-mi zici acum, că sunt puțin, deci în 2009, proiect de mentorship, da? 20 de licee din București. Și acum mi-ai zis că ai fost la liceu sau la școală. Acum în emisiune ai zis. Ai zis acum o oră. Păi te mai da. Cheamă să vorbești, te duci. Da. Păi da. În 2010 ai inițiat Cruciada Culturii.
Aia a fost un proiect frumos. L-am adus pe Misha Maischi, pe Joshua Bell și pe Sara Chang. Am speculat și faptul că, adică eu sunt iubitor de Enescu și mă deranjează că e la 2 ani și am încercat să fac ceva, dar a fost foarte greu pentru că neavând finanțare, a fost un proiect, am avut finanțare doar privată, câteva branduri s-au băgat și n-am putut să ofer oamenilor niște concerte, adică la Joshua Bell biletul a fost scump, n-am putut să țină și n-am putut să fac așa în mod recurent. Aia e. Da, a fost din mișto toate proiect. Punctele astea, din toți pașii ăștia, se întâmplă. Ai făcut scenariul și regia spoturilor din campania umanitară online Nu mă ignora, dedicată copiilor bolnavi de cancer. Și aș putea să mai înșir aici. Adică, să nu e un tip de eșec. A, că nu s-a putut schimba toată societatea? Dar uite, din semințele astea, 10 ani mai târziu s-a născut un spital, nu? Au venit alți oameni, au contribuit. Ba, așa se face, nu? Da, da, știu. Nu, dar tu ești, din triou ăsta, tu ești optimist. Eu din toate triourile. Sau din toate aici, de la tine cum se vede, Radu? La fel ca la tine, stai că... Cam, da, sunt apropiat de tine, dar acum cum să spun? Încerc să fiu obiectiv, încerc, nu-mi iese de fiecare dată. Mă, ceva s-a mai mișcat. Adică și ca infrastructură, ca atitudine mai puțin. Că aici e deranjul. Că sunt aceleași blocaje de comportament și de atitudine și aceleași lanțuri ale slăbiciunii și același clientelism. Pastea le vindeci greu dacă le vindeci. Eu am o boală acum pe noi. Mai puțin poate... culme decât, pentru că politicienii sunt rezultatul nostru. Uite, vă dau un exemplu tot la casa asta. Vreau și eu niște lămpi ceramice, da? Și mă duc la o artistă. Nici nu spun de unde, ca să fie... Și îi spun, băi, uite, fata, am 13 lămpi ceramice și aș vrea să fac chestia asta. Și îmi dă o sumă exorbitantă. Și eu zic, bă, eu n-am suma asta, zice, mi se pare foarte mult. Ai putea să faci un breakdown, să spargi suma asta în ce înseamnă materiale, ce înseamnă conceptul tău, valoarea ta ca artist, ce înseamnă transport și așa mai departe? Nu a vrut să facă un breakdown, pentru că evident materialele au foarte puțin, conceptul foarte mare și așa mai departe. Am zis, ok, bun. M-am gândit cu arhitectul și am zis, bă, uite-te, eu pot să-ți ofer un sfert din suma asta și... asta este ceea ce pot să fac. Nu vreau să te jignesc, știu ce înseamnă, că nici mie nu-mi place să-mi stabilească cineva prețul concertului, pentru să-mi spună e mult. E categoric, un drept inalienabil să-ți stabilești un preț și e subiectiv totul, nu? Dar atât am, mi-aș dori, dacă pentru tine mai contează că poate lucrările tale vor fi reprezentate într-o casă mișto, făcută de un arhitect, într-un concept, așa. Bine, dacă dacă mai găsești alternativ ceva în afară de bani în chestia asta. Vine răspunsul, zice, eu, zice, înțeleg, zice, vreau foarte mult să fac proiectul, dar îți propun așa, nu mai fac 13 obiecte, fac 5, îmi dai mai mult de un sfert decât mi-ai zis, îmi dai, să zicem, 30% și dacă vrei și fără factură. Și atunci iese și mai bine. Bă, și eu mă nervez și spun mâna, bă, auzi, mă, știi care e treaba asta? Zic, uite, ce am zis, bă, uite, noi ne-am dus în Piața Victoriei, să zicem că ia sunt niște bagabonți, că sunt niște hoți și nu știu ce. Și acum tu mă pui pe mine, că m-am dus acolo și am zis că ia de căcat și zici, bă, mă pui pe mine să fiu, de fapt, ca ăia împotriva cărora eu am ieșit. Și zic, eu nu vreau să fac chestia asta. Deci ce pot să zic e că rămân la suma pe care ți-am propus-o, nu pot 5 lămpi, că nu o să iau artist pentru restul. Da, bă, exact. Da. Și dacă vrei, uite, mai pot să mai adaug 5%, că e o negociere, asta pot să fac și aia e. Acum fii atent, nici nu îngropăm România, nici nu o schimbăm cu o factură sau cu fără factură. Pă bune, nu trebuie tu să mă cerci pe mine acum, că tu nu știi cât de greu este să faci și să ții un atelier, ce grea e condiția artistului în România și așa mai departe. Deci, nici nu o băgăm în întuneric cu o factură, fără o factură, da. Nici nu o salvăm cu o factură, răspunsul ei. Și zic, poți. În cazul tău, da, problema că ca tine sunt mii
Zic, și sunt zeci de mii. Și alea zeci de mii salvează sau bagă în întuneric. Pentru că când o să te duci tu la spital, după aia o să vrei servicii. Și o să vrei... Mm-hmm. Băi, deci dacă un artist... Eu vreau să zic așa. Dacă un artist gândește așa, toată lumea gândește așa, pe aici suntem, știi? Adică, da, aici sunt perfect. Așa, nu se... aici, e totul, mă, la mica noastră înțelegere și la... Aici optimismul meu nu contribuie cu nimic, îți dau dreptate, nu e. N-am ce să adaug, am văzut și eu, știu cum e. O să vezi tu dacă îți faci casă și cât e ziua de lucru, cu sau fără factură. Cu factură nu există ziua de lucru, să știi. O să ai nevoie de oameni în curte care să facă. Nu există. Sunt curios să porți discuția asta. Deci o să ne mai auzim și o să vii, bă, l-am găsit pe unul. Eu, care la noi taie factură că vine în curte. Nu, sunt absolut convins că dacă cauți o țiglă de pe o casă părăsită la care au ajuns niște cetățeni rom și au luat-o și ți-o dau ție cu un leu, n-au cum să-ți dea o factură. Dar vorbim aici de niște... Știu despre ce vorbim. Da, știu. De un electrician sau de unul care îți face o fundație, da, sau îți toarnă niște beton sau ceva. Adică toată lumea ar vrea fără factură. Fără și atunci factură. Poate facem un cântec. Fără factură... O viață fără factură. Ați avut un cântec cu în rate, nu? Nu era cu 20... Nu, avem ăsta, Barosani, care îi sună așa. Are o parte parlando. Ai vin, o să vezi cum micuși mecheria. Dacă miști un deget, opresc România. Dacă miști un deget, opresc România. O grămadă de fraieri muncesc pentru mine și speră că mâine o să le fie mai bine, dar eu las să viseze, că ajung unde vor. Când porcul e gras, îl iau la omor. Plătește tot taxe de bani la stat, că vine băiatul și ia tot ce ai dat. Și recomand cu toată încrederea acest recent single. Ești sigură că vrei? Ești sigură că vrei? Da. Da. Bună piesă, ești sigură că vrei? Mi-a plăcut mult. Și are și un moment acolo. Eu m-am mai lăudat cu mașina mea japoneză. De constructorul nu s-a sfiat să pună niște boxe, domnule. Adică mașina ca mașina. Trecem peste astea, boxele mi-au plăcut întotdeauna și astăzi am defilat pe Calea Victoriei cu... Și ai dat pac, în ea. Am dat în ea, știi, cum bubuie așa. Are niște bași piesa. Are. Deschis geamul, sper. Nu, n-am deschis geamul, mi-era rușine de oameni. Am dat numai din mașină, dar sunt convins că s-auzea foarte bine și după aia, ca să rup, asta piesa are un moment așa în care să schimbă niște lucruri, nu știu ce, e foarte mișto momentul ăla așa, pentru că e mai soto ce se întâmplă și la un moment dat lucrurile au iau razna. Și am zis, dacă tot am pus-o pe asta, zic, ia să mai pun vreo două și pe aia am pus-o, pe aia Cântă cu mine, pe care acum vreo două veri am dat-o la radio dimineața, deci am rupt cu ea, o dădeam dimineața, imediat la trezire, știi? Mamă, și când am pus Cântă cu mine pe boxele alea, deci am pus Cântă cu mine pe boxele alea și mi-am dat mie tare. Am volum până la 35 și am dat la 30. Fără dubăr. Bă, știi cum era? Făceai așa. Erai singur în mașină. Evident. Da, mă gândesc că... Ce? Pe stradă nu eram singur. Da. Și era acolo un fragment când zice, are un fel de, cum se cheamă, un drop, un nu știu ce. Da. Zice, se oprește așa un pic și pe aia când zice Cântă cu mine și alea făceau geamurile așa, le auzeam. Aia că a fost mișto. Tudor Chirilă în curând face 50 de ani. E bine? Da. Ți-am adus aminte? Da. Să terminăm pe nasul ăla așa. Nicio problemă. Nu? Și mă simt bine. Sunt foarte ok. Da? Da. Sunt încă imatur și... Ce? N-am niciun fel de greață, adică mai am mult până la... Vârsta nu mă ajută deloc în sensul ăsta. Deci... Ce bun. Acum că ai spus-o, asta e, dar scăpam cu un 35-38, 40. Să știi că m-am uitat acum la tine, da, nu... Adică sunii căzuți rău, nene, la... Da, da, uite-te la mine ce să... Da, da, și dacă îmi dau jos barba într-o zi, eu v-am mai zis, eu vă tot ameninț. Ajung și eu. Rupi. Pe Calea Victoriei, că dai jos și geamul. Ți-i o decapotabilă? Nu prea, nu. Și pui... Și o fată. Cântă cel tu ești. Da. Nu poți decapotabilă. Și o întreb dacă e sigură. Da. Doamne și domnilor, Tudor Chirilă, mulțumim tare mult că... Mulțumim, Tudor. Și eu mulțumesc onorat de invitație, dragilor. Ne auzim. Ne vedem. Între timp s-a servit și o alună. Știi cum se zice o alună? O măslină. Da. Un jeleu, o caghemușă.
Un jeleo ce? O kagemusha. Era un film ce japonez, kagemusha. Nu, nimic. Dar de unde fi venit expresia un, o alună, o măslină? O atenție. O atenție, o alună, o măslină, o atenție. Da. Păi, cu așa ceva erai servit. Bun, erau lucrurile gratis pe care ți le aduceau în anumite localuri. Ți aduc și acum. Când te duci să bei ceva. Adică bei nu știu ce, habar n-am, și ți se aduc niște măsline din partea casei sau niște covrigei sau niște alune. Sau niște șuncă în unele cazuri, că am mai prins. Bun. Da, depinde. Da, uite, de în Andaluzia, de exemplu... Andalusia. Așa, la Tres Orele, cred că se chema restaurantul italienesc din Nerja, unde am fost noi de câteva ori, și unde erau trei italienice. Așa. Și un... Mirarea fiind că ele erau în Andalusia. Da, și unul dintre Kellner, care era tot romanist, așa, avea un tatuaj mare cu Coloseum. Așa. Acolo, dacă te duceai la masă, de exemplu, ți se aduceau la început niște covrigei, niște măsline verzi făcute de ei. Bă, alea bune. Da, preparate. Spate acolo, da. Așa. Preparate de ei așa frumos și niște alune. Da. Niște alune. Asta era din partea casei. Știi că sunt restaurante unde ți aduce asta din partea casei doar dacă mănânci? Deci cum o să mâncați? E, dacă mâncați, asta e... Da, acolo se presupunea, se subînțelegea cumva că mănânci, că era și ora aceea și atunci nu te duceai la 1:30, 2 pe soarele ăla doar ca să bei ceva, să te moleșești. Nu, era clar că și mănânci. Am mâncat niște măsline la o întâlnire de sustenabilitate, ca să zic așa, la Ambasada Sustenabilității, care face niște cursuri la care o să merg. Și am mers la o întâlnire premergătoare, cum ar fi. Au venit niște măsline din astea sustenabile. Pai, băiatule, de ce sună? Deci este un titlu de povestire. Da, măslina sustenabilă. Da. Mai știi cum făceau așa când mușcai din ele, parcă era un balon de explozie, de ăsta de gust, de aromă în gură. Ceva. Vezi să nu ploi. Da. Nu acum, că de la măsline n-ai cum să ploi, dar am rămas așa și zic, dar de unde le aveți? Zice, noi când înainte de a face sustenabilitate, aveam un ăsta de vin, zice, un... cum se cheamă, mă, restaurantele astea de degustări de vin? Ceva. Da. Ceva. Pe românește un wine bar. Wine bar, așa, un wine bar, da. Așa și zice, am căutat multă vreme măsline să le punem acolo la clienți. Da, și am făcut 3 luni testări de măsline și am rămas la astea. Mamă, și într-adevăr, mai niște măsline formidabile. Da, am rămas cu gândurile alea. Să sperăm că mai întâlnim măsline din alea. Ce vă să zic, Radule, călătorie sprâncenată? Adică știu ce zice, dar ce fi? Noi cred că știm, avem o imagine greșită a sensului. Știu că e un fel de... Du-te învârtindu-te. Du-te învârt. Nu e asta. Dreacu, să te întorci când ce zice eu. Nu, da, nu e asta. Nu e asta. Da. Foarte multe lume, adică... Uzul provoacă abuz de multe ori. Așa. Și multă lume crede că asta înseamnă călătorie sprâncenată. E un fel de, dar doar un fel de echivalent al lui good riddance din engleză. Care ce înseamnă? Care înseamnă cam tot așa ceva, adică nu du-te învârtindu-te, sau dacă în engleză înseamnă du-te învârtindu-te, călătorie sprâncenată în română e un fel de drum bun spus în glumă. Spus ironic, afabil, cordial, își mai spun prietenii. Așa. Dar firește, expresia fiind folosită greșit de multe ori, acum impresia noastră este că sensul e să te întorci când ți-o spune eu, sau du-te învârtindu-te. Nu e. Da? Okay. Sprâncenat în trecut însemna, și Rodica Zafiu explică foarte bine lucrurile astea în Păcatele Limbii, însemna drum bun. Sprâncenat însemna frumos. Însemna ales, însemna superior. Da. Ia uite, Mircea Albulescu. Andrei Pleșu. Da. Deci călătoria sprâncenată nu are o nuanță peiorativă. Nouă ni se pare acum. Și povestea asta se întâmplă cu multe expresii. Și am mai dat exemplul ăsta cu afară e vopsi gardul înăuntru leopard, pe care lumea îl folosește acum pe post de una spune, alta fumează. Da. Nu înseamnă asta. Dar... pentru că a fost folosit cu sensul ăsta de milioane de ori, acum toată lumea crede că asta înseamnă. Eu am explicat că... Da, da, avem aici o poveste... Uitați-vă pe reels-urile noastre. Din Interbelic, în care aveai, când venea circul în localitate, aveai pe gardul circului afișe cu un leopard care sărea prin foc. Da?
Și nenea de acolo, care era angajatul circului, striga, afară e vopsi gardul, adică e doar desenul. Mm-hmm. Înăuntru e leopard. Adică da. Luați bilet. Luați bilet ca să vedeți fiara în adevărata ei dimensiune. Așa și aici, călătorie sprâncenată e pur și simplu drum bun, dar într-o formulare jucăușă, ironică, prietenească. N-are nimic peiorativ sau abraziv. Nu, nici vorba. Și am încălecat pe oșa și v-am spus expresia așa. Așa. Asta, da. Asta este, s-a învățat la română. Introducerea și scoaterea din poveste. Copii, da. Okay. Așa să face. Da. Că trebuia, te bagă într-un tărâm al fantasticului. Da. Păi ce m-am priceput la rezultat. Pe vremea când se potcovea puricele. Da. Cu 99 de ocale. Mă, dar nu mai știu, au trecut. Da, 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 da. Aproape 60 de ani. Dar ce expresii formidabile. Da, limba română, sigur. Da. Da, foarte da. Tare, foarte tare. Hai să... Ce mai urmează în emisiunea noastră? Cred că despre... Niște cărți? Niște cărți, cum se zicea. Cărți. Uh-huh. Te fac neprost. Asta e sectorul 7. Da. Să procedem. Spuma filelor. Stimate domnule Paraschivescu, vă rog să deschideți secțiunea de cărți. Spuma filelor. Spuma filelor, să numește. Ce m-am... Ce carte frumoasă acolo. Ana, da. Ea e raftul de Nisei? Ce mi-a plăcut din raftul de Nisei. Da. Mi-a plăcut de mine, ca să zic, la un moment dat. Ce ai făcut? După ce am botezat această rubrică Spuma filelor. Da. Pornind de la Spuma zilelor, de la cartea lui Boris Vian. Da. Am ajuns acum 2 ani, dar cred că am povestit deja asta, am ajuns acum 2 ani, cred, în Paris. Da. Și am intrat într-o librărie, acum un an. Ia, parcă am intrat într-o librărie care se chema L'Écume de Page. Oh. Și m-am scuturat așa, tare, cocoșește și am spus, măi, marile minți. Da. Era prima dată că intram acolo, nu știam de existența acestui spațiu. Chisa seamănă... Da, chisa se resemblă, dar până la urmă un amic, Daniel Nicolescu, mi-a spus, e o glumă acolo, titlul ăla, care derivă din L'Écume de Plage. L'Écume de Plage? Da, și m-am plăștit, am zis... Da. Da, e frumos și jocul ăsta, da. Okay. Da, da, îmi place. Spuma valurilor intră pe plajă, da. Da. Frumos, dar oricum, a fost așa o semi-încercare. Am dat cărțile Mariei Resa premiu pentru voi, urmează Bournville după săptămâna asta, au fost 3 câștigători la cărțile Mariei Resa, mulțumesc editurii Zix încă o dată și Alexandrei Rusu pentru amabilitatea de a ne oferi trei cărți. Fina mea, ca să mă împăunești și eu. E fina ta? Da. Ai spus, da, voia să fiu. Stai, prieten bun, da. Da, da. Minunat. Da. Așa, și... spun în direct acum că, apropo de Bournville, o să ne pască o invitație din partea Poliromului să facem o mică vorbire la un moment dat prin mai, cândva. Să lansăm. Să facem o discuție despre Bournville. Să facem o discuție despre Bournville. Da, noi doi și încă cineva de la editură. Asta adică, nu-i bătut în cuie. Asta ar însemna că să mă apuc să o citesc repede, nu? Mânătă. Dacă e mai. Jumătatea lui mai. Ai o lună și ceva. Da. Da. Am și o listă de cărți. Știu. Bă, să știu că e o carte frumoasă. Da, știu. Și am dedicat timp, ți-am zis, mă plimb cu mașina, că n-am terminat. Trebuie să povestesc neapărat despre cartea lui Dave Grohl, The Storyteller. Omul, ți-am zis data trecută la neașteptări. Deci omul trăiește într-o lume fascinantă și lui se întâmplă, el trăiește cu mirare propria viață. Mm-hmm. Și lui se întâmplă lucruri la care se uită așa și zice... Nu se aștepta la așa ceva de la el. Și zice, bă, dar la mine, okay. Zic atât, îți dau spoiler din carte, dar povestesc eu, până la podcastul viitor o termin. Că mai am, o termin, că o ascult, că așa am luat. Mai am, cred că, vreo oră din ea. Primește într-o zi SMS de la nevastă sa și zice, te deranjează dacă vin la cină și AC/DC? Și AC și DC? Și AC/DC? Da. Da, da, ok. Da. Deranj mare, da. 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 Apropo de nevastă, știi cum o cheamă pe nevasta lui Florin Salam, nu? Nu. Salam Victorie. Tot de la domnii doctori. Nu știam asta, dar... Da, înțeleg că nu mai e pe Salam acum, auzim tot felul de povești. Da, e adevărat. Da. Așa, păi să zicem, Ana Mazzola, fata mecanică
la Humanitas Fiction, colecția Raftul Denisei. Ce copertă frumoasă! Bună, Irinei Bojin. Eu acum spun de fiecare dată traducere foarte bună, traducere minunată, traducere... Nu, nu spui de fiecare da, dată. Da, câteodată mai am... Ai făcut praf pe unii săptămânile trecute. A, pe bună dreptate. A, păi vezi. Păi nu, da. Dar altceva voiam să spun, că în momentul în care laud această apariție, traducerea, de fapt laud traducerea plus redactarea. Pentru că, acum, întâmplător, nu o cunosc pe Irina Bojin, nu o cunosc personal, am citit niște traduceri ale ei care sunau bine. În unele cazuri, când îl știu pe traducător, știu că traducerea livrată editurii este foarte bună și că intervențiile redactorului sunt minimale. Că e vorba de Cornelia Rădulescu sau Ileana Scipione sau mai știu eu cine, Andrei Ionescu la spaniolă sau Marin Mălaicu Hondrani. Că e vorba de Iulia Gorzo sau Alexandra Coliban sau Dan Croitoru sau altcineva, George Volceanov la engleză și așa mai departe. Sunt nume garanție. Alte ori nu știu nimic despre, nu sunt suspicios din fire, dar sunt cărți unde nu-mi dau seama cum e traducerea în original pentru că n-am avut acces la ea la forma brută și laud o întreprindere conjugată. Traducător plus redactor. De aici, pentru că am fost întrebat, le citesc în original și după aia compar cu traducerea ONU. Nu mai am atâta timp pe lume ca să fac așa ceva. A fost o vreme când aveam rubrica de cronica traducerilor la Idei în Dialog, când făceam sportul ăsta, dar nu mai fac. Repet, asta e o carte care se citește foarte ușor și datorită traducerii și datorită acțiunii, pentru că este o carte cu mici influențe gotice, adică dacă o citești cu urechea comparatistului, mai găsești un pic de Mary Shelley, Frankenstein, mai găsești un pic de Horace Walpole, de Castelul din Otranto, de roman gotic, de roman un pic horror. E o poveste de secolul XVIII, de perioada lui Ludovic al XV-lea, în care avem în centru o figură stranie a unui ceasornicar, inginer, o persoană misterioasă și stranie, care ajunge ceasornicarul maestății sale și care creează obiecte însuflețite, animale, de fapt. Cum? Ia animale din natură, le ține sub atenție, sub observație, le sacrifică, le vede toate mecanismele lăuntrice și după aia reface acel animal din metal sau din altceva. Uh-huh. Și animalul ăla se comportă foarte, foarte apropiat de animalul în carne și oase și zgârciuri și sânge și ce mai fi. Și el atrage atenția cancelariei și Palatului Versailles și Louvre-ului și este transformat în ceasornicarul regelui. În același timp, cealaltă figură centrală este o fată, o tânără, Madeleine, care ajunge în slujba acestui om, un fel de cameristă, acționat însă din umbră de poliție, care vrea să afle cât mai multe lucruri despre omul ăsta ca să-l înfunde, pe motiv de magie neagră, de vrăji, de tot felul de lucruri complicate, misterioase și profund ilegale. Și vedem cum fata asta intră în ițele unei povești foarte complicate. O cunoaște pe fata acestui ceasornicar, anume Veronic, și ea cu niște ascunzișuri și cu niște taine mari în viață, ea vrând neapărat să calce pe urmele tatălui ei. Apare și marchiza de Pompadour, care este țiitoarea, cum se spune înainte, este amanta regelui și este un om de mare influență la curte. Și toată povestea e placată pe un eveniment care a avut o, de fapt nu un eveniment, o serie de întâmplări care au avut loc în jurul lui 1750, multe dispariții de copii. Copii săraci, copii din familii despărțite, familii de-astea ruinate de sărăcie, de băutură, de cine știe, de boală. Și a existat această temere că acei copii sunt răpiți ba chiar de poliție și că sunt duși, sacrificați, supuși unor experimente stranii, ba chiar sacrificați și sângele lor băut
de doamna de Pompadour, de rege însuși, care nu mai este lui bien-aimé, cum mi se spunea, ci devine lui mal-aimé, în loc de iubit, stimat, îndrăgit, devine urât. Și toată povestea se termină spectaculos, pentru că la un moment dat acest ciudat, că nu putem să-i spunem altfel, un pic de om de știință, un pic de medic, un pic de filozof, un pic de Descartes și un personaj inspirat de un cetățean care chiar a fost în serviciul regelui Franței, imaginează o fată mecanică. Deci o fată care preia comportamentele unei fete adevărate și reușește chiar să plângă, reușește chiar să verse lacrimi de sânge, reușește chiar să scrie un text poetic și reușește să deconspire un mister. E o carte de acțiune. Deci n-a nimic pretențios, nimic savant, dar e o lectură plăcută care se întinde pe 400 de pagini pe care nu le simți. Adică e o carte de citit la un drum lung cu trenul, dus întors, în București, Budapesta și înapoi, e numai bun. Să merge cu avionul, totuși. Pentru cine nu merge cu avionul? Uite, eu n-am voie să merg, m-aș fi dus și eu la Timișoara cu avionul, dar am 3 luni interdicție. Abia, da, n-ai abia luna asta o să pot merge cu avionul. Da. Mm-hmm. Că la Paris, unde o să merg pentru fruturile negru, pentru lansarea franceză, nu o să mă duc cu mașina. Ar fi trebuit să plec deja. Da. Așa. Now I see. Spune tu. Ani iernu. Uh-huh. Cu Ani, în traducerea Mădălinei Ghiu și... care e și un redactor foarte bun. E apărută la Anansi, în mod evident, uh-huh. Anansi contemporan, la Pandora M. Scrie aici o doamnă care se numește Deborah Levy, una dintre cele mai bune cărți pe care le vei citi vreodată și aș zice fără îndoială. Cartea e publicată în 2008. Anier, nu? Care e premiul Nobel. Premiul Nobel, da. Premiul Nobel pentru literatură în 2022. Cum e cu cartea asta? Cartea asta aparent e o carte de memorii, să zicem așa. Un jurnal de amintiri, o autobiografie. Anier Nou e o scriitoare celebră în Franța, sigur, apreciată de societate, sigur că lumea ar fi vrut să vadă memoriile, cum să facem. Da. Numai că Anier Nou găsește o modalitate în care să-și publice memoriile absolut spectaculoasă și diferită față de ceea ce se face în mod obișnuit, pentru că nu sunt memoriile doar ale ei, ci sunt niște memorii colective. În sensul în care ce am trăit eu și alții la fel ca mine la oaltă în societatea noastră de-a lungul anilor pe care i-am trăit pe lumea asta. Din 1940 până în 2008, anul apariției, și cum se schimbă viața ei dintr-o tânără fată care își caută viitorul până aproape de vârsta senectuții, să spunem așa, care sunt visurile și închipuirile ei, cum trece prin căsnicie, dar ce face întreaga societate împreună cu ea, care este întâlnirea și credința despre Charles de Gaulle. De exemplu, ce credeam noi tinerii despre el și de ce voiam să-l dăm jos și care era curentul împotriva goliștilor. Cum i-am receptat pe cei care veneau din colonii în Franța noastră și cum au început să fie din ce în ce mai prezenți în societatea noastră. Ce au însemnat pentru noi revoltele din 1968. Anier Nou spunând, de exemplu, pentru generația mea, nu a fost un lucru atât de mare pentru că eram deja mai mari cu 10 ani decât cei care făceau aceste revolte și ne uitam la ei ca la niște copii. Ce a început să însemne consumerismul? Dom'le, ne-am luat mașină de spălat, spune fiecare tip de mașină, ce era la modă, ce ne-am pus în casă, care erau emisiunile la televizor, care erau scandalurile politice pe care le-am uitat, evident că le uiți. Deși le trăiești, că vin altele. Cum se transformă viața ei dintr-o femeie căsătorită într-o femeie divorțată, ce se întâmplă cu copiii ei, dar și cu generația copiilor ei, care e complet diferită față de ceea ce întâlnise până atunci, pentru că apar calculatoarele și așa mai departe. Deci e o strânsoare de
memorii comune și de transformarea unei societăți vreme de 70 de ani, cu apariția unor lucruri diferite, să le spun, n-ar zice nici bune, nici rele, dar scrise cu căldură, candoare și un tip de pasiune, dar, cum să zic, detașată. Și cartea asta are o poveste foarte interesantă. În ce sens? Știi că tuturor ni se pare, uitându-ne la vârstele și la trăirile noastre, că viața este scurtă și că se duce foarte, foarte, foarte repede. Iar Annie Ernaux, prin notițele ei comune, dar și individuale, reușește să arate că, chiar în ciuda acestei scurtimi pe care cumva o simțim, pentru că probabil îmbătrânim, viețile noastre sunt foarte pline. Pentru că ea are o sumedenie de lucruri de detaliu și atunci dacă începi să te uiți prin cartea asta și să vezi câte lucruri a făcut o femeie obișnuită, fără să aibă pretenția de a străbate lumea, de a face revoluții, de a trăi lucruri spectaculoase, ci un cetățean absolut obișnuit al unei țări occidentale, îți dai seama că poți să ai o viață foarte plină. Te uiți și spui asta doar gândindu-te la cărțile pe care le citești și pe care le înșiri aici. Și spui ce zici de cartea asta, dar de curentul respectiv și povestește. Știți că apăruse în 1970 sau 80 un curent care ne ajuta să învețe cum să facem dragoste, cum să ne descoperim senzualitatea și așa mai departe. Ce filme am văzut? Ce filme ne-au rămas în memorie, cum a fost la operă, ce opere am văzut și nu știu cum a procedat. Adică, uneori cred că ți-e greu să-ți amintești, nu? Dacă te întreb ce ai făcut acum 32 de ani și prin ce treceai și prin ce curent, eu cred că ea... Treceam prin mineria. Povestești... Curentul mineresc. Da. Are referiri și la România, și la asta. Eu cred că ea a ținut un jurnal. Se poate. Cred că a ținut un jurnal cu fapte, date, lucruri care probabil au impresionat-o. Cred că a făcut din urmă și o muncă de documentare, nu pot să-mi închipui altfel. Multitudinea de date și informații e prea mare. Firești. Și atunci te duci un pic în urmă și atunci, cu memoria pe care o ai, cred că reușești să mai deselenești. Și atunci Annie Ernaux oferă o foarte plăcută carte, de fapt face memoria unei societăți întregi, sau unei părți din ea, intelectualul legat de literatură, căci asta este profesoară de limba franceză, da, om de literatură, memoria acestei părți de societate, așa cum a trăit-o și cum a simțit-o de-a lungul unei astfel de vieți. Foarte interesantă și o carte foarte caldă și foarte interesant scrisă. Hai să zic o chestie ce a trecut apropo de tehnică de scris, că știu că tu mai predai tehnică de scris. Nu mai cred. Nu mai predai? Nu. Când ai era ceva, îi spunea creative writing, dar era de fapt altceva sub eticheta. Asta erau niște exerciții de autodescoperire cu ajutorul cuvintelor, de foraj în străfundurile personalității, de scos la iveală tot felul de lucruri pe care le credeam îngropate, de ciupirea sensibilității, de trezirea unor amintiri care te făceau fie să râzi, fie să plângi. Nu era un curs propriu-zis de scriere creativă, nu predam tehnici de scriere. Annie Ernaux începe memoriile astea de la vârstă foarte mică, 2-3-4 ani. Ce îți mai aduce aminte de la 2-3-4 ani? La 4 ani mi-aduc aminte ceva, dar de la 2 recunosc că nu. E, pe acolo. Da. Și atunci știi cum sunt amintirile astea? Sunt doar flash-uri. Da. Ele n-au o poveste care să se lege înțeles. Și eventual să spună și nici nu le leagă. Ci publică doar flash-ul respectiv. Chipul lui Simon Signoret pe afișul filmului Thérèse Racan. Zola? Pac! Deci atât. Și deci asta a văzut ea la 4 ani? Ceva. Știa că e Simon Signoret? Și-o fi spus cineva, sau câți ani avea atunci, da. Pantoful care se rotește pe un piedestal într-un magazin André Duroux, așa, iar în jurul lui același enunț, derulându-se la nesfârșit, cu babiot, bebe, pășește și mare crește. Okay. Nu au nicio legătură între ele, dar scrie aceste flash-uri care apar și, sigur, pe măsură ce crești în vârstă, capătă poveste și așa mai departe, și cartea se termină în mod identic, pentru că la bătrânețe încep să apară altfel de golurile, de memorie. Da. Minunată carte, adică realmente minunată. Am zis. Așa. Eu mai... Ai citit Carl May cu Vinetu și cu alea? Ei, cum să nu? Cum să zice, Vinetu sau Vinetu, cum zici?
Vine tu. Vine tu, nu? Da, da, da. Trebuia cu... Pe aia, Karl May era german, deci hai să zicem. Era May. Karl May. Karl May, că e german, da? Da, da. Brian May. Da, da. Eu așa știu de Karl May. Era german, da. Da. Da, 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 da. Da. Ia, o colecție întreagă de cărțele lui. Dacă old. Erai dinamovist, hau, hau, hau. Ai din altceva, din spartani. Old Shatterhand. Old Shatterhand, da. Eu continui cu Marian Coman, Omulețul din perete. Este ediția a doua acestei cărți de proză scurtă, o carte compusă din trei părți bară cărți. Sunt proze, povestiri fantastice. De fapt, ăsta e subtitlul. E o carte premiată cu premiul Vladimir Colin în 2021, un premiu care se dă mai mult pentru SF, din ce țin eu minte, dar asta nu e o carte SF. În schimb, este cartea unui autor teribil de talentat. Deci mi-a făcut o plăcere enormă să citesc. Am luat-o, nu știu de ce, mi-a plăcut titlul. Și mi-a plăcut că aici scrie și dacă ești doar un personaj în cartea altcuiva. Mi-a plăcut povestea asta și am luat cartea, zic, hai să vedem. A apărut la Nemira, în colecția aia, în autor, și am deschis-o și este ceva superb. Cu personaje care apar în mai multe povestiri, cu lucruri care trec dintr-o povestire în alta, cu personaje care apar la mai multe vârste, eu anume Cala, care apare și pe post de copil, apare și ca tânără curtată și adorată de multă lume, apare și la bătrânețe, apare și nipostaza didactică, apare și nipostaza carcerală de om care veghează asupra deținuților dintr-o celulă, cu un testament de ciocolată, aici m-a lovit, imaginea recunosc, așa, ca să văd pe urmă, citind despre Marian Coman, care are o carte care se cheamă Testamentul de ciocolată, cu un personaj pe care îl cheamă Seven, cu E, Seven. Firește inspirat de film, de personajul din personajul principal din film, cu tot felul de oameni care migrează dintr-un text în altul, cu personaje care sunt ursuleți, un ursuleț lică, dar el este umanizat până la suprapunere aproape, cu toată alunecarea asta spre periferia morală, spre periferia caracterului, nu doar a teritoriului, a cartierului, a spațiului geografic, ci a spațiului lăuntric. E splendid scrisă, are pe copertă, mi se pare, un citat dintr-un alt autor tânăr, puternic, la modă și talentat, Tudor Ganea, care publică la Polirom, dar este o plăcere. Deci am citit-o cu bucurie, cartea asta. Mi s-a părut atât de bine adusă din Condei, imaginile sunt atât de frumoase și respirația frazei n-are nimic căznit, n-are clișee sau are clișee intenționate, de care el însuși își bate joc ceva mai la vale. De o carte cuceritoare, n-are rost să mă apuc să povestesc acum, n-aș face așa ceva, dar repet, ai ocazia să vezi cum arată o amnezie mov. Ce un titlu de povestire, da, amnezia mov. Știm cum arată o flacără mov. Flacăra violet este reprezentată de un domn care a fost unul dintre editorii primei mele traduceri, care a fost un rateu din cauza acestui domn și a colegului dumisale de mers, Aliodor Manolea. Da, Aliodor Manolea. Pe urmă s-a reprofilat pe flăcări. Atunci era editor când l-am cunoscut eu în 90. Da, te cunoști cu Aliodor Manolea? Nu, mulți. Cunosc, a venit, dar nu, de fapt nu cu el am avut de-a face, cu celălalt domn care era actor și care a venit să-mi ceară o traducere. Dacă nu, cumva aveam prin 91 o traducere desertar. Aveam avut 3-4. Și am dat o traducere pe care i-au masacrat-o redacțional. No, asta e. Dar, repet, Marian Coman, Mangaliot, născut la Mangalia, dobrogean, minunat. Deci, un scriitor din stirpea lui Răzvan Petrescu, mi se pare mie, cu mult talent, cu o imaginație bogată, cotropitoare aproape, și cu o plăcere a scrisului, că mie, eu asta am
citit pe lângă fraze și capitole și povestiri, am citit o plăcere enormă de a scrie, de a inventa, de a-și da drumul liber fanteziei, de a spune ție mintea pe moață, trecând dintr-o cameră în alta, dintr-o vârstă în alta, din neînsuflețit în însuflețit, cultivând fantasme, aducând personaje formidabile și greu de închipuit, greu de conturat. Repet, Omulețul din perete, Nemira, colecția N autor, o minune de carte. Bravo! Păi să tragem la poartă atunci, că tot veni momentul. Fotbal și fotbalanuc. Stimați vorbitorinci, ne-am uitat la naționala noastră și acum la... Acum să fac 30 de ani de la campania americană. Da, acum să fac 30 de ani. Da, 30 de ani. Da. De la America 94, da. Cum te uitai în 94 la naționala lui Lucescu din 70, da. Cam așa. Da, da. Chiar mai mult timp a trecut. Da. Vai de capul meu. Ce de-a vreme. Ne-a doborât anii ieri. Ce de-a cădere de atunci până acum. Da, cădere. Dar de ce zici cădere? Că ăla a fost doar un vârf, că în rest eram tot fii ploie. Am fost mai bun. Când mă gândesc la generațiile care s-au succedat din ce în ce mai... Să luăm, că în 1930 ne-am dus la mondial, că ne-au chemat ei de la Moșadam. Da. Păi în 34-38 n-am fost, după aia nu s-a ținut și a revenit treaba prin 50 a fost în Brazilia, dar în 50 a fost în Brazilia. 50 n-am fost. Drama Braziliei. În 50 n-am fost. În 54 n-am fost. În 58 n-am fost. 60 nu. 66 nu. 70. 70. Deci, dar nici Olanda nu fusese. Da, și când a apărut. Da, și când a apărut. Da, și uite că a decăzut și ea, că după, da. Păi a decăzut, eu asta constat la olandez de, acum am luat ora asta cu discuția, constat de 30 de ani, dacă nu, 50 că de ce, ani. Că au decăzut? Că tot scade. Păi și am zis, după seria lui Cruyff, Neskens, Kaiser, Rensenbrink, ceilalți, i-am văzut pe ceilalți cu Van Basten și am zis că sunt cam slăbuți ăștia totuși, prin comparație cu Cruyff, cam oricine era slăbuț în Olanda. Da. Oh, cu Vandenburg, cu toți aia Van Breukelen, frații Kuman, da? După care... Hulit și Hulit, înțeleg că-i da, Hulit, Rijkaard și Van Basten, da. O echipă cosmică. Te uiți azi la ei și spun, sau nu erau adevărați. Da, după care au mai venit 2010. Au avut varie, echipa aia cu frații de Burg, cu Overmars, cu Reitziger, cu Kluivert. Buni. Da, bun, ei au luat campionatul european. Nu, au luat în 88 cu Van Basten. Van Basten și după aia nu mai Rijkaard. Nu, dar era o echipă cu jucători care jucau pe la Barcelona, la Arsenal. La... Da, da, erau. Și am zis, așa, călăi. După aia a venit Snyder, Van der Meijde și ceilalți. Robben, Van Persie și toți, iarăși. Am zis, acum la fel. Zici, bă, ăștia chiar nu mai au niciun haz, dar ăștia care nu mai au niciun haz sunt doi la Liverpool, unul sau doi la Inter, unul la Barcelona deci și mai departe. O finală de Cupa Mondială, Marea Olanda a prins o finală de Cupa Mondială în 2010. Ei, a mai prins două înainte, în 74-78. Păi aia zic, după generația aia a prins 2010. A luat un titlu în 88, un titlu european în 88 și finală în 2010. Da. 2014 nu a fost, 2018 nu mi-aduc aminte că aia a fost cu Croația, Anglia, nu știu ce, ăla a fost în Rusia 2008. Da, da, a fost Franța, Croația finală. Și acum, în 2022, cred că nici nu am fost la campionat. Mi se pare că nu. Da, sunt o echipă foarte tânără în fotbal, foarte tânără. Pe lângă Franța, Anglia, Italia. E un tătăiț. Eu știu, nu zic Olanda ca națională, a apărut mult după țările mari și totuși are trei finale de Cupa Mondială. Adică noi suntem mult mai vechi în meserie și n-avem nimic. Cine, noi? Pe ce? Da, ne comparăm cu ei? Unde? La ce? Da, nu prea ne comparăm, dar noi am fost atunci, acum 30 de ani, la 9 minute de o semifinală cu Brazilia, pentru, vorbim pentru cei tineri, foarte tineri. Asta e lui Irvine,
știi cum zicea Edgar Wein la Formula 1, deci mi-a lipsit un tur și o roată sau ceva de genul ăsta. Și Matt Biondi a zis, dacă nu-mi tăiam unghiile, eram campion mondial la natație. Da. Dar atunci noi chiar am fost cu ochii pe ceas la 9 minute de o semifinală cu Brazilia. Deci, așa făcea și Florin Prunea-to cu ochii pe ceas era. I-a ieșit pe nas de câte ori a fost probozit prin emisiuni, da, persiflat, evident. Bun, n-a fost el singurul la faza aceea, au greșit vreo 3-4. Da, mă rog, sigur că lumea ține minte... La el se vede. Da. Că... Păi trebuie să stea, mâna lui era sub capul. Da, Kenneth Anderson l-a surclasat. Da, au trecut 30 de ani și n-au trecut cu folos pentru noi. Adică noi, pentru noi, care atunci eram niște abonați la calificări și la europene și la mondiale, acum o calificare e o performanță în sine. Da. Păi... Asta zic că a fost și în trecut. Canac, am prins o generație 94 care a mers și în 96 și 98. Păi la Europa avem o singură victorie. Da, aia cu Anglia, 3-2. Da. Ganea gol în minutul 16. Ai un egal cu Germania, cu contribuția lui Kim Milton-Nielsen, mi se pare, care nu ne-a dat un penalti, și ai o înfrângere cu Portugalia pe minutul 92. Și ai și un egal cu Italia, dacă nu mă înșel. Atunci, în 2000, nu. No, Italia ne-a scos. Nu Italia a scos. Cine a fost primul meci? Că a fost un meci greu de tot. Cu Germania. Cu Germania era? Am făcut 1-1, parcă. Da? După aia ne-a bătut Portugalia. Gol de 11 metri. Exact. Ne-a bătut Portugalia și după aia am bătut Anglia. Și ne-a scos Italia și Hagi l-a scos pe Conte. Da. La 2008. Da, atunci cu penaltiul ratat de mult. Da. El a fost european. El a fost european. Dar acum calificarea e văzută ca un mare rezultat dintr-o grupă slăbuță. Iar începe. Păi nu, ăsta e adevărul. Noi suntem fii ploieci. Uită-te la grupa noastră, care sigur un pic s-a complicat prin apariția Ucrainei. Un pic s-a complicat? Un pic, da. Suntem a patra roată la căruță. Da. Deci trei bătăi scrie pe noi. Nu știu, dar uită-te la grupa cealaltă, la Spania, Croația, Italia, Albania. Aici că e mai bine la noi, pentru noi. Belgia, Slovacia, Ucraina. Da. Noi, nu-s balauri. Sunt echipe cu jucători care joacă la echipe de club mai valoroase și joacă, nu fac tușa. Dar n-ai, adică Slovacia nu e Italia, totuși. Da. Da? Belgia, nu e, care Belgia nu e Franța. Da. Da, știu, Italia e o amintire a... Păi, e o amintire, dar nu-ți fost... doresc să joci cu ea. Andrea Companiu a fost convocat la... Știu eu, s-a mai făcut, S-au făcut glume. Tot felul de glume, da. Dar uite Albania, care a avut rezultate. Italia n-a fost la campionatul mondial. N-a fost, că a scos-o Macedonia, nu? Nu, mai știu cine a scos-o. La baraj, a fost scos-o cineva la baraj, a fost o buluială generală. Deci nici Italia nu mai e ce e. Nu e Italia lui Baggio și nici nu știu, dacă te pun să zici repede trei jucători, nu știi. Știu, pe Raspadori lui Nimeri. La Raspadori. Mai e Chiesa așa din amintiri. Acerbi, că a fost la Lazio. Așa, și dacă nu era Lazio, dacă nu era să ții cu Lazio. Care este vedeta Italiei? Echipa. Asta e clișeu. Vedeta noastră este echipa. Nu au niciun jucător să-l lucrătă. Donnarumma cine? Donnarumma? Da, care se spunea Donnarumma când a plecat la PSG. Donnarumma. Asta e să ne uităm noi un pic pe echipa Italiei, că asta este. Hai că găsești jucători. Ia să vedem celebrit. Da, Donnarumma care e acolo. Sunt niște băieți pe la mijloc, Barella, de pildă, care bănuiesc că e titular. Așa îmi place să cred că la întrebări e un jucător de mare calitate. Da. Uite, Jorginho, pe ăsta îl știm. Că dacă știu, asta e, da. Știm și unde joacă, da. Cu mare unde folos. Unde nu prea joacă. Uh-huh. Unde nu prea din joacă. Din fericire pentru Arsenal, nu prea joacă. Deci, Donnarumma. Așa. Așa, stai să trec de portar, că aici este. Că-s mulți. Că-s mulți, da. Păi, în spate joacă, i-am luat și eu de pe Transfermarkt. Deci, Bastoni, Scalvini, Buongiorno, Gianluca Mancini. Ok, asta e așa. De la Roma, nu? Aia e problema mea. Federico Di Marco. Da. Destiny Udogie. De la Tottenham.
Băi, hai că n-au, deci oricât... Darmian, poftim, de Darmian am auzit că a jucat în campionatul Angliei. Barella, Jorginho, Locatelli, dar nu ăla de pe vremuri, altul. Nu. A, așa? Hai să trecem în față, acolo unde sunt adevăratele vedete. Zaniolo, e? Nu, că are, are pușcărie din aia de pariuri, da, nu? Da, 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 da. A, așa. Federico Chiesa, avem aici. Mm-hmm. Zaccagni, da. Orsolini, Raspadori, Retegui și Lorenzo Luca, adică... Da, nu e, nu e echipă care să sune bine, da. Dar nu ți-ai dorit unde, să ăștia joci unde? Cu ce Baggio, ăștia ei, unde joacă? Da, nu, diferența e enormă. De fapt, măcar e... Dino Baggio, unde? Diferența e mare de tot, dar spre deosebire de noi, unde iarăși diferența e mare față de acum 30 de ani, e un campionat binișor mai bun, plin de străini de calitate... Da. Da, mai departe. E bun, da, e bun, investiții e bun. Multe, na, că nu poți să compari. Însă noi, că despre noi era vorba, noi vorbim despre noi și despre cum ne-am comportat în amicalele astea și ne-am comportat mediocru. Cum să ne comportăm? Cum să ne comportăm? Un meci plicticos până la Preleșin cu Irlanda. I-am zăpăcit pe aia. Da, da. Da. I-am venim cu 4 jucători sub 20 de ani sau ceva de genul ăsta, cu tinerei, fără nume mari, că ei nu au avut vreodată nume mari. Au avut pe Queen când ne-au eliminat atunci, în 85. Da, sau pe Lafferty. Dar numai, nici măcar așa ceva nu mai au. Și ne-au și marcat repede și a fost un meci cumplit de plicticos, cu un fotbal îngălat, așa. Să că a fost vesel ăsta cu Columbia, n-a mai fost plicticos. Ăsta n-a fost plicticos, dar nu grație nouă. Mi-au dat cu terenul în cap. Da. Prin apărare, în centrul apărării, mamă, cât de, ce înseamnă o echipă de fotbal, cum ne-a desfăcut în centrul apărării. Da. Nu era nimeni pe nicăieri, acest cuplu formidabil, Drăgușin, Burcă, păreau că se întâlnesc prima oară. Cred că și noi suntem mai sudați. Burcă devine la primul gol că n-a sărit, deși asta e meseria lui acolo. A fundaș central, Drăgușin a plecat după fentă, după săritul peste minge la golul 2. Și spre norocul nostru, dar e un noroc mincinos. Așa. Băieții și-au retras câteva vedete la depou ca să se menajeze. Că, lumea pe Facebook că noi am băgat la final adevărații titlul, că a venit Ianis Hagi cu Denis Mann. La 3-0 au scos jucători. Uh-huh. Au scos jucători. Ceva asemănător s-a întâmplat cu Elveția în meciul la oficial, că la 2-0 Iachin și-a retras piesele grele, a zis gata, treaba e rezolvată și a plătit. Iarăși îmi place că gazetele românești deja l-au dat pe Denis Mann la Juventus, așa, pentru că Denis Mann are 8 goluri date în serie B și urmează să intre probabil în serie A înapoi și Juventus... Da. Au mai fost povești din astea. Da. Au mai fost. Dar în orice caz, columbienii ne-au provocat rușinea, ei ne-au scutit de ceva, de o ridiculizare totală. Mai trăim două luni din alea, fost cu complicitatea lor rezultatul ăsta, în care, într-adevăr, echipa României a fost jalnică. Deci aveai sentimentul că joacă seniori cu juniori. Până la 3-0, plus că lăsând deoparte scorul, oamenii din Columbia aveau o viteză de joc formidabilă, combinau, aveau imaginație, aveau forță de pătrundere. Diaz își permitea niște artificii pe care Klopp nu cred că i l-ar îngădui. Adică cu mingea pe bombeu, cu preluări pe genunchi și după aia pe cap în fața lui Raciu, în Anglia nu face așa ceva, că... Vine cineva și te aruncă în tribună direct. Mm-hmm. Dar aici au mers. Și într-adevăr se vede ce înseamnă să fii un jucător de talent într-o echipă bine asamblată și bine pregătită fizic, cum e Diaz. Probabil că e cea mai bună națională a momentului Columbia, cel puțin una neînvinsă de 17 meciuri. Și sigur, amicalele sunt semiconcludente. Da, să bați Spania la ea acasă, să bați Germania, să bați puțin Brazilia, nu? Da. Rămâne această întrebare. De unde avea Luis Diaz forță de pătrundere? Cine i-a dat? Ce e în organismul lui acolo? E un jucător foarte talentat și care s-a lipit imediat. Deci la Núñez, vine din Uruguay. La Núñez acomodarea a fost complicată. El e și temperamental, un tip
dificil, hachițos, mă rog, aici Diaz a făcut impact imediat, da? Și un jucător fără de care e greu de conceput Liverpool. Am văzut un meci de campionat acum cu Brighton. Păi, dar Diaz s-a simțit la fiecare fază. S-a simțit și Salah, dar la capătul celălalt. El a pierdut cam tot ce a avut de pierdut și a fost și egoist de câteva ori. Dar da, am avut două amicale utile. Astea, clișeul ăsta a fost un test util. A fost un test în care am jucat non-fotbal. Minus vreo 10 minute când ne-au lăsat columbienii. Parizer mănânci, parizer joci. Apă, bei. Da. Parizer pentru că a avut loc această întâmplare pe care eu n-am înțeles-o până la capăt. Domnul Șucu de la Rapid a mâncat parizer pe capota unei mașini și ulterior suporteri la fotbal. La fotbal, cum ar fi, da. Craiova lui Mitriță sau lui Rotaru a bătut pe... Da. Și campionatul e gata, ceea ce eu spusesem vineri pentru emisiune. A spus dacă FCSB bate la Constanța, indiferent ce se întâmplă în rezultatele, în meciurile celelalte, treaba e coaptă. Și FCSB a bătut la Constanța? A bătut la Constanța după un meci pe care nu știu că merita să-l câștige, dar l-a câștigat. Așa, cum necum, târziu, dar l-a câștigat. Și campionatul e gata după mine. Da? Da. Păi mai sunt 8 etape. 8 etape și 7 puncte avans, plus rotunjirea de care FCSB n-a beneficiat spre deosebire de celelalte. Ai avea oarecum 8 etape în 8 puncte în 8 etape de recuperat. Păi și ce, e mult? Poate e enorm, e mult. 6 bătăi. Hai, da, sigur, poate. Da. Deocamdată Rapid a luat 2. Rapid care bătuse FCSB cu 4-0, o scoseseră din ghete. Da? Păi uite, dacă se întâlnesc de 2 ori și bate Rapidul, se întâlnesc de 2 ori, nu? Se întâlnesc de 2 ori, da. Și bate Rapidul de 2 ori, deja nu mai sunt 7 puncte, sunt... Noi putem fi contrafactual cât ne place, dar după mine, nu mă bănuiește nimeni de simpatii FCSB-iste, dar după mine campionatul e gata. Campionatul e gata. Dacă Farul bătea, se mai discuta, pentru că etapa viitoare e FCSB Craiova. Acum știm că în ultimele meciuri Craiova nu prea a fost bine cu FCSB-ul. Poate dacă Craiova a câștigat două meciuri la rând, ceea ce în România pare o performanță uriașă. Adică da, și-a câștigat cu Rapid, fiind condusă și rămânând cu un om în minus. Da, așa a fost? Da, a fost. Da. Uri a luat roșu, al doilea galben, parcă a luat roșu. Și ai fi zis după aia că Rapid o să fie jupânul terenului. E bine, nu. Craiova a întors. Ei, Parizer. Aia e. Mai data viitoare, Cabanos. Da, e complicat pentru Rapid. Nu a fost nimic cu arbitri cu asta, să nu ne înjure lumea acum. Nu mai știu. Nu mai știu dacă a fost ceva cu arbitri, parcă nu. Nu a fost. Adică nu din cauza asta. Nici Van Kovács bănuiesc. Kovács, da. Că la nivelul ăsta aici... Care a fost? Adică a fost o nesăbuință a lui Roma Dancareu, la adresa lui Ivan, asupra lui Ivan. A fost un Mitriță care își revendică din ce în ce mai tare convocarea. Să vedem ce va face Iordănescu. Sunt oameni care, sigur, din anturajul Craiovei, care insistă și pentru Bayram, l-am auzit pe Sorin Cârțu, pomenind de el, Bayram, care acum un an era pe nicăieri și care are, într-adevăr, un sezon foarte bun. Acum a marcat, a pasat, deci a făcut lucruri interesante. Să vedem. Dar eu zic că e gata campionatul. Bine, e gata campionatul. Nu te-a spune zburtie. Așa cred eu, nu știu. E posibil să mai întâmple 1, 2, 3, 4, cupa și campionat. Da, uite, etapa viitoare, nu mai știu cu cine joacă CFR-ul, cred cu Rapid. Da? Așa cred. Pentru CFR Cluj campionatul e gata. Și pentru Rapid. În momentul când pierzi acasă cu Farul, pierzi la Craiova după ce ai avut avantaj și ai un om în plus, e cam gata. Da. E o discuție despre cât de mare antrenor e Mutu. Am vorbit, Am vorbit, da. Micuț. Bine, o să ne întoarcem la subiect. Rețineți acest lucru. Deocamdată, 4 mese de pește, domnul Radu Paraschivescu a avut dezlegarea la pește. Să vedem acum de ce. Oale, ulcele și tigăi. În rubrica noastră de specialitate, oale și ulcele... Ai fost de 4 ori la rând la un restaurant de pește? Da. Dar ce, s-a servit carne de vită sau ce? Le-a făcut de-aia tortelinii cum se cântă în Banat, frunză verde de piglaiz, nu e pasăre ca porcul și nici floare ca măraru. Nu, era un restaurant chiar de pește. Așa?
Nu dintre cele mai ieftine, trebuie spus și asta, dar noi suntem obișnuiți din București cu restaurante care nu sunt ieftine. Da, care sunt de fapt cele mai Nici ăsta nu e ieftin. Dar are o ofertă foarte interesantă și la nivel înalt. Eu voiam să mergem pe acolo, prin Piața Unirii, între opere și catedrală, în locurile clasice. Noroc că Irina și-a adus aminte, ea a fost cu mine la Bookfest, ne-am mers cu mașina, și ea mi-a adus aminte că noi mai fuseserăm acolo, și eu mai fusesem de două ori anul trecut, și cu ea acum 2 ani, când vărul meu își sărbase aniversarea de 60 de ani acolo. Vărul de la Lugoș. De la Lugoș. A venit el cu cu Elena, cu soția lui. Cu tot ce trebuie de la Lugoș. Cu băiatul lui, care vine din era în Timișoara, oricum. Și am făcut această masă la restaurantul Sabres, așa se cheamă, care e destul de aproape de stadion, deci nu e în centru. Așa. Mai e ceva de mers. A fost și eu odată. Da, mie mi-a plăcut să merg pe jos, pe străzile alea. Era foarte aproape și de centru de afaceri unde s-a ținut Bookfest-ul și era aproape și de hotelul la care am stat. Că n-am stat unde stăteam de obicei la Savoy, am stat la un boutique hotel care se cheamă Vanilla. Ai fost și tu la Sabres? Da, am fost. N-am mâncat. Ba da, băi, am mâncat. S-a părut de înalt nivel. Eu, nefiind un om care iahtia după pește. Da. Adică eu sunt mai cu puiul, mai cu curcanul, cu vita din când în când. De la pește cel mai bun lucru de mâncat sunt icrele pe pâine, prăjită, dacă sigur, se poate. Am avut și așa ceva. Și cu un pic de untuleț. Pus pe icre, am avut și icre, da. Dar am avut și... Dar să fie pâine multă. Pâine multă să rece omul. am avut și icre, am avut și zacuscă de pește. Și am mâncat prima seară ceva... Seară sau prânz, nu mai știu, nu contează. Am mâncat ceva care se cheamă tajină de pește. Bine, tajina-i vasul. Era o porție de persoane și porție de două persoane și am luat-o pe cea pentru două persoane cu trei tipuri de pește, filetat tot. Pus așa între niște ardei și roșii. Pus într-un sos, o zeamă roșie cu foarte multe legume. Da. Delicios. Și peștele făcut fideluțe așa printre... Da, cu bucăți de pește filetat frumos. Ce să mănânc? Păstrăv și încă ceva, dar nu mai știu. Nu, le-am văzut niște sardine, nu acolo, în altă parte, cred că pe internet a luat cineva niște sardine și le-a făcut rulo așa pe sardine și le-a umplut tot igaie și erau rotunde și au. Și pe aia le-a pus tot prin roșu. Aia de cap și de zilele. Rău de tot. Da. Deci nicio și pește. Așa am mâncat, după aia am mâncat în ziua următoare ceva care se cheamă ciorbă de somon cu verdețuri. Alea, verdețurile mă interesează foarte excepțional. Tare. Nu mai știu ce erau. Da. Erau multe în orice caz. Așa. Foarte bun. Nu mai țin de chiar tot, dar știu că au fost alături un vecin mânca jumări de pește cu muștei. Da, le știu, da. Da, tort de pește. N-am voie muștei. Doboș tort de pește. Doboș în formă de tort de pește. Aveau și 2-3 deserturi. Dar zacusca de pește, iarăși, minunat. Asta e ceva senzațional. Am mâncat la cumătru Marcel. Poți să mănânci un borcan de la nici nu grașă, că e pește, peștele este... Și dacă pui pe pâine, cumva... Eu am primit de la un arhitect din grupul medicilor, deci un non-medic, am primit acum, una din zilele astea, un borcan de zacuscă de păstrăv afumat de la Doftana. A fost el acolo. Cu de la alt păstrăv. Da. Ceea ce mi-a adus aminte că un prieten de-ai noștri de la UTA Arad ne-a trimis un tablou pe care ia că am uitat să-l aduc acum, dar îl voi găsi și edițiile următoare îl aduc să stea frumos aici. Ca un exemplu de toleranță al unui om care ține cu poli. Da. Păi pentru tine. A fost pentru civilitate, cum ar fi. Da, sigur. Civilitate și civism. Închei paranteza, am mâncat creveți la un bistro aici în centru. Dar ce creveți am mâncat? Așa. Da. Care creveții, dacă sunt trași prin unt, pot fi mâncat toți deodată, pentru că aia cred că erau cu tot untul din lume. Eu am trecut la măsurarea mea de calorii, știi, 60 de grame de creveți, nu sunt multe, dar ignori untul, știi? Nu spui nimănui, ăștia sunt, ăștia sunt trași în unt. Da, și am mai mâncat odată tot cu grupul, săptămâna trecută. Zi, chifteluțe de pește. Nu, am fost la restaurantul Garlic. Garlic. Care are și niște gustări minunate, printre care icre splendide. Da. Are și niște brânză în ulei de măsline.
Unde e peștele? Peștele este în farfurie, da, și sunt, e zărgan mic. Zărgan. Zărgan mic. E opus verde? Îi tai, îi tai capul, îi tai coada și mănânci restul. Și mănânci centru așa, da, și cu așa verde la coloană. Când nu ești obișnuit, te crispezi un pic pentru că seamănă cu un pui de crocodil, da, de ceva, nu știu de care. Da, cu gura aia deschisă, așa zici că stă să te muște. Știi ce zic ceilalți pești când mănâncă zărganul? Mm. Nu? Că e gata cu salată, știi? Da, 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 da. Ce ai făcut, mai mâncat verde? Mm. E, da, bun zărganul ăla. Foarte bun. Dar un pic dificultate la mâncat, am impresia că are niște oase, nu? N-am simțit. Nu? N-ai simțit, probabil că era mic. Cei mai buni pești din viața mea am mâncat în Brazilia. Da, mai eu spun, care, când era astea, cu chefal, cu lufar, cu calcan. Așa, cu dar alea, că să numeau în braziliană, cum ar fi, în portugheză. erau pirarucu și nu mai știu cum. Băi, zici că mănânci pui, chestii din alea, dar în Amazon crezi tot felul de nebunie, așa. Da, 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 da. Îi mănânci pește din ăla de nebunești. Ne-au dus unii, la un moment dat, o tavă așa cu un pește mare, era pește pentru doi. Dacă tot l-au prins, ei nu-l fac bucăți. Ți-l dau așa, da, 3 kg cu niște roșii astea. Mănânci și plângi, mănânci. Și poți zici, tu te alinți când zici că e pește, știi? Adică zici, m-am luat un pește aici. Nu, realitatea este un porc de Amazon care are cam aceleași proprietăți, doar că trăiește în apă. Da, și nu are șorici. Da. Și pirania, să știi că se mănâncă. Se mănâncă, se mănâncă dacă pirania, nu te mănâncă. Da. Dacă nu te mănâncă, ci că iese un fel de ciorbă, nu, cine știe cum, dar o mănâncă oamenii pe acolo. Foarte interesant. Și mai place doradă? Da, da. Nu știi că și lup de mare... Asta, acum am mâncat la, da, și la Bellini și la Unicovero. Iau acolo, cum îl fac în 4 feluri, da, da, lupul de mare la, la Unico, căci și-am fost și acolo. Și bibanul ăsta de... Atât. Da, da, da. Deci chiar am mâncat pește mult în ultimele luni. Yeah. Dar valabil rămâne și carasul copilăriei, cel mai greu de mâncat pește din lume, din cauza oaselor. Da, asta e, aici e complicat. Trebuie să, trebuie să fii sătul. Și la sfârșit cere un caras, pentru că știi că acolo poți să stai. Îndemânatic. Da, că acolo rămâi toată seara să vezi bine și aia se potrivește bine la vorba aia, pește, mămăligă, prăpădește, că la caras poți să mănânci o mămăligă întreagă cu usturoi. Dacă ai diabet, da, nu poți să mănânci o mămăligă întreagă. Nu poți să mănânci nici 100 grame. Da. Dar vedeți, dacă luați mămăligă, 100 de grame de mămăligă, 400 și ceva de calorii. Întristează-i pe toți. Da. Păi da, cum? N-am să sufere și alții. N-am știut toată viața mea. Păi și mămăligă e atât de bună. Da, știu. Mamă, da. Dar și dacă mănânci mult, îți rămâne pentru o zi întreagă, da. Un păstrăv, uite acum ai poftă de un păstrăv. Am mâncat la Vatra, n-am fost cu tine? Ba da. Și cu Daniel? Și cu Iuliana. Exact. Ah, da, după lectura. Am fost cu multă lume. Da, 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 da. Sigur, așa e. Și a fost păstrăv bun. Au fost câțiva care au mâncat pește atunci. Da, da, cu legume, din păcate, nu, da, cu mămăligă. Da, da. N-am mai mâncat la Vatra, da, acum vreo 4 ore. Da, asta vreau să zic. Da, de asta vrești. Când n-am mai mâncat la Vatra... Este, da, că când intră acolo zici că e membru fondator. A, da, masa, da, da, trecul la întreținere acolo, da. Și asta e culmea, că într-o cârciumă, adică el nici nu bea, asta e problema. Da. Și într-o cârciumă să fii membru fondator fără să bei. Membru fondator abstinent. Da, e o performanță, că ăștia îi primesc pe oamenii care mai beau un șpriț. Aia sunt veselia. Aduc clienți care beau. Da. Am această calitate. Dar nu vine Paștele. Și de Paște ce? O să am voie un pahar, am dezlegare la un pahar, mi-a spus medicul. Dezlegarea e la pește, nu la pahar, nu știu cine te-a. La unie și la pahar. Da? Mm-hmm. Da. La unie și la sticlă. Știu, nu, n-am ajuns acolo. N-am băut o sticlă de vin de când eram mic. Și, da, n-am, deci după, dacă beau 3 pahare, sunt turmentat încă o zi după, da. Te întreb cu cine votezi. Da. Dar pentru asta nu trebuie să fii neapărat turmentat. Nu mai duci. Nu mai duc, nu știu de ce. Am văzut o întâmplare între două celebrități ale zilei la radio, așa, nu zic cine, că era o discuție super privată, dar oamenii vorbeau despre cum... băuseră, mă rog, unul dintre ei, povestea celălalt, că împreună cu un amic băuse 7 sticle de vin. Au. Și eu am zis, Doamne, frește, deci cred că mor. Deci să danuș, așa. Da. Una. Da. Deci nu mai... Da. Da. Nu mai poți, gata. Nu mai beu, așa. S-a gripat motorul. Așa, da, social. Cum da, social, da. Te uiți, le-ar, mai tragi, mai povestești la oameni, știți, vinul, aroma, buchetul.
Of, Doamne, băi, și fish fingers rămân, da, să dea, da, Dumnezeu sănătate cu ei, a inventat o cutie, dar am impresia că au pe smet și alte prostii. Au, au, eu n-am voie așa ceva decât nu poți să scobești prin... Ei, el? Nu, e disgracia asta. Să... care-i hazul? Da. Să iei piele să le jupoi. Și rău e doar cu peștele ăla mic acolo. Nu, da. Da. Mai bine nu, mai bine mă abțin cu demnitate. Da. Ok. Gata, vrei să terminăm. Și hamsi. Bă, și hamsi. S-a mâncat la garlic la ultima masă. Face așa o de-asta mare de hamsi. Da, și la tirina. Și cu usturoi. Da. Da. Pui o maoligă alături. Deja. Mă rog, te uiți la interdicții, da. Și o desenez. Da. Și mănânci hamsi din alea așa, mm-hmm, și cumpăr de vin, da, alb. Știu. Ăla-i viitorul, prieten. Da. Atât am avut pentru astăzi. Mergem să mâncăm. Pești. Da, venim noi și data viitoare. Ce să... Okay. La care o conservă de ton. Acolo, da. Am făcut într-o zi o salată de ton. M-am uitat așa la ea și am zis... Hai că pun și niște... Am mai pus și niște șuncă, am mai pus și niște... Și trei sarmale ca să nu se mai vadă. Exact, da. Și am zis, bă, uite, o salată de ton, da, bună. Da, da. Că tu nu face muzică. Radu Paraschivescu. Cătălin Striblea. Spor la treabă. Vorbitorincii. Un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea.